Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Prepar textele pentru invitații noștri de astăzi. Sunt noul cuplu Stan. Nu sunt Stan și Bran, sunt noul cuplu al comediei românești. Mă sună de pe drum că întârzie 5 minute. Până atunci noi dăm drumul la podcast. Lucru simplu, a început. E decembrie, e sărbătoare. Zile, frate! Vrei roșu sau auriu? Roșu. Bun. Roșu alb, că eu sunt cu Dinamo. Eu vreau auriu, vezi cu băieții aia, cu țan-țan, țan-țan, țan-țan. Zici că vine capra. Vă dau cu tot din asta așa și o să vă explic imediat. O să țin așa. Pentru că este ediția specială cu mascote. Iar-i vară, iar-i seară, iar-o vreau amu. Iar-i noapte, iar mă poartă, iar la ea mă duc. Pentru că voi o să împodobiți bradul, de fapt. Că noi avem un brad, dar nu l-am împodobit pe toți. Și vă lăsăm pe voi. Ce drăguț, ce tare. Și o să fiu Irina Login. Poți să încep de acum. Mary, ciocu, vină încoace. Cu ce vrei să cânt? Hai, Irina, hai Fuego la podcast. Hai să mergem. Ce minunată ești, Valea Brahovei. Ia că mă sună copii. Îi sună telefonul, se dă mare că ascultă clasică. Nu știu cine mă sună, dar... Horia. Oare? Te cău. Așa. Mai, mai. Nu, bună. Să veni la academie. Bine m-am găsit. Bună ziua. Acum facem o bucasă așa să spuneți ce ați vrea de băut. Apă, cafea, ceai, pălincă, vin. Cafea ca să fim ca Horia. Să avem energie și cu niște ayahuasca ca da, să avem creativitate la maxim. Touch me so easy to leave me. Ok, atunci o să sun și un șaman și rezolv situația. Avem noi, hoi, după mine. Hei! Aoleu, eu trebuie să-ți cânta? Mamă, cuvântul academie cu noi, Gică, nu se potrivește deloc. Cum mă nu? Academie? Da cum? La ce academie ai fost tu vreodată? Eu am vrut la aia de poliție, dar atunci păi s-a oprit la stadiul de vis. Păi uite la corpul meu. Păi și? Corpul te recomandă ca polițist român. Uită-te la mine. Întotdeauna. Bă, și dacă vrea să mă bea pe mine, ce fac, mă? A, și cu căldură, e academie de-aia, cu căldură. Și acum cobor. Și acum din nou coborâm. Mamă, e labirint. E un escape room aici? Da. Adică noi va trebui să găsim soluții de a ieși, nu? Să sărim capra. Soluția e să găsiți pe Horia. A, de ce? Tot expres. Da, așa, jingle... Dragi domnilor, bună, bine am găsit! Jingle Bells! Propune Marius Jingle Bells! Dacă ai niște faian să-ți construiesc, trebuie să-mi construiesc o baie acum. Chiar am că și-o construiesc casa, așa că pot să... Bine. 2, 3 și... Da. Am venit de vreme ca din America. Știu. Noi venim de vreme, asta e acasă. Vreau să vă văd punând astea acolo. Dați-le de pe voi și puneți-le acolo. Stai să dați de jos, stai că deja m-am prins. Stai că e melodia perfectă pentru noi, ca Stan și Bran. Așa. Deja sunt Stan și Bran. Stai mă să te dezbraci, mă, stai mă să te dezbraci. Ok, gata, mă atinge, mă atinge, ok. Stai să te dezbraci. Ai grijă cu unde îți place, îți place. O, doamne, stai că am reacții în corp acum. E de la răceală. Iată că mă dezbrac și iată că mă dezbrac. Lasă să te dezbraci. Termină. N-am putut să-l modobesc bradul pentru că, băi, a stat în America? Nu, băi, bă, treceți imediat. Nu vă e rușine să stați în America. Să stați. Stai, mă, stai așa. Mamă, chiar? Uite așa, ca la pescuit, chiar deci. Cred că-i pufularul, că l-a dezbrăcat așa. Dar trebuie să ne promiți că... Ia uite. De la băieții aia, după care le-am luat. Și... Am amul ăsta. Cine pune fundița? Era mișto să-l scăpăm, era mișto să cadă brad. Și a doua condiție, tot eu? Nu, ai luat curaj. Cred că asta, nu, cred că asta se pune pur și simplu
Da, dar nu cred că are o agățătoare. Pur și simplu, o lași în cred că doar îi punem ca pe papion. Ultima beteală. Ultima beteală, dar nu cea din urmă, aici. Beteala finală, gata. Așa. Ce bine! Bravo! Am împotrivit Radu! Am învins! Am învins! Bravo, fraților! Ce frumos e când bărbații mod aventuratul fără femei. E minunat! Nu e cu ceartă! Oh, da, chiar! Vă rog frumos, chiar acum hainele voastre sunt pe... La portbagaj! Sunt licitate! Licitatul! Cine să le ia? Pe de la 60 de bani! Băi, frate. Iartă-mă. E superb. Băi, da, a ieșit chiar... Botezatul, dacă-l vede, nebunește. E cel mai frumos. Nu e așa că e cel mai frumos? E superb, e absolut superb. Ai, Doamne, Horia, ți-ai mai făcut o băutură cu tine? Din categorie, ce băutură ți-ai mai făcut, Horia? Nu te lega de etichetările greșite de la Aqua Carpatica. Eu nu sunt doar prezentatorul de la Robingo, eu și... Tu știi că eu... Voi știți că... Noi știm. Voi știți că eu vreau să mă fac stand-upper? Ai, lasă-mă. De când voi știți că... Voi știți că eu... mă gândesc ușor, ușor să, pe lângă muzică, să fac glume, eu le fac, dar eu mă bazez pe ele doar acolo, nu mi le scriu. Și am zis, dom'le, eu am văzut asta la spectacole internaționale, ei au orice cuvânt, orice din public, din, schiță rostită, înțelegi? Da. Eu zic, cine e în sală? De exemplu, la ultima sală a Palatului a avut Horia Muculescu, mă duc lângă el. Și eu la biletomul, după ce am... Hai te frumezi, maestre, mă bucur că... Ce a zis? Ce am zis în sală? A rămas uimit de toate întâmplările de acolo. Deci asta vreau să vă spun, că mi se pare senzațional și eu lupt de fiecare dată. Cred că e ca un fel de... ca un fel de... ziua cârtisei la mine. Fiecare om care vine zic, auzi, dar nu vrei să gânzi? La care el trebuie să mă întrebe, auzi, dar tu nu vrei să glumești? Adică și pe, cred că și pe micuțul l-am întrebat, pentru că el își pune aia cu, intra cu niște melodii, da. Pârcălab intră cu niște melodii. Bă, da, cum ar fi să intru și eu cu o poantă? Să nu mai intru cum... Deci, eu cred că ne aflăm foarte aproape unii de alții. De aceea, astăzi vreau să cântați voi. Deci de-i toată introducerea asta frumoasă, ca să ne facă să cântăm. Termină. Dar te-am văzut la sala Palatului și cu Anisia, că ai avut un întreg moment. Deci, cine e în sală, am întrebat? Adică e păcat să nu fructifici. Cine e în sală? Anisia. Gafton e în sală? Da. M-am dus în oglindă. Eu vreau să intru. M-am dus în oglindă, m-am aranjat și am zis... Anisia, ești a mea. Și mi-am făcut un loc special în care, după o melodie, cobor în public și am dat pe Anisia. Numai că ea a făcut la săriți de pe fix cu mine un moment în care era, ea dorea prosopul meu, acolo la planul ăla înclinat. Da, l-am văzut, da. S-a dus către mine și eu nu mai puteam să, pentru că ea făcea not, o ținea drăcea, cred că o ținea în brațe, sau ghimișii, o ținea în brațe, ea făcea cu un not acolo în imponderabilitate și a zis, vreau prosopul! Anisia, pentru tine, prosopul. Și l-a câștigat. A câștigat mai mult decât de atât. Și câte femei n-au mai câștigat prosopul? Marica știe. Hai, avem... stai puțin. Avem niște râsete, drog mult de tot. Cum? Da. Exact ca ale noastre de obicei. Altele ai? Adică niște râsete, cum zic? Din suflet. Să pară naturale, nu AI. De așa. Asta de altă inteligență. Da. Deci? Asta e, că asta, 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 asta. Noi le știm. Noi de la umor. Că nu mai râde nimeni în sală de mult. Nu cred, mă. Dacă zic. Nu cred. Eu deja îmi fac pauzele când merg și fac un moment acolo. Aici o să intre la montaj. Atât de tare dorm oamenii din public acolo și aștept așa. Și acum aia, punchline-ul și e. Da. Le mai dă indicații. Eu cred că la umor, eu cred că voi cei care veniți și acum o faceți un punct de autor, vorba aia că sunteți versați, sunteți cunoscuți pe piață. Râzete? Vorba aia. Așa, nu, 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 nu
Okay. E bună, e bună. Eu ți-am zis, mă apropii. La final treceți voi aici. Eu cred că trebuie să înceapă cu voi ca să le ia lumea un start sigur, că da, sănătos. Și după aceea, ce mai vine? Vine o care se dezbracă. Știi? Da, de regulă, în stand-up, că tot vrei să te apuci, trebuie să venim și cu informație pentru oameni. Ai nevoie de un opener. Nu neapărat că ar fi mai slab sau ceva. Deci, opener. Opener. Întotdeauna opener, da? Deschizător. E nevoie de cineva care să-i încălzească. Pentru că la început oamenii, cel puțin în sală, își mai așează geaca, îi mai mănâncă pe la picior, mai au o rudă care stă la popcorn. Și e cineva care trebuie să încaseze un filtru, care încasează momentele. Dar vezi că ia și un milion. Adică... 100 de lei, dar bine, cel mai bine plătit. E bine, aduc-te rog cafelele. Aduc-te rog cafelele, că băieții n-au băut nimic de dimineață. Nimic. Și o să vă rog să-ți poate și la valiere. Să rămână mult. Gata? Îl trag. Mamă, da, băi, dar ce... Băi, fii atent. Noi deja ne permitem pentru că am mai lucrat împreună. Să vezi cum au vorbit afară între ei, Doamne, erau... Nici nu băgam în seamă. Scuze-mă. Văd gelozie? Nu, nici eu pe George, Doamne ferește, niciodată. Eu? Deloc. Nu. Deloc. Doar la avuții. Eu doar la avere, dacă e ceva acolo, sunt gelos. Da. Știu pe generalul Averescu. Bună, notează-o, orice. Bă, dar ce opener? Cum trebuie să fie openerul? Slab. Să fie contrastul cu tine. Întotdeauna sfatul nostru este să ții un opener slab, pentru că dacă e un opener bun... Da. Și tu ești în testarea materialului. E de rău, crede-mă, am trecut prin asta. Știi cum e când o femeie frumoasă umblă cu prietene mai urâte decât ea, ca să iasă în evidență cel mai tare. Ceva de genul poți să încerci chestia asta. Da, prietenele alea mai nu există mai urâte. Femei mai puțin frumoase, mai te îngropi. Nu, scuze-mă, dar mai intelectual. Scuze-mă, dar alte calități. Scuze-mă, dar te-ai schimbat. De la răceală. Am devenit superficial. Deci, din punctul de vedere al lui Ionuț, fiecare femeie este frumoasă. Da, da. Asta cu excepția. Cu excepția. Am eu niște nume aici. Să nu le luăm numele în deșert. Am din politică, dar nu. Hai că nu, dar în preierie se poate. Da. Notează și pe asta. Aș vrea să vă spun că, într-adevăr, ai dreptate. Un deschizător de drumuri este foarte important. Mai ales că eu am făcut greșeala ca la Sala Palatului niciodată să n-ai deschizător. Niciodată să n-am un ceva de încălzire, astfel încât din prima eu trebuie să încălzesc lumea. Ca atare eu mă... Da și bani. Acesta a fost podcastul nostru. A fost un podcast curt, cât o cafea, o gură de... Cât ai? Și că... Cum ți s-a părut podcastul Brânciu? Ristretto, așa. Ristretto, da, scurt. Și l-am dat pe gâșigat. Da. Deci eu i-am zis, bă, pis afară, dar nu înțeleg de ce. Dar așa vreau să fac. Da. Adică... Și nu sunt obișnuite chestiile astea, doamnă. Și primul exemplu l-am luat de la Robbie Williams, care l-a invitat pe un tip, ăla care a jucat în... într-un film, mă rog, nu contează, pe la începuturi, cu Julia Roberts și cu nu știu cine, în care... Ladies and gentlemen, right now, Robbie Williams! S-a intrat el. Nice. O singură dată am luat cu Răzvan și Dani, în 2015. Ah, țin minte, da. Nu am avut buget pentru ei, dar asta, fii atent aici, asta... Dar de noi ai, să... dacă... Oricând e, crede-mă. Pe 2,5 milioane. Crede-mă, doza aia face minuni. 2,5 milioane. Așteptamilor, anul viitor, cel care împărțise jumate. Dar normal, dar noi așa bem. George Tănase și Ionuț Rusu, anul viitor, în noiembrie, vor deschide printr-un flic-flac și cu un triplu tuluc-tuluc, cum îi zice, vor deschide Sala Palatului. Da, gata, am reușit. Și așa biletul nu prinde niciodată. Adică nu... Dar nu te întorci rămâni după aia. Nu, să nu-mi au vorbe după aia. Ok. Să nu vedem. Bun, fii de aici. Să nu vă panichea că fără. Bun. Eu mă ascund după pomul de Crăciun pe care tocmai l-ați împodobit. Ești optimist. Împodobit. Ai niște huă? Scuze-mă, huă? Ai niște huă? Huă? Asta e de-ai umor. Public de-ai umor. Suna ursă aici. Ok, am înțeles, am ales motorul. Deci...
Deci, e o vacă motorizată. Eu mă ascund după copac, încerc să mă ascund după copac, iar voi faceți introducerea pe care, așa, spontan, o faceți acum pentru intrarea mea de la sala aparatului de anul viitor. Hai, hai pe Răzvan și Danic. Foarte bun. Tuturor. Mulțumesc. Pe noi înșine și unii pe alții. Și atunci Horia Brenciu a intrat în... în Cana Galilei. A intrat în sala Palatului. Și a zis: fiule, alături de cei doi comedianți. Aproape comedii. Unde este râsul pe buzele tuturor? Și Anisia din sală: Doamne, ești! Să intre Anisia, doamnă și domnilor. Aoleu, doamne. Ne distrăm, că dacă... Categoric, mai ales că astăzi vom face și eu un eveniment special. Dragii mei, acum la jumătatea podcastului, să vă spunem cine a venit la noi, doi prieteni de-ai noștri, refăcuți după melodii de-astea mai... De jale. Cum să spun... De la din, nu pancentru englez, ultimul mohican la final. Puțină disperare, dar un pic de speranță. Pune mai multă speranță, te rog. Până la 200 de lei. Perfect. Condos reîntorsos dopos una aventuras de Dios grandes, de zile mari, ca să nu mai așa. Am crezut că de 10 zile, carta asta. Una perecheas humorísticas dopos humorísticas una perecheas unidas juntos ganamos juntos nuestro juntos ganamos juntos erentorsasas e con sequeles o poquito sequeles ma grande expectaciones de la vida. Bienvenido. Muchas gracias, señor Joya. Señor, bien gracias. Estamos muy felices que... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oh, 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 oh. ¡Feliz Navidad! ¡Prospero años y felicidad! ¡Everybody! Go. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Prospero años y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of Șerbane, vreau să-mi bagi ălea pe care le iau numai eu, aplauzele alea de la sala Palatului. Nu. Alele mele înregistrate. De la sala Palatului. Hai, soacre! Nu de la ultima nuntă, de la sala Palatului. Frumos! Cineva din suflet? Să fluiere ca Sonia Simionova aici. Da. Incredibil, e a doua femeie pe care o văd fluierând ca Sonia Simionova. Bravo. Tot da. Respect. Simionov? Da. Sonia Simionova a fost colega noastră. Da. Războinica. Războinica. Sonia. Ca să înțelegi cum stăm. Periculoasă rău. Sonia. Uzi femeie. Te iubim, Sonia. Știm că ne găsești aici. E afară cu dronă, da? Și o pilotează de mine. Ești acum! Știți foarte bine, în 1993 s-a născut un mit. Iartă-mă că fac niște paralele. O să te prinzi ulterior de ce. Așadar, 25 aprilie, o dată cunoscută, este a doua, ca 1 decembrie și 25 aprilie, 93, atunci când subsemnatul se îndrepta către Costinești să...
alege calea succesului, atunci se năștea și George Tănase. În comuna... Turcoaia. Bă, bravo! Că eram acolo. Din județul... Eu aveam un an deja. Județul... Tulcea. Actor, comedie, stand-upper, prezentator, rapidist din 2003. Da. Pe de departe, un an înainte, dându-i un imbold lui George, născut pe 15 mai, practic mai-aprilie, urmează să faceți trio în iunie. Tauri, da. Tauri de... Mai dă mâna cu taur o dată, doar așa? În zona Harghitei, omul căruia nu este frică de obstacole, dar frică șerps, mare șerps. De aceea niciodată invitatul nostru nu a urmărit Cărțile Junglei, pentru că acolo este șarpele calde care nu vrea să se apropie. Comediantul care a avut primul spectacol de stand-up la Craiova. Wow, de unde știi asta? Eu mi-am amintit acum două zile. Și mi-a zis și mie, nu știam. Eu spun sloganul și tu să-ți dai seama ce entitate, ce instituție din România. Noi știm tot. Despre ce instituție vorbesc? Da, știi că era poanta aia că a, plouă, de unde îți dai seama? Da, da. Excelent, nu știam. Da, nu erau trese. Nu știți milițienii dinainte. Erau niște chestii de tablă pe care acoperi și casei la fel. Ploua. Deci nu erau trese clasice? Nu erau trese, erau tutu. Ceva plouă afară, prin cauza tablagii, știi? Nu erau tablagie. Ah, tablagii, cât de asta le se zice, no, tablagii. Atenție, voi stați aici, campionul antitră mondial, un fel de Ron O'Sullivan în snooker. Ah, eu sunt la table. Da? Bă, ok, ai table acum aici? Te bați cu domnul Cusurcă. Copii. Hai să stabilim. Niște regi. Eu am niște ani în plus de table. Acum, voi vă refer, mă refer la ce vreți voi. Așa. Mare tablagiuria. Am uit să-i vorbit. Eu am cu tablele. Și ca să închei, și omul care devine rapidist chiar din 2023 de la podcastul ăsta, astăzi e botezul lui Ionuț Rusu! Ionuțe, tate! Asta ți-ți stat așa tare să vin? Ești arăt mai bine ca Bradul l-am podobit, jur dacă nu. La Brad mă pot uita, nu? Dar, băi, ce bine stă! Doamne! Simți ani? Simți 100 de ani pe umerii tăi? Da, simt că am 100 de ani, că așa mă simt în suflet. Nu. Eu sunt cu alb roșu, cu astea sunt, îmi pare rău. Cu aqua carpatica, eu țin cu ei. Ieși afară, ieși afară. Și vreți să spuneți aia cu ordinară? Cu J, vreți să ziceți? Te iubești rapid. George. Fiind în apropierea Crăciunului, de ce să nu fim împăciuitori și generoși unii ca altul? Chiar dacă scorul este 2-1 la această masă, mulțumesc, Marius, noi primim lângă noi un fiu rătăcitor. Cazuri speciale. Voucherele la Techir Girl sunt chiar aici. Dar dincolo de asta, vă atrag atenția că Ionuț Rusu este dinamovist. Noi îl iubim așa cum e. Cu acest pentru donații. Teledonul nostru este o cauză. O cauză specială întotdeauna ne... Ia! Dinamo! Tu! Dinamo! Băi! Demisia! 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 Păi și-a dat-o, gata, și-a dat-o. Indiferent de rezultat, Dinamo e echilibrat! Cum e Dinamo? Libertate pentru suporteri! Păi, nu e cafea mai Ionuț. Eu o să văd ce gust bogat, știi că... Mi se pare că mai am orgășterie răcită de când s-a născut. Care un guturai mereu e răgușit. Ce gust. Este atât de bine. Este totul atât de bine. Iar în momentul... Alex Bogdan, care are o relație specială cu Maia, de fiecare dată era puțin mai... Ducea puțin mai departe toată asta. Exact. Nu făcea zotă voce. Își permite. Noi lucrăm încă la nivelul mai mic. Noi suntem mai jos un pic. O primă întrebare, iartă-mă că ce adresez e personal. Dar nu-l ține așa, mai bine dacă-l țin eu. Ia, ține-l tu. Cum s-a întâmplat? Deci fii atent aici. Mie mi-a venit ideea invitării voastre din momentul în care amândoi ați apărut la rapid, pe teren. Și... Aaaa! Păi, tu cum ai... Băi,
Să știi că acel comedian din tine nu te scutește de faptul că ai apărut la Rapid acest Bergodi și acest Șucu. Ba da, pentru că eu impersonam, eu un actor, adevărat. Motivațional 1, un actor adevărat. Ia zi, 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 zi. Care pleacă imediat ce meciul va lua sfârșit. Băi, fii atent. A fost super. Deci, eu mă uit la el. Băi, uite-mă pe Ionuț, bravo, mă, asta e, mă. Băi, ce. Așa trebuie să încheiem anul. Rapid la 100 de ani și rapid la Crăciun în 100. Adică, da. Ionuț. O bucurie. Suntem peste tot. Sunt bolnav. Am mirosit el ceva. A zis... Ia. Și s-a dus acasă, știi ce a făcut? Loviți-mă cu ce puteți mai tare ca să văd cât rezist la durere. Dăm gripa roșie. Dăm spaniolă. Pe care oare și echipa. Red White Crew. Red White e cu bine cunoscută. Deci asta ai făcut-o acasă. Da, da. Practic a fost tot o manevră. Uite. Uite, ca să facem politically corect, noi acum... Te lăsăm să spui, atenție, dar spui cuvinte controlate, pentru că avem exact... Mulțumesc! Exact acum este o mină antipersonală. Și ce? Nu, ci că o mină impersonală. Când te-ai îndrăgostit tu de Dinamo? Uite, culmea, m-am îndrăgostit datorită lui taică-meu, care-i... jignea, să zic așa. Pentru că taică-mi venea acasă mereu nervos. Mă, băgăm, ești picioare, trebuie să dau bani la ăștia. Băi, cum trebuie să dau bani? A, făcea pariul. Și taică-mi fiind polițist. A. Până... Retrag tot cu poliția din aici. era gambler. Cu băgărele taică. Nu, ei, poliția trebuia să dea o cotizație la un moment dat. Până în 2000, sau nu mai știu cât a fost. Extraordinar, nu știam asta. Da. La noi se mergea pe suflet. Continuă. Și pe iubire necondiționată. Că n-au lucrat la CFR ai voștri. Da. Și dădea bani și se tot plângea acasă. Zic, dar de ce te plângi? De tâmpiți ăia, trebuie să le dau bani, nu joacă nimic. El le ține cu ei, știi? Și atunci am zis, bă, o să țin și eu cu ei. Dar e cu Craiova, da. Înțelegi? Cu una din ele. Bună, cu care ai ținat dragă? Cu aia adevărată. Da, cu aia reală. Extraordinar. Și tu... Și acolo am prins microbul. Ar zice un regizor un fel de contra-amploa. Da, contra-amploa. Și că nu, iubesc America, mă duc în China. Exact. Ceva de genul ăsta ai fost și tu. În genul ăsta. Deci eu, practic, bazat pe furia lui taică-miu și pe antipatia lui, am început să simpatizez ceva. E un sindrom lui Oedip pe tată aici. E ceva adânc. Uite, tată, ți-arăt eu cum se face, ți-arăt eu ce echipă mare va deveni Dinamo. Incest fotbalistic. 2023. Acum țin continuare cu... Din păcate, Dar te-ai dus la meci în ultima perioadă? Sau ești cumva de ăsta? Da. Am fost... Obligat de emisiune. Noi avem o emisiune și am fost la cele mai multe ale lui Dinamo, dintre toate. Toate înfrângeri, bineînțeles că, na, e Dinamo. Dar am fost chiar acum cu FCSB la ultimul. Auzi, crezi că Dinamo este mitul lui Sisif? Adică nu va reuși niciodată. Sper că nu. Nu, că a venit acum... Am văzut o față... A venit antrenorul ăsta care are fața de dur. Are fața de dur. Știi, când ai ciupitul pe față, e clar că ești un om. Serios, n-am avut niciun om cu ciupit să fie blând. Și asta are nevoie. Simeone. Simeone, da. Da, și să zic, Bergodi zici că nu. Adică el ce fa... Dacă n-are ciupit, nu. Bă, dar ce treabă, ciupit, ok? Mai ușor să antreneze, nu să te ciupești pe față. E ușor. O pierdut cu Cluj. Pentru că e blând. E prea... E moale. Am vorbit cu Baesi, Signore Bergodi, si. Bună benvenido a nostra podcasto. Che successo a Botoșani? E molta ceață? Molto ceață, care a încurcat-o pe Baesi și a fost câțiva care au avut probleme, că a făcut un tatuaj nou aici pe mână și s-a iritat. Che cosa significa tatuajo? No, e con grande Dio, no, de Dio no gioca la Rapid, gioca la FCSB, Dio lo è con Rapido. Sfinzi sei pomenime. Signor Bergodi, io e un amico di mio, Giorgio Tanase. Sì. Tanase, dacă se întâmplă ceva, rupe la oase la noastră. Ah, sì, certo, dai che... Cine este Tanase? Este frate cu Tanaka. Este cu un indian vestit. Ah, cu și Tanata. Tanase, vai, cu Tanata. Cât vorbeam de ciupit, da? Cu Tanata.
Bun, acum trecem la concursul emisiunii, doamnelor și domnilor, pentru că voi afișa acum. Cine câștigă primește, bineînțeles, un cadou. Nu știu, vine de undeva de un cadou, vă descurcați, nu mă interesează. Acțiuni la Dinamo. Că-s ieftine. Asta nu-i cadou, bă. Asta nu-i cadou. Toate acțiunile la Dinamo. Pe nimica toată. Chiar acum, fiți pregătiți, pentru că vine Vieni qua. Din păcate, telefonul meu nu mă ascultă de mult timp. Așa. Vă rog frumos să-mi spuneți. Dime, cine este aici? Ai zis după ce recunoști. Deci după cordon umbilical. No. Unde mă, că e jos cordonul? Bun, fii atent. Că se vede că iese din fund la tine. Un cordon stronzo. Un cordon. Asta e al tău. Deci, iertați-mă, dar asta e o poză. Prima dată când am primit pozele, am zis... No. Alo? Apropo, Andreea a găsit pozele. Și doar trebuie Andrei. Andreea, iartă-mă că te-am dat. Cine e exact? Că nu pot să-mi dau seama. Primul cont de pe OnlyFans. Eu am deschis OnlyFans. E clar, este omul pe care l-am întâlnit de foarte multe ori, și aici aș vrea să fii foarte atent, l-am întâlnit de foarte multe ori în diverse circumstanțe. Și băi, deci, vestimentația întotdeauna, Gică, dacă știu ceva, știu pe vestimentație. Deci, da, băi, frate, fii-am de aici. Adidas și cu costumul popular întotdeauna au rupt. Și ciorapii care flașca nu-l nipesc, dar e super. Deci fii-am de aici. Eu am avut o părere despre George. După acest chestie, am mai descoperit-o pe asta. Ia. Care din nou la microfon. Băi, frate, artist de mic. Bine, dar... Scuze-mă, pe vremea aia nu te văd spunând glume la microfon. Mai degrabă ai cântat la microfon. Te rog frumos acum, în fața tuturor, îmi spui ce ai cântat în cele două ipostaze, pe care una populară, clar. Nu, din ce mi-amintesc, am cântat Vulpe, tu mi-ai furat gâsca. Asta mi-amintesc. Dar am cântat-o un pic ca pe stadion, așa, pentru că eu urlam la microfon. Al lui Marele Celibidache, Vulpe, tu mi-ai furat gâsca. 5-6 ani, ceva de genul. 1999. Horia Brenciu prezenta mai era un album acolo. Prezenta Sarabanda. Care s-a lansat în 99, odată cu surprize. Deci... cred că e prima amintire cu mine la TV, ești tu, serios. Adică, prima mea amintire despre televizor. Nu e compliment, frate, cum să nu fie compliment? Ce să vorbesc eu cu ei? Ei la mădurea. Nu e compliment. Este adevăr istoric. E o pagină oficială. S-ar bise getuza. E Costache ureche aici. Și prea de la lume Brenciu. Căderea Babilonului a Constantinopolului. Și acum, parcă, Napoleon. Adică ăstea sunt trei. Un pic, 20 de ani Napoleon pe lângă care era. Tu faci legătura clar dintre regii. Dar e în Luvru, am văzut că e în Luvru asta. Ai fost în Luvru și era E în lucru, nu Luvru. În lucru. Nu știe să citească. Am zis, ok, nu, nu. Facem bine. Bun, fii de aici. Așa. Cum m-ai văzut prima dată? Ai deschis televizorul, aveai 6 ani și m-ai văzut la televizor. Cum m-ai văzut, mă? Nu, fii atent aici. Prima declarație am primit-o cu ani în urmă de la Răzvan, de la Dani, care era în Rășița, și la un dat au pus puși acolo, ia stați amândoi aici, după ce au furat niște gogoși de la vecin, îți explică prin Rășița pe acolo, și maică-sa lui Dani a spus, uitați-vă la televizor! Uite un bărbat frumos! Uite un bărbat! Asta din declarațiile lui. Și de fiecare dată acum, este o altă parte a drumului meu în viață, în care aud ce îi spuneam eu pe vremuri lui Florin Piersic, că eu m-am născut cu el și mărgelatul și așa mai departe. Nu mai spune domnul. Spune-mi Florin. Așa spun și eu. Nu mai... Spune-mi domnul Horia. Deci fii atent. Spune-mi Sire și gata. Hai să... Majestate! N-am auzit. Sile! Sile! Nu chile, sile! Sile! Deci asta vreau să... Chiar sunt curios. Ai avut o reacție... Am avut enterocolită. A fost primul bărbat
Nu se uită niciodată. Eu cu imaginea aia încă mai... Și acum când apare Mădălina Ghirea, du-te de aici, când apare Brânciu. Bine, Horiac. Deci mi se pare... Nu, țin minte că era primul televizor mai modern pe care l-au luat ai mei în Philips. Cu ocazia asta, dacă se uită cineva de la Philips, poate... Prietenii noștri de la... Nu, primul televizor cu teletext. Și, teletextul! Și ai mei se uitau, da, se uitau la emisiunea. Extraordinar. Se uitau. Eu nu teletextul. Ai înseamnă că sunt niște oameni speciali. Sunt niște oameni foarte inteligenți. Pentru că Sarabanda nu era atunci pe vremea respectivă și toate alea, în perioada am prezentat Tip Top Mini Top, Sarabanda și culminând cu plecarea mea de la TVR, dar înainte să plec la TVR la Neața, am prezentat Teleorobingo Show. Eu prima dată am auzit. Eu acolo înțelegeam deja. Da, da, da. Acolo apărea Nicoleta Luciu. Da, nu m-a interesat pentru tine, mă uitam. Eu prima dată m-am îndrăgostit de vocea lui Horia. Nu știu dacă îți mai și sigur îți amintești, Aladdin. Da, Aladdin. Aladdin, el cânta și eu am cântat, mulți ani am imitat vocea aia. Știi, cel puțin refrenul. Sunt zile și nopți de foc arzător. Era așa, tărâmul arab, pământ fermecat, te va întâmpina. Ceva de genul, era... De asta nu trebuia să mă nască în aceeași perioadă cu George, pentru că ea de la Disney ziceau, îl vrem pe George Tănase. Îl vrem pe băiatul ăsta mai ieftin. Deci care-s prețurile? Așa, vrem aici. Deci... Atunci am asociat, eu tu l-ai asociat cu bărbăți. Și Răzvan și Dani vorbeau. Eu, aia a fost vocea de bărbat în capul meu. Așa trebuia să sune. 30 de ani mai târziu. Și știu că aveai sacou lung. Pe atunci era moda cu sacou mai sacou lung. Sacou închis la toți trei nasturi. Da, închis. După și aceea, lung. Când am prezentat pentru prima dată Cerul de Aur, când hainele erau făcute de Cătălin Botezatu, mi-a zis, nu. Păi închis la toți trei, că așa e, să fie... Tot închis. Nu. Ăla din mijloc. 3. Și dacă este, dacă sunt 2, ăla de deasupra. A, deci asta e regula? Eu nici acum nu știu. Ia scrie pe telefon, că noi... De-aia mărele de lumea, de noi. De-aia am gândit râs la America Express. Da. America. Ah, ce vis fierbinte. Dar, pentru că avem o ultimă informație pe care vreau să o dezvălui alături de... Inimitabil, vreau să fac doar o introducere pentru că aceasta. Inimitabil, seducător și iată-l după ce a văzut imaginea cu Horia Brânciu pe ecran. Castron! Doamne, tu chiar parcă... Dar nu pare că am venit să cucerezi planeta. Irina dar... Rimes, de aici te-ai luat! Te-am prins! Sau Mandark. Deci... Nu aduc ca Mandark blond, știți? Ăla din Dexter, personajul negativ. Deci eu cred că dacă atunci era lumea deschisă la casting și mai departe, tu luai toate castingurile. Da, singur acasă. Singur, da, în casa de chirpici. Făceam varianta cum te rătăcești în tranșe. Deci mi se pare formidabilă această fotografie și te-aș fi luat în niște documentare. Mama era stilistul. Ea era chiar spunea castronul în cap? Adică da, cred că făcea așa cu model. Îmi băga oala în cap și... Intrasem de mult în televiziune. Eu nu înțelegeam că trebuie să dau... Deci, vânzi, mai ales la concerte. Nici acum 15 ani când eram la concert, în zilele noastre, dar undeva prin anul 2010 mi-am dat seama. Pe mine mă deranja foarte tare că de fiecare dată când mă agitam și cântam, Se plăștea, nu știu ce. Zic, bă, stai puțin, ce trebuie să fac? Este motivația principală, atât de multe lucruri mi-am pus la punct în ultima vreme. Să-ți cadă. Uite la mine. Să-ți cadă. Te rezolv. Am de toate. Ai aici? Eu niciodată n-am îndrăznit să dau telefon la celor mai în etate decât mine, cu mai multe experiențe de viață, dar asta trebuie să facem. Băi, spune-mi, tu ai avut, ce faci acum? E ca și când, dacă n-ai bătrân, să-ți cumpere. Pentru că rezolvă o groază de treburi fără să te edifici experimentându-le. Știi ce zic? Da, adică economisești timp, îți dai seama. Da, asta trebuie să facem și noi. Deci, noi economisim părul, foarte mult. Asta rezolvăm. Să vină Figaro! Te grăsuri cu ăla! Acum, întinde-te! Figaro în ghiudul! Ghiudul Figaro! Din tată Figaro și mamă ghiudul! Figara! Eu trebuie să le recunosc că prin toate spusele voastre, voi vă recomandați încă din interviuri ca și oameni de umor. Adică am citit multe interviuri la viața mea. Da, nu, dar mie mi-a plăcut Ionuț cum se descrie. Așa. Cineva l-a întrebat ce
Deci mor. Mă sperie, deci mor. Mă sperie că eu. E, te rog. E, de obicei, o damă. Ionuț, ce, spune-ne ceva despre... Când spune-ne despre ceva tine, de... omul. Întotdeauna vine întrebarea, cum e Ionuț omul? Omul din spatele acestui. Dar de parcă... Înțeleg personajul, dar omul cum este? Cum e? Și omul a zis așa. Citez. O să-ți iau din timbru. E Ionuț Rusu. Sau eu. Cum mai place mie să zic, este un tânăr timid din zona Harghitei cu vise mărețe. Aș putea spune că sunt o persoană care a încercat câte puțin din toate până să ajungă la punctul în care se află acum. Nu pot să vă enumăr o serie de calități și defecte, pentru că cele din urmă, din cele din urmă prevalează. Asta ai căutat-o? Asta ai căutat-o pe net, nici nu mai știu ce înseamnă prevală. Asta constituie un plus, fiindcă încerc să-mi transpun frustrările în comedie. Și am zis, ăsta spune ceva, dar nu spune nimic. Știi? Exact. Dar spune ceva. Da, ce m-am zis, da. De fiecare dată când te-am întâlnit... nu erai omul, nu erai Brânciul ăla care vine. Hei! Și timid mereu. Dar când te vedeam pe ecran, era un actor născut. Păi acolo, dacă iau bani. El e totul despre bani. Pune-i un card în față și îți faci orice. Te plătesc. Bun, gata, hai. Iată concursul emisiunii. Spuneți-mi trei melodii cu bani. 1. Banii vorbesc. 1, 2. Bagă bani. Și 3. Banii și fetele. Și zic și 10 dacă vrei. Am promoție. Și să nu intre manele, că acolo te duce rău. Da. Corea, eu ți-am zis că nu mă plătești. Fac și... Spaima contabililor sunt. Aia de Superman. Nu pot să uit. Cum aș putea să uit, George Dragă, anul trecut, te căsătoreai în septembrie. Încă o dată... A fost acolo, bravo! Încă o dată! A fost! Încă o dată! Mi-a văzut emoțiile. Și acum pe emisie avem un... Șerban, te rog, un sunet. Altceva. Super. N-a fost rău. Și iartă-mă, dar ultima dată când am întâlnit, nu mi-ai spus asta cu... Știi istoria? O știu, dar nu știu despre ce vorbești. Știi istoria cum a cerut-o în căsătorie? Știu. Cu Egiptul, cu pierdutul inelului. În Egipt? În Egipt s-a întâmplat magia. În Egipt? În Egipt, da, a fost gândită. Comentarii. A cheltuit. Eu, de exemplu, dacă eram... Mikerinos, Kefren, Cheops. Toate. Deci... Întreabă acum una dintre ele, dacă mai ține. Deci era spau ăla, mame. Întreabă dacă ține minte vreo piramidă. Spau lui Cheops. Întreabă unde am fost. În țara aia săracă. Aia cu amărâți. Nu, e de cu... Dar știi că văd o secvență făcută de voi, inevitabil, doar idei, în care în genunchi, Sfinxul, în fața Sfinxului, în genunchi, George, iubita mea, vrei să fii soția mea? La care pentru prima dată, de când s-a fost găurit și... Da. Distrus Sfinxul, i-au apărut niște buze. Da. Deci, mi se pare... Sau Sfinxul, eu uitându-mă spre Sfinx, ia cu spate la Sfinx și Sfinxul la un dat. Deci eu cred că s-a întâmplat o chestie, că ai confundat cu ciorap. Ce ai făcut acolo? Declarațiile tău au fost de suculente, dacă îmi dai mie să spui. Da. Eu am ascuns inelul în șosete. Mi-am luat foarte multe perechi de șosete în Egipt, unde e foarte cald. Că ce eu gândesc ăsta. Și am luat la mine o geantă de sală. De ce ți-ai luat multe șosete? Life sucks. Asta se închide spectacolul de stand-up, da? Că e foarte bună. Să o treci acolo. Și am ascuns inelul în acele șosete, că nu vrei să găsească. Ele mai umblă în bagajul tău, că întotdeauna în bagajul tău mai sunt chestii din bagajul ei. Nu există doar bagajul ei. Șosete, da, e ca magazinele de haine. Îs o bucățică de bărbat și restul de femei. Așa, ai văzut-o vreodată două etaje de bărbați? O bucățică de bărbat, femei și cel mai rămâne copii. Și am văzut și la copii ascunse chestii de femei, așa zic. Ca orice aș mărime de vreodată. Acolo sunt mai generoase femeile. Da.
copil, mă. Exact. Și, mă rog, am plecat de acasă cu gândul că o să o cer. La un moment dat, în balon, am vrut să o cer. Când am urcat în balon și vedeam deasupra... Dar știi că era acolo cu un tip cu voi, cu un balon. Deci... Erau multă lume, erau toți oamenii. Nu n-au luat varianta cu un tip. Am luat personalul. Am luat cu toată lumea, era destul de scump. Avea stații multe, opream toate haltele. Dar mi s-a părut frumoasă poveste acolo, că în est era cumva Valea Regilor, în vest era partea aia cu Delta, cu, adică era... Hey, hey, poveste. Numai pentru mine, că ei nu-i place Mila istoria. Mila el. Mila el. Doamne, Horia, ne rupe azi. M-am pregătit o viață. Din noștri! Din noștri! La declarația în Cațavencu. Tu noștri ne-ai căutat ca Irod să ne omori. Acolo, în Turcoaia, acolo, în Harghita, pregătiți-vă! Ucideți toți copiii din Tulcea și Harghita! Doamne, cum am putut să râd! Nu că doar a doua parte o să plângem. Bine, hai că nu o să termin dacă la Sochi. Nu o să povestesc niciodată ca la Romica. Și femeile cu departamentul și după aceea... Interesant este că un ciorap... Eu n-aș fi ascuns în ciorap inelul. Da unde? Că uite, am căutat sugestii. Unde? Unde să-l bagi? Nu știu, la... la aia cu ața dentară, știi? Adică nu o să caute la ața dentară. Da, corect. Dar dacă ai, nu, ai așa ceva? Eu nu puteam, da, eu am dau foarte mulți bani pe inelul ăla. Mi-e plăcea cutia, eu nu puteam să arunc cutia. Nu, nu. Mai deci, mult pentru cutia, aia, pentru băie, cutii. Eu vreau să-i dau cu tot cutia să se vadă. Sunt ceasurile alea frumoase care vin cu cutii. Da. Arunci ceasul, știi? Da. Ceasul se mai rupe, dar cutia. Cutia, băi. Și acum am cutia acasă, cum e roasta așa de unghia ăluia care mi-a furat. În fine, n-am ajuns acolo. Da, da, am unghie de egiptean în cutie. Serios, nu glumesc. Are ADN, deci. Am ADN-ul. Nu se fura, mă. Stai, iartă-mă. Așa, m-am dus eu departe. Și bă, am vrut... Deci în primele 3 zile am stat în Cairo. Cred că în a doua zi am vrut să o cer, nu mai știu exact. Am urcat în balon. În balon și acolo m-am stricat la stomac. Pentru că ei când gătesc în Egipt, gătesc cu apa lor care nu e bună pentru noi și nu avem acel microb, m-am înverzit la față și nu dădea bine. În fine, ne-am întors cu balonul. S-a uitat. Ah, nu, s-a apar asta pe Instagram? Alcu aici. Și după aia când ne-am întors, noi zilele am tot călătorit prin... Am lăsat bagajele în cameră, am tot vizitat pe acolo piramide și alte piramide și cu o seară înainte să plecăm într-un alt punct al Egiptului, în sud, cu avionul, că era distanță, în, nu mai știu, Aswan sau ceva de genul. Aswan. Aswan, așa. Barajul de la Aswan. Am căutat celebrul baraj. S-a pregătit din 93 pentru... și tăblițele de la... Așa, eu am căutat să văd, băi, e ok, e inelul aici și am simțit că e încă în șosetă, cutia cel puțin. A simțit. Nu, păi, n-am căutat și nu m-am uitat și dar de... Dar băi, zim cât era cutia. Atâta. Și mi-am luat șosete groase. Ca pentru Egipt. Nu, dar știi că voi urca pe treptele piramide, dar nu cu, să nu stric lespedea și... piramidelor. O să trec pe ciorăpei. Exact. Și bă, după care, bă, a doua zi dimineață, ăștia ne-au zis de la hotel că vă luăm noi bagajele la prima oră să le încărcăm în autocar. Că după aia veți merge cu autocar până la aeroport și veți traversa Egiptul. Și am zis, bine, totul e ok, na, e aici, am căutat că mai aveam și primită, pentru că am dat foarte mulți bani pe inel, am primit și o oglinjoară, știi, așa frumoasă. Și am zis, bă, pentru tine. Da, 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 era superb, adică de ce să te... E ceva ce ar da măruță la podcast, știi, prietenii mei de la... Era super. E ceva frumos. Și a doua zi dimineață, la 4, am lăsat bagajul pe hol unde ne-a spus domnii. Am plecat, am mers la 15 minute distanță, am mers la autocar, ne-am îmbarcat și când am coborât, când am ajuns la aeroport, am văzut o panglică, așa, știi, ceva ieșit din fix de la cutie. Și mi-a dat cu virgulă, că ăla era fundiță. Ieșit așa. Corect. Din... Știi, și când ai prins mânerul de la geanta ce avea acolo, doar nu prins și cârligul de la cazot, nu. Deci, nu. Clar, cineva... Și m-am speriat un pic, doar că era în spatele meu. Și în loc să aleg varianta de hai să rezolv problema, am ascuns repede din nou. Cred că, nu știu, cum s-au trântit astea. Nu m-am gândit. Optimistul din tine. Optimismul din mine. Doar că eu o oră cât am mers cu avionul, am stat numai cu gândul acolo. Normal, să mamă inelul, mamă inelul. Și fix când am ajuns pe aeroport în Aswan, direct m-am dus acolo să verific. Când am deschis, cutia era... Și când am deschis cutia, nu mai era inelul. Nu cred așa ceva. Și ca un bărbat adevărat și puternic ce sunt, că mă știți că s-o fiară, direct m-am uitat la ea și am zis: mi-a furat inelul! Și a fost... Ce?
Mi-a furat inelul de logodnă cu care trăia 10 ani. Și a fost... Nu cream! Nu cream! Eu puteam să spun da, prostule! De ce ai întârziat? Puteam să tac, că nu știa că o să o cer, să o cer în altă parte oricând în viața asta. Da, normal, dar era... Și în momentul ăla a auzit și agenția de turism cu care am mers, s-a mobilizat o armată întreagă pentru că la ei e mare belea cu furtul, că eu am crezut că l-au furat poate acolo pe aeroport, au venit oameni cu arme lângă mine care stăteau așa că ei mă băneau pe mine că mi l-am furat singur și că i-a cus pe ei, nu știu de ce, și se căuta în bagajul meu, inelul meu și cu mulți oameni puși la zid din aeroport până că o să îi puși. Frate, tu vezi ei, alo! Cine a furat inelul? Lasă-o, dracu, de la America, uite de aici, că e asta! Și urlam că mai plâng. Incredibil! Nu e posibil! Și ea plângea, eu plângeam, în același timp îmi suna telefonul de acasă. Bună, George, salut, avem la campania aia, te rugăm frumos dacă poți să tai finalul. Și eram, mă, doare fundul campanii. Dar nu ne place acolo, am vrea ultimele două secunde. Nu-mi pasă! Și era un haos total, un autocar întreg de vreo 50 de români așteptau după noi. Nu cred așa ceva. Da. Uite-și pe tănase ăla. Uite că plânge și urlă ca tâmpitul. Fii atent aici. Da. Și eram în ziua a 3 din 13. În care trebuia să stăm în vacanță. În ziua 3, imaginează restul de 13 zile cum se duceau pe apa sâmbetei. Și deja ultima șansă. Dar zi cu ăla, cu și unghia și ăsta zi finalul. Am găsit cutia și am păstrat-o, că mie mi s-a părut drăguț. Și cutia se deschidea așa. Deci ridicai așa. Da. El a crezut că e așa. Cutia, știi, s-o scoți. Așa. Dar el se deschidea cumva așa. Corect, da, știu. Și el a încercat cu unghia din partea asta să o rupă. Deci e bucată de unghie acolo, jur. E, nu știu cum, n-am ce să-ți arăt, dar e... Și-a și rosă. Pe mine m-a impactat, să spun așa. Foarte, e, știi cât a costat inelul ăla? Că tot vorbeam de... Auzi, arătăm așa. Nu mai știu exact, dar... Cred că ceva. Băi, da. Cred că ceva, da. Pe acolo, se fac bani în comedie, adică în caz că... Și eram deschizător pe vremea. Și da. Calculează câte show-uri am făcut eu pentru câte de un milion am făcut. Calculează sala Palatului de anul viitor. Deci, băi, nu, aș vrea să vă spun, să vărsăm un pic de vin pentru inelul defunct. S-a dus, Dumnezeu. Băi, Doamne, băi, îmi pare foarte rău. E, se întâmplă. Atât de rău îmi pare. Atât de rău, dar uite că e un motiv. Îți dai seama că toți prietenii au făcut glume cu mine, că poate a vrut Dumnezeu să... Nu, vreau să fac glume. Nu, n-am chef, pentru că dacă atunci când se întâmplă, cred că ești absolut terifiat. Acum grâdem glumind, da. Da. Nu, dar a fost un moment asta, acolo... Merită o poveste din asta, cumva. Merită... Adică în momentul respectiv e nasol, da. Asta e în viața de comedian, când momentele astea sunt urâte... Dar te și rogi pentru ele. Cum? Măi, eu am și cerul lui Dumnezeu o cerere amuzantă. Specială și amuzantă. Că toată lumea, că o cer nu știu unde pe care plajă, să nu o iei niciodată. Fix asta i-am cerut. Și mi-a dat-o, bă, băiat. După, gândește-te cum mă uitam eu la Egiptul ăla pe care eu l-admiram extraordinar de mult. Era visul meu să ajung în Egiptul ăla antic, să văd toate aia. Și vedeam Egiptul ăla frumos, cu piramide, cu septembrie temi. 2022... Să ne vedem la Egipt în septembrie 2032. Doamne ajută! Toți în Egipt. Facem podcast în Egipt atunci. Iubita mea, hai să-ți arăt că nu să ne povestească George despre nuntă, că aia e importantă. Să vină nunta. Dăm drumul la nuntă? Da, păi nu. Doamne și domnilor, pentru că un singur gând i-a susținut pe cei doi. Gândul că se vor întoarce în România. Gândul că vor întâlni aici patria pe care o visaseră întotdeauna. Andreea, te rog. Doamne! Șorici! Doamne, să bucate! Cum era cu momentele alea de nemâncat? Și vinul este excepțional. Domeniile Cuza! Domeniile Cuza! De la noaptea târziu. Asta-i cuza adevărat. Eu o să atac. Fii de aici. Niște versuri. Mi-am pierdut inelul, mamă. De nevastă nu-mi e teamă. Aici. Erau egipteni, frunză și armă.
căzut în barbă. Mă rog. Refren. Aoleo! Da. Prezent alături doi este Alice, fără doar și poate, întoarce-te. Alice. Bravo! Bine ați venit la Love Island. Alice este tentația pe la care vor fi sub ușa asta. Băi, eu fac glume din formate, adică nu e... Am mai căzut noi. Am mai uitat noi în biserică, în America, da, aminte acasă. Vreau să zic că mi-a fost, sincer să fiu, eu am ținut cu voi. În orice parte a lumii, chiar de la începutul, de când v-ați născut, am ținut greșim, voi. Greșim. Da, e genul care alege outsideri. Și eu aleg așa la fotbal. Ține cu rapid, adică... Da. Ce să zic? Credeți că în spatele... Da. Sunt sforile trase, sunt oameni vorbiți, sau tot a fost pe bune? Deci, e timpul să zicem ade... Contract de 300.000 de euro, îl rup! Vede că în spate suntem noi. A fost performanța noastră. Ideea e că nu eram neapărat extrem de pregătiți psihic pentru asta. Omule. Ok, diplomație. Mai rea o dată povestea cu aia armați care au venit după inele. Erați pregătiți? Eram, da. Eram, dar pe Egipt. Dacă se făcea Egipt Express, eram pe alt continent. Puteam să... Nu, la mine, îți dai seama de când am pierdut inelul în Egipt, unde aveam eu control la tot. Ce șanse aveam în America? Trebuia de atunci să-mi dau seama că bănai ce căuta acolo. Dar ce cred că e foarte important de înțeles pentru viitorii concurenți este că, pe lângă o cursă în sine, nebună care e pe bune, e un show de televiziune. E un show de televiziune și na, lucrurile se întâmplă în show de televiziune și chestii previzibile și imprevizibile și de toate. Deci e un show de televiziune, dar din toate chestiile că la un dat ne trezim și noi dimineața, hamă că trebuie să ne întâlnim acolo în mijloc, trebuie să facem lângă Irina o chestie de... Da. Hai, bine, ai te-ai trezit? Băi, trebuie să ne prefacem aici, mă, oameni. Puteți să-mi ziceți, da. Băi, v-ați trezit? Am să vă filmez. Nu, așa e. Nu. Chiar intrau peste noi, da. Camera, nu. Intră cu camera pe tine. Intrau, dar noi aveam ceasurile. Eu am încă ceasul ăsta. Încă îl port. Eu mă trezeam cu ceasul ăsta. Ține 3 săptămâni, îl recomand. Bateria. Prietenul lui de la... Și eu îl mai puneam să sune înainte cu... Adică la 4 dimineața îl puneam. Da. Noi culcându-ne la 12 ceva de genul ăsta și îl puneam la 4 ca să m-am timp să mă spăl măcar. Cum? Tu ai dormit 4 ore? Am dormit și două. Adică nu. Adică lucrurile se întâmplă acolo cu o intensitate mare. Nu e... Adică să nu creadă lumea. Acum că am zis eu show de televiziune, dar e pe bune tot ce se întâmplă, știi? Adică are partea asta de divertisment, entertainment, dar are... Na, 99% din reality-ul ăsta dur. Noi alegeam să ne trezim un pic mai... alegeam să ne trezim un pic mai dimineața, Horia. Pentru că atunci când intrau peste noi, ne ziceau, gata, acum trebuie să plecăm, trebuie să facem. Și ne spălați pe dinți, pe atunci. Și atunci noi ne mai trezeam, ne spălam, nu știu, ne puneam înapoi la somn, ca să ne trezească ei. Dar măcar să ne prindă spălați, știi? Adică... Da, că aveai niște tabiet. Și la noi a fost, cred că cel mai mare impediment, acum pe bune, nu ne-am mișcat extraordinar. Odihna. Somn. Și ghinion, chiar am avut ghinion. Adică nu e ca și cum, nu știu cât s-a difuzat neapărat, dar noi chiar... S-a difuzat mai puțin decât la radio. De noi, la radio zero, bun, da. Dar ce a ținut de noi așa fizic, nu ne-am dat înlături. Chiar nu ne-am dat înlături. Da. Adică noi ne-am chinuit și la mașini, am stat cu mâinile întinse până în ca domnul fantastic. Și am făcut totul corect, ceea ce, dacă ar fi să dau timpul înapoi, n-aș mai face lucrurile corect. Prea corect, din punctul corect de vedere. Corect înseamnă... Iertați-mă, în spaniolă, vreau să vă opresc, sunt de la o televiziune din România, facem o reality și vă rog frumos să-mi luați voie să ne luați cu mașina. Ăsta e corectul, nu? Nu, la modul că sunt niște misiuni, între misiuni, pe care ai posibilitatea și să nu le faci. Și eu mai încercam cu șmecheria mea, mai încercam cu Gica, păi să nu mai luăm obiecte, de exemplu. Erau breșe în legislație. Da, mai puteai să... Știi? Adică nu înseamnă că dacă care nu e interzis, mai în față. E permis. Înțelegi? Gen, uite, ca să dau un exemplu, noi trebuie să venim la tine din Berceni, da? Da. Trebuie să ajungem la tine din Berceni. Dar pe drum, noi trebuie să colectăm 10 betele, ni se zice. Dar pe drum, nu uitați, colectați 10 betele. Și eu îi mai zice, nu zică, pică,
Hai să nu mai colectăm 10 BTL pe drum, mai direct la Horia. Ca să nu pierdem mașina respectivă. Am înțeles. Că mai sunt astfel de situații. Noi știind că vom fi penalizați pentru asta. Că ești penalizat, dar noi n-am ales varianta. Cât de greu este să agăți o mașină în America de Sud? Pentru noi a fost extrem de greu ca băieți, nu știu de ce. Pentru că pentru noi a fost complicată chestia asta de tupeu, de curaj, de... A, mă, George, mă, tu tupeu, mă! Tu curaj, mă, tu care ești într-o chipară a curajului România, două n-ai de treabă! De asta! L-am lăsat în România curajul! Ești pe tablouri la ora de istorie! Că în rest, acolo, nu mai. Ne-am moleșit, am avut plecarea bună, zic eu. În emisiune. Da, noi nu, la modul dacă ne zicea un om nou, bă, nu pot, că trebuie să plec, de exemplu, trebuie să plec la spital, trebuie să-mi iau pe luștine. Da. Noi eram, fiind frate, du-te ia-ți. Noi trebuia să fim, nu mă interesează de spitalul tău, mă duci pe mine și apoi, știi? Și nu, exact, nu le venea să facem asta. Nu, și legat de treaba asta cu respectatul regulilor, spre exemplu, nouă ne-a zis echipa de securitate, nu stați în mijlocul șoselei, nu încercați autostopul de pe mijlocul șoselei, că ăștia se sperie și dau cu mașina peste tine. Noi am zis, bă, hai să respectăm ce au zis oamenii ăștia, că de aia sunt plătiți să fie aici. E, alte echipe au făcut chestia asta. Și automat se face o diferență între tine, care ai ieșit al doilea pe bune. Tu vrei să spui că Laura Giurcanu s-a aruncat pe capota mașinii? Da! Nu, era să-i mașina treacă... s-a aruncat pe Laura Giurcanu. Era să-i treacă mașina pe între picioare la un moment dat, că stătea așa ca Cristiano Ronaldo, jur. Turnefel era acolo. Și atunci, normal că ea merită să meargă mai departe în competiție, decât unii ca noi care n-au avut curaj să facă asta. Cu riscul asumat, bineînțeles. Știi? Ați fost prieten cu prieteni apropiați cu unii dintre concurenți? Mulți. Cu aia din sezonul trecut. Da, da. Ne-am înțeles foarte bine cu ceilalți. Nu, chiar ne înțelegem cu ei. Nu, ne-am înțeles bine, dar nu suntem... pot să zic prietenie. Adică ne întâlnim zilnic, dar ne înțelegem. Da. Adică mi se pare că prea ușor se folosește prietenie în era asta. Eu am văzut niște chestii și sunt din când în când pe de-astea lacrimogene și Eurosportul bagă din când în când. Pe Romică? La mare Romică? Care zicea, fiul meu, deci îl iubesc pe Cătălin. Că mă mai înțeles că îl glumesc, că chiar îl iubim pe Romică, dar... Romică e drăguță. Mă amuză extraordinar când mai apare și în emisiune și e... Deci, eu am o vârstă. Când are... Măi, nu mai pot. Măi, vreau să plec pe bune. Pe bune, dar nu... Deci gata, eu plec. Și bam, imunitate. Locul asta ne făcea toată competiția. Și de-aia se pare atât de amuzant acum când ne-am uitat și noi la emisiune. De ce? Romica este... Romica este un fel de supraviețuitor. Pentru că el toată viața a fost un supraviețuitor. Da? E genial. Da. Adică când am venit aici cu Cornel și am stat toți trei de vorbă, mi-am dat seama că sunt și nebuni. Mm-hmm. Dar romantismul l-a apucat pe Palade, nu pe el încă, știi? Că există o perioadă a vieții în care zici I did it my way. Probabil v-ați uitat la niște spectacole de referință. E, și, l-a apucat și pe Romica, nu... dacă te uiți în presă, dar mai apucă să ai pasiune în romantism, deșteptule. Confund sentimentele umane. Deci ai... Ia uite, l-ai pe Romica acolo, sus acum, ăla cu pălăria acolo. Da. Deci asta vreau să vă spun că Romica asta e și îl apreciem ca atare, dar pe de altă parte, nu știu cum, trebuie să nu știu, poate asta n-a fost pentru voi. Poate chiar... Da, n-a fost. Și noi pentru continentul ăla. Eram gringos. Nu, așa. A, da? Gringos. Adică, cel puțin mie, îmi zicea unul la trei oameni gringo. Adică american de nord. Asta da. Și nu ai de ce și acasă nu, mâncarea. Nu zonau cu tenul meu, măsliniu. Să știi că eu cu Mona suntem prieteni de mult timp, de mulți ani, și mă gândeam de fiecare dată, ea de fiecare dată îmi dă drumul. Horia, nu vrei să? Mona. Uite eu aș veni, dar eu nu vreau să devin președinte în lumea respectivă. Problema e că eu tot timpul mă gândeam, când într-adevăr trebuie să știi limba, trebuie să ai și tupeu, dar trebuie să ai un tupeu pozitiv, astfel încât, ziceam eu, credeam eu în nemernicia mea, citat, că dacă ești Mexico, la, que tal, hela, la... Bineînțeles că acum sunt odihnit. Da. Sunt băut, mâncat. Sunt cu Rusu și Tănase la masă. Am toată viața, toată lumea la picioare. Înțelegi? Da. Deci, acum, du-mă în stradă, opresc orice mașină vrei tu. Da. Și aia de gunoi. Dar nu știi că, de exemplu, noi am făcut experimentul ăsta aici cu el, oprind și am făcut acum 3 zile. În 10 minute a venit la Craiova cu un tir. Da. Adică
Serios. Îți dai seama. Ceea ce, dragii mei, ne întoarcem puțin în adolescența lui Ionuț. Ia, ce am mai făcut? Întrebarea este următoarea. Deci vreau să-ți adresez întrebarea asta de ani, de zile. Ce zic? 30 de ani. De 30? De când te uitai la... De când te-ai născut? De când te-ai născut. Când erai șofer pe tir, ce muzică ascultai? Stai așa. Ghiță Munteanu. Ghiță Munteanu. Ghiță Munteanu? Da. Și acum ascultă. Și acum ascult de dragul vremurilor, da. Mă așteaptă puiul meu acasă, prima. Așteaptă puiul meu acasă, nevasta mea frumoasă, de dorul ei suspin. Mi-este dor să o sărut, să îmi sară de gât și în brațe să o țin. E cântărețul turiștilor de pretutindeni. E ocrotitorul turiștilor. Ghiță Munteanu, serios. Dar Ghiță Munteanu e bea finul și cu nănașul, dacă știi. Băi, sunt handicapat, deci sunt mai lovit. Păi mai stai pe lângă mine, mai vină cu mine în cursă, una alta, că... Eu te sun când am cursă în Germania. Dar serios, asta e, te ține în viață, te ține cu psihicul sus, Ghiță Munteanu. Dar melodia asta nu e Motorhead, e doar Ghiță Munteanu. Păi stai puțin, că noi confundăm truckerii americani cu tiriștii români. E tiriștul român de Alba. Nu se obosește omul la când e pe mașină? Nu, dar așa te ghidezi. Deja îmi vine să spun mâna să ascult pe Ghiță Munteanu mai mult. Deci dacă vrei să dacă te faci tirist și vrei să-ți găsești români în parcări în Germania, Austria, nu știu ce, te ghidezi, deschizi geamul și te ghidezi unde e Ghiță Munteanu. Acolo sparcați toți tiriștii români. Puiule. Da, mă așteaptă puiul meu acasă. My chicken way for me back home. Zim alta. Îmi vin mie, că noi le ascultăm și acum. Ascultăm. Dar de când te-a prins flama asta cu Ghiță Munteanu? Virusul a venit de la mine, îți dai seama, s-a luat. Da. L-am mai atins, ne-am mai îmbrățișat și încet. Să duce epidemie. Și văd, știi, CIA și FBI sunt de doi pe bancă, fără să știe. Ai adus? Ăla-n părtat. Da. Ai adus marfă? A adus Ghiță Munteanu? Băi, eu chiar mă uit la ce faceți. Vorbesc serios. Mulțumesc. Deci nu iau niciun drept de autor, chiar mă bucur, îl repostez dacă faceți chestia asta. Unul, cine e de la FBI? Eu îmi place FBI. Eu sunt cu KGB. Ești mai așa. Da. Așa. În Egipt, puțin. Ok, KGB și FBI. Perfect. Așa. Două extremități de bancă, spate în spate, nimeni nu știe că v-ați întâlnit acolo pentru să vorbiți. Ai adus? Mhm. Uh-huh. Că se citește pe buze la distanță. E de aici, mă. Da, pune subtitrare. E... soluția? Mă ține te rog, dă-mi-o. Tu ai un ziar. Cu găuri, ce? Cu două. Tu ai un ziar. Tu ești de la NBA și ai un ziar Washington Post. Așa. Și am dat... Când îți duci mă la piept, pac, îl scați pe jos. Tu de la KGB îl iei. Și mă uit. Și nu te uiți. Pentru că asta e finalul, e mașină. Dai play. Bagi, și după aceea, pac, gata, asta e fade, da? Da. Și bagi. Nu. Întâi, groplan, ochi. Da, groplan, dar vezi că nu aici. Nu. Aici. Perfect, că nu obturează nimic. Groplan în ochi. Și încet, încet se deschide imaginea și pe momentul se deschide imaginea, se ridică și muzica. Ghiță Muntean, omul care m-a făcut fericit. Frumos. Nice. Bravo. Carton negru, mulțumim FBI. FBI n-a ascult ce trebuie. Deci, eu cred că e... Da, așa ți-a dat, așa ți-a dat. A rezolvat terorismul, Ghiță Munteanu. Deci dacă FBI ar asculta mai des, s-a rezolvat problemele în lume. Păi, e singurul om din muzica asta populară care cântă piese de dragoste, dar într-un mod super fericit și despre despărțire. Băi, mă enervează, treci acolo, că mă enervează ăștia cu Ghița lor Munteanu. Deja mă enervează, sunt uite așa. Să nu le mai zicem de Petrica Nicoară. De dorul ei suspin, mi-este dor să o sărut, să-mi sară de gât și-n brațe să o țin. Mă așteaptă puiul meu acasă, nevastă mea aprova. Și mai știu vreo 50, dacă vrei. Până dimineața. Nu, asta este concursul emisiunii. Cine știe? Nu, fii atent. Îți pun play cu ăsta
dacă îmi spui imediat strofa. Deci trebuie să le știi. Cât timp ai lucrat pe tir? Doi ani și ceva, dar nu în permanent, de schimb. Eu eram de schimb. Scuză-mă, în limbajul, câți kilometri au fost? 100 de mii? 50? Hai zicem 50, da. 50, 50 de mii? Câte chile de muzică. Da, 50. Atenție, ești gata, Șerban? Dacă nu-mi zici melodia, toți tiriștii ești care ne privesc acum... Și se uită, fii atent aici, toți triști dintr-o parcare. Îți dau șosetele. Din film. Nu, din Vaterstetten. Cadru general, dintr-o parcare, noaptea târziu, stelele lumină, strălucesc într-un colț o lună. Camera se lasă încet. E liniște. Eu gol, cu biciu. Sună de radio. Fii atent. Eu sunt ăsta la radio. Fii atent, George. E concursul vieții tale. Cu rever. E concursul... Mai de cu reverul. E concursul vieții tale. Fii atent. Eu am cu voce de radio, dar tu poți spune. Atenție. Colegul. Și acum ei sunt direct la noi, se uită. Toți tiriștii ăia. Sunt tiriștii. 50 de tiruri. Sute de mii de tiruri, nu? Că-s multe. Miliarde. Pe toate. Așa? Și acum... Ei, ca la Cupa Mondială, mă. Numai că nu mai e Cupa Mondială. Este George recunoscut o melodie, dar lui Ghiță Muntean. Eu s-o recunosc. Ghiță... Eu nu s-o recunosc. Nu, iartă-mă, m-am prostit. Da. Sunt și actor. Sergiu Nicolaescu. Câte să mai fiu? Câte să mai fac? Atenție! Că mă arunc ceapa în ceapa. Așa. Atenție! Play! Nu, asta e grea. Speram să nu fie asta. Sperai să nu fie asta. Speram să nu fie deja. Dar nu, recunosc. Dar... Mamă, îmi pare mie cunoscută. Introducerea ne pierde din suport. Ești diamantul vieții mele? Nu. Cea mai frumoasă dintre stele? Nu e? Ești diamantul vieții mele? Ești diamantul vieții mele! Tiriști! Cum zice? Onoarea tiriștilor. Cum se zice? Trompetă? Cum e? Da, claxon. Tot! 2, 3 și... Goarnă! Stai că e goarnă, da. De drum la goarnă. Ce bun sunt, bă, și n-am fost pătir. Băi, ești diamantul vieții mele. Și-am zis, ești vagabondul vieții mele. Ești vagabond. Da, a fost aproape. Diamant, vagabond, diavol. Vagabondul da. O cânta yeah, Nelu da. Cu Gigi Dinică. Da, te rog frumos. Cum, maestru? Cum? Cum, maestru Dinică? Ce bine arătați, maestră. Mâna întinsă. De la mâna întinsă. Ia-mi și mie această... Te rog frumos, dacă vrei cu fața mea... dacă vrei cu fața mea, ia de aici și hei! Ultima cursă. Pentru că trebuie să vorbim și aspecte neplăcute. Ultima cursă în care a fost Ionuț, a fost o cursă contra cronometru. El câteodată atunci pe tir urmărea și filmul Misiune Imposibilă și a crezut că poate realiza totul precum Tom Cruise. Dar nu a fost Cruise, a fost crud totul. Pentru că, nu, te spune, deci ai atins tirul de la un cap la altul. Da. Da. aș vrea acum să dai melodia respectivă. Am atins tirul de la un cap la altul. Dar nu cu mâna, ci cu altul. Ci cu copacul, din păcate, dar... Am atins da. Tirul cu creangă. Am atins tirul cu creangă. Iară mi se rupe ștanga. Da, l-am atins în Austria, așa cum țin minte. Dar țin minte exact firul evenimentelor, că eu am fost la asigurare după peste tot. Era nou în spagol. Am trecut. Mi-a dat prea multă încredere patronul și îi mulțumesc pe această cale. Scuze-mă, era de la lung. Da, era super vagon, lung. Da. Era tir de la cap tractor și vagon. Și mi-a dat un vagon nou-nouț și el mi-a zis... Vagonul e cel care se pune deasupra. Da, deasupra capului tractor. Okay. Adică ăla în care cari marfa. Okay. Și mi-a zis, uite, asta este vagon nou. Și zic, nu, te rog eu. Nu, asta nu e probleme care tu sistem. Și zic, nu, că te rog, dăm ceva vechi, nasol, că nu. Și mi-a zis, nu, am altul, trebuie să pleci cu ăsta la... Cum îl chema pe șeful la Germania. Zoli. Zoli! Da,
te iubim. Eu nu pot, Chivano. Eu nu. Și mi-a dat ăsta și eu m-am încărcat. Zice, eu nu pot, eu nu pot. Eu nu pot să duc eu. Eu nu pot. Și eu. Cred că la un moment dat mi-a zis, după ce s-a întâmplat asta, că mi-a zis, să știi că faci foarte bine aia cu comedia, fă în continuare. Da. L-ai făcut cumva pe Zoli vizionar? Da, vizionar. Adică omul chiar a zis, acolo foarte bine, nu trebuie asigurare acolo, aici trebuie casco la tine. Să știi că e foarte important să te vorbesc cu tine acum și crede-mă că nu glumesc deloc, pentru că eu, în 30 de ani de circulat prin țară, am întâlnit o sumedenie de tiruri. Unele m-au lăsat în față, altele au ezitat să mă lase. Altele chiar nu au deloc niciun spațiu. Și trebuie să înțelegi, oamenii sunt obosiți. Și când văd mașini de-astea mici, ce zic? Ia stai acolo. Cum fac? Cum gândesc ei? Care este lucrul care este displăcut vis-a-vis de tiriștii din România? Să nu le faci ce? Să nu stai în spatele lor aiurea cu farurile. E enervant. Când, auzi, pentru mine. Du-te afară și spargem farurile. De asta o lumânare la bord. Gata. Gata. Pui lanterna acolo pe stânga și te uiți. Și nici să nu frânezi din față, bănesc prea tare că... Da, acolo e, na, tiristul nu păzește nimic. Și mai e când sunt cârduri de mașini, să nu te duci tu ca nebun în față. Da. A, și mai sunt italienii care conduc cel mai proști șoferi din galaxie. Italienii? Sunt efectiv, sunt idioți. La modul în care un italian, el nu știe cât e mașina. De regulă, acum vorbesc la modul general. El nu știe cât e mașina lui. Deci el are un, ca preț. Să zicem, un Logan. Ca preț e, asta știu. Ca dimensiuni. Și el, italianul, când te depășește, dacă el cu fața, cât sunt eu, te-a depășit, gata, spatele nu mai contează. Se bagă în dreapta, știi? Și se bagă cu spatele în tine. Asta pățea mereu cu tirul în Italia. Și trebuia mereu să frânez la italien. De fiecare dată, că ei au trecut cu fața, bam, asta e fața, a trecut cu fața și se bagă. Făceau mașina smart, să zicem. Care conducătorii italieni acum, după ani și ani, a trecut... Caro Bergodi, acum... Te rog frumos să te uiți la cameră să-ți transmiți tuturor salutările acum, după ce a trecut timpul. Va, faena, mă mulțumesc frumos. Nu, dar nu toți italienii. Românii din Italia nu, doar italienii. Că nu, românii sunt șoferi foarte buni. Serios. Cred că asta cântăreți șoferi și comedianți. Asta avem noi. Asta, Zim, da. Tu știi vreun comedian italian? Dar nu cred că... Adică, nu, doar Rocco Siffredi, atât. Este singurul italian artist. Celentano făcea și filme de comedie acum, nu știu, Adriana. Da. Și cel din La Vita e Bella, cred că avea și el. Benini. Da, Benini. Așa. Dar ca stand-up, nu știu, probabil la stand-up te-ai referit? Da. Nu știu, nu. Niciunul nu vine. De ce? Pentru că ei cred că au înclinat balanța către prezentator. Dacă vă întreb de prezentator... Da, entertainer. Da, au, entertainer și... is... Și... Dan Negru de acolo s-a inspirat. Adică... E Dan Negru, celebru prezentator italian. Dan Negru din Italia s-a inspirat. Și de asta Dan Negru nu vă spune că mulțumesc lui Horia, cel care a fost primul prezentator din epoca modernă. Nu o să spună niciodată chestia asta. Îți dai seama, știi, am încercat. De unde e ABC? ABC, abecedarul tău, de unde e? Bună seara, stimați telespectatori. De unde ai învățat asta? Exact, din Italia? Ai auzit în Italia, bună seara, stimați telespectatori vreodată? De la Ceaușescu? A zis el, stimați vreodată? Le-am zis eu de prima emisie. Bună seara, stimați telespectatori. Am săturat eu de când am zis bună seara, stimați telespectatorul 93 și mai am adăugat și eu o chestie, un pleonasm de genul perfect adevărat. Păi dacă e perfect, e adevărat. Dacă e adevărat, e perfect. Lasă-o, dragă, de vorbă. Perfect. Dar adevărat. Nu eram... Nu aveam un... Da, un omolog mai cu experiență. Asta a fost. Și totuși nu mi-a spus un lucru. Când a început prietenia voastră? În data, ora și sărutul. În 2000. Sărutul mi-l amintesc. În 2000 cât? 2017? Nu, 16 cred. 16, da. 2016, da. 2016 noi credeam fiecare despre celălalt că e șmecher. Așa a început totul. A început, noi am vrut pe interes. Ceea ce e adevărat. Nu, dar noi aveam cumva un interes la celălalt în ideea în care eu credeam că Gică e foarte bine pus în industrie, super șmecher, și el credea la fel despre mine și noi eram amândoi doi pârliți, de fapt, și ne-am întâlnit. Eu credeam doar că e mai talentat, când vedeam că e pârlit. Adică l-am mirosit. Eu l-am mirosit că e pârlit, că avea 100 de vizualizări și era, se filma de aici. Mi-am dat asta, nu știu. Eu mai aveam un pic de experiență cu televiziunea, mică. Că mi-aduc aminte. Da, aveam barba. Da, eu prima dată după barbă mă văd oamenii când mă văd pe stradă. Oh, barba
de pe net. Eu de aici mă filmam. De aici se filma mereu și făcea foarte multe personaje. Și mi-am dat seama că e extrem de talentat și poate chiar mai talentat decât mine, dar în același timp zic, bă, ăsta nu știe să se vândă. Simt potențial aici de lucru. Mie întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu cineva. Agentul e la rapide. Întotdeauna mă uită după jucători talentați. Întotdeauna mă gândesc că unde mai găsesc băieții. Băieții talentați. L-am găsit-o repede. Nu, era în Harghita, în alte țare. În Ungaria, da. Iată-mă, dar nu pot să plec de la imitația asta. Vreau să vă spun o chestie. Discutam cu George data trecută faptul că atunci când preiei un personaj, îl exagerezi puțin. Ok. Da. Dar când a venit cu decolteul ăla, la care nu și-a adăugat niciun fel de sâni, și a făcut decolteul și după aceea pletele și așa mai departe și făcea... Dragi mei, aș vrea... Deci atunci când a făcut-o pe Irina... Dar e bunoacă? Eu ca Irina? Nu, dar știi care chestia? N-aș fi zis lucrul ăsta. Dacă și-a dat exact cu rujul, atunci mi-a dat seama că, într-adevăr... Și singur știe să se macheze, adică nu... Da, el nu-i pe... Singur, da. Singur se dă cu rujul. Da. Da. Rujul, da. La Irina, cel puțin primele, după am început să lucrez cu cineva, dar primele eu m-am machiat. Da, și multe majoritatea personajelor m-am machiat eu. Abia de vreo jumătate de an, un an, să zic, am început să lucrez cu ceva, că mă distrage foarte mult de la text și de la regie și de la toate absolut cele. Pentru că stăteam cu orele, cel puțin când făceam personajele de la Survivor, inclusiv pe domnul Dan și pe restul, stăteam ore întregi să mă machiez, să mă demachiez. Pentru și aveai referința la Imbera lângă tine. Mă uitam efectiv așa pe telefon, stăteam, îl deblocam iar până nu mă mai recunoștea telefonul. Cred că ai făcut un pas foarte important. Da. Și îmi dau seama că și dacă dau drumul banilor, ei vin mai ușor după, știi? Adică, mai ales când lucrez cu oameni dragi. Adică nu sunt doar niște colaboratori, sunt și niște prieteni. Și mi-a mers mult mai bine după ce am decis asta. Eu nu făceam că, mamă, eram zgârcit sau ceva. O făceam, adică mă machiam singur și așa, pentru că sunt perfecționist și eu țineam foarte mult la unele detalii. Și acum, când merg la umor sau unde mai facem personaje, întotdeauna oamenii care mă machiază se sfătuiesc cu mine. Ceea ce, pe de o parte, pare absurd, pe de altă parte, își dau seama că, adică au dobândit încredere în mine, că știu ce zic. La modul, dacă mie nu-mi convine o perucă și mi se pare că, nu știu, vreau pe Michael Jackson mai nu știu cum, mă fac Michael Jackson Billie Jean, nu Michael Jackson Thriller. Și au stat și au schimbat toată vestimentația și toată aia pentru că eu am avut nebunia aia. Sau la Irina, la Adi Mutu, când m-a mai făcut Mutu. Zic, bă, nu-mi place barba, nu e bine. Deci Mutu trebuie să aibă până aici. Da, mă, dar uite-mi poza asta, nu-i bună poza asta. Nu, asta nu. Știi? Eu mă uit foarte mult la detaliile astea. Siguresc când va face Saga Brenciu. Saga pe capitole, pe ani. Da, până aici. Documentar Viața lui Horia. Viața. Ideea este că hainele 3-4 XL nu se mai găsesc. Așa că va trebui să cadă acest documentar. O să fiu și eu ca Christian Bale. O să lucrez corpul, când mai sus, când mai jos. Mechanic și în... Da. Stai că l-am văzut astăzi pe ăsta care a scris Killer. E un pe Netflix, tipul care a jucat în... Am văzut Killerul, da. De 5 ori se ducea la sală săracul. De 5 ori pe săptămână. Spider. Nici așa nu e. Și după aceea, dar nu-i sănătos. Nici așa nu e bine. Nu, păi de-ți strici sănătate degeaba cu astea. De 5 păi da, da, la sală. Atunci Tom Hanks... Bine, prima lecție de la Tom Hanks. Că Tom Hanks la un dat a slăbit pentru Castaway, pentru naufragiatul și după aceea s-a îngrașat din nou și nu știu ce. Da, și banii. Te trezi... Ca să avem așa un cerc închis. Da, și no, banii. Cât o fi luat? 500 de euro, cât a luat pe naufragiat? Nu știu, a luat un sandwich, două în plus. Îți dai seama, un pachet din ăla, din coletele alea pierdute pe insulă. Că tot vorbim de emisiuni. Eu, după cum știți foarte bine, m-am născut la Robingo. A fost o emisiune de întrebări, de cultură generală. Iar dincolo de chestia asta, voi ați avut aceeași... Ați fi vrut voi, Robingo, dar s-a întâmplat la umor. Da. A fost un casting înainte sau ați intrat direct pe băncile? Direct, ai umorul, n-are casting. Eu am avut casting. El a avut. Ce casting ai avut tu, mă? Eu am participat la casting când emisiunea treia se numească România se distrează. Deci în primul sezon. Eu am fost în primul sezon, Ionuț a fost în al doilea sezon. Eu am fost, nu vreau să greșesc, dar o să mă contrazică la un dat Alexandra Motoroiu. Cred că am fost, sau așa mi-amintesc că mi-a zis. Motoroa. Motoroa.
am fost, cred că, primul concurent sunat care, pe care l-au sunat să participe. Că eu eram cumva, am mai avut legătură cu Antena, mai făcusem chestii funny și, na, printre primii, cel puțin așa mi-amintesc, m-au sunat. Hei, vino la România, se distrează, să facem ceva super tare, super pe umor, pe Caterinca, pe nu știu ce. Și mă rog, eu m-am dus cu o altă idee, după am schimbat-o pe parcurs, dar a existat casting. M-am dus la casting și am recitat o poezie de pribeagul pe personaje. De Ion Pribeagu, dar nu mai știu ce poezie am recitat. Și treceam dintr-un personaj la uitat și pe Ion Pribeagu. Mm-hmm. A uitat complet numele Ion Pribeagu, dar poezia n-a uitat-o. Așa. Invers. Da, cred că aia, Oda Proștilor sau nu mai știu ce am... Da, mai era cu Guță, calul lui Guță, Chitanța, domnișoara Tanța, da. Ce mai era? Mai era aia de recitam Piersic, Doamne, de ne mai plăcea. Calul pe la 10, n-a fost cald, dar nici prea rece, am avut o aventură, nici cu Helche, nici cu Șură. O, domniță delicioasă, nici pe urâtă, nici frumoasă. Nu mai știu că am exact. Stat, nu știu cum, nici pe burtă, nici pe spate, dar era da, așa. Da, oricum, cum mă zice maestru Piersic, nu o să ating. Credeți că în spectacolele voastre nu mai încap genul ăsta de umor? De tip Horațiu Mălăele, de exemplu? Horațiu, de exemplu, își alcătuiește playlist-ul lui din tot felul de glume, din poezii, din... sketch-uri de-astea poetice câteodată. Noi în stand-up suntem judecați dacă luăm glume făcute de alții. Păi da, dar poți să faci sketch-ul tău. Da, e mult mai greu să fac sketch-ul meu decât să adun și să fiu un colegător de glume și să le... Adică... Și totuși un artist, un poet, este al tuturor, numai unui singur stand-upper. Dacă... Adevărat, doar. Adică dacă, de exemplu, și abia plecă bătrânul și l-am dat la Casa de Cultură de Vizuri și abia, măi, scrisoarea treia mea. Adică nu poți spune. Nu, dar e o diferență. Mi se pare că stand-up-ul e făcut din experiențe proprii. Uh-huh. Adică trebuie să... Și păreri proprii și e foarte... E o totul judecată... Personal. E un norișor care merge deasupra capului. Sunteți de acord cu mine că orizontul vostru se lărgește odată ce vă duceți la confrați de scenă, care nu trebuie să fie neapărat stand-upări, uh-huh, care fac și alte lucruri la care se râde și universul vostru se mărește? Da. Și mai ales energia artistului. Adică dacă mergi să-l vezi pe Horațiu sau pe Radu Pietreanu sau artiști care fac lucruri mai complexe decât stand-up-ul în sine. Okay. Sau poate chiar și din afară, de pe Netflix, că sunt mulți care fac și cu chitară. Bo Burnham, care fac care spectacole întregi. Automat se lărgește așa, știi, raza. N-a zis ce brânciu, mă, sunteți blocați la limbă. Bă, dar de loc, dar odată, mă, bă, odată! Pare că e pe față după aia și... Da. Auzi, să vină nota. O fiat de noi. Plătesc ei. Sau la palatului. Coaliția, bineînțeles. Să facem un moment spectaculos. În montajul o să lași intervenția mea ca să nu se... Să nu sară lumea da. La picioare. Vă mai dau un nume. Și cred că nu o să fiți... Să zic așa, nu o să mă înjurați, bă, am plătit biletul ăsta, să mă fute degeaba, numai că mi-a zis Brânciu chestia asta. Așa. 8 ani i-a luat să facă spectacolul. Și cred eu a fost un spectacol de o oră jumate al lui Bartoș, One Man Aproape Show. Ah, da, am auzit recenzii super bune, da. Niciodată n-am prins bilet. Niciodată, pentru că m-am trezit în ultima oră. Da, se cumpără... Niciodată, se cumpără ca bilet. Ai telefonul meu, nu e o problemă. Așa. Nici la tine n-am reușit să ajung anul ăsta. Ai telefonul. Care e telefonul tău? Meu? Deci, el a dus-o mai departe. Adică, de fiecare dată, ca și cântăreți, eu îi ascult pe alții. Trebuie să-i ascult pe alții. Clar. Da. E ca și când eu am o singură voce muzicală. Ea se poate lărgi, urechea se poate lărgi. Dacă tu intri într-o sală și n-ai ascultat niciun fel de instrument la o orchestre simfonice și intri și asculti Sinfonia 10-a de Beethoven, sau nu, a 10-a am scris-o, Sinfonia 5-a de Beethoven, tu poți să faci atac de cord. Pentru că urechea ta, nefiind obișnuită, tu poți să fii uimit. Nu poți să faci așa de cord, că nu mai intră nimeni în spectacole. Da. Dar tu poți să ai un șoc, pentru că urechea ta știe numai... Ai trăit în pădure, bă, știe exact cum face la împerechere cerbul, știe exact cum face rândunica, potărnichea și viezurile. Dar habar n-ai cum face un instrument. De-aia zic eu că urechea ta trebuie să fie obișnuită cu orice. În special... Da. Ca meseria asta de stand-up, trebuie să fie orice. De ce? Pentru că un gest și aveți, deja mi-ați povestit despre oameni. Oamenii ăștia au niște gesturi care își însoțesc poanta și voi le luați gesturile celor pe care imitați. Da, involuntar se întâmplă. Involuntar. Da. Bine, să n-ajungi în punctul în care ești
personajul respectiv, știi, dar involuntar mai ei. E foarte mișto că preiei și când stai într-un grup, cum stăm noi, între noi, preluăm unul de la altul, că îmi dau seama. Da. De exemplu, noi când stăm mult timp unul cu celălalt, preluăm niște mecanisme unul de la celălalt. Și când ne uităm și la alți comedianți, la fel, mai ei un stil de glumă. Dar nu devie. Nu. Se numește inspirație slash... Noi, și în România se spune furăciune. Sunt dar unelte. La fel făcea și Buble, da. Știi, când povestea despre Sinatra. M-am inspirat de la Sinatra foarte și de la Tony Bennett. Să trăiești la mulți ani. Da. Sunt foarte multe unelte pe care le vezi la altul, poate le apreciezi și poate într-un context, pentru că comedia e despre timing, e perfect să folosești atunci acea uneltă. Spre exemplu, Ionuț când vrea să exagereze ceva, nu știu, se duce pe o tonalitate super înaltă și apoi schimbă ideea. Nu știu, să zicem că, da, aș vrea să mă duc. Ideea e că când intră cineva se preface. Că e o uneltă pe care el o folosește și care funcționează foarte bine. Știi? Exact. La sketch-ul cu FBI nu schimbă nimic. Nu, deci ăla e cu drepturi de autor, ăla înregistrăm la OSIM, nu lucrăm așa, Horia, totuși. O întrebare interesantă, zic eu. Eu am făcut-o. Voi trebuie să... ce întrebare. Toate întrebările tale sunt interesante, niciodată să nu le consideri neinteresante. Dacă n-ai fost Ai Umorul, cum ați fi răzbit pe piața românească? N-am fi reușit nimic fără Ai Umor. Ar fi fost mai dificil, cred. Ar fi fost un pic mai dificil. Adică noi chiar suntem recunoscători că Ai Umorul nu doar pentru noi a fost... Dar noi eram in-game atunci. Adică tind să cred relativ, că ar fi fost greu, dar noi în momentul ăla, cumva, universul ne-a adus Ai Umorul și Ai Umorul pe noi. Pentru că noi făceam lucruri. Noi făceam săptămânal 2-3 sketch-uri. Cu telefonul, cum ne chinuiam noi. Cum făceam momentul lui Ionuț de la Ai Umor. A fost înainte postat, ăla cu Ungurul, cu Ardeleanu, rugăciunile. Celebru moment, ăla a fost postat pe internet de el cu, nu știu, o lună, două înainte, ceva de genul. Cu o lună înainte. Deci ăla era făcut de mult, ăla era postat, avea deja un număr de 300-500.000 de vizualizări, din ce mi-amintesc eu. Adică n-a fost întâmplătoare și Ai Umorul ăsta, s-a pogorât de la Dumnezeu și de la Duhul Sfânt și după aia era o muncă. Noi eram în acțiune, știi, asta e foarte important. Dai la pedale. Nu ne-a expus, nu ne-a dat numerele respective, adică n-a venit o agenție care a zis, bun, voi doar veniți cu niște aptitudini și noi vă dăm tot, ia text, scenarist, tot. Ei ne-au dat într-adevăr mijlocul de expunere, care a fost super puternic, și pentru asta suntem recunoscători. În schimb, fiecare concurent și-a făcut numărul și l-a scris și l-a... Deci, practic, vreți să-mi spuneți că mai devreme sau mai târziu, venea, voi oricum străpungeați piața. Cred că ar fi venit, dar nu trebuie este să... Da, confirm. Și dacă nu spuneam la Ai Umor, făceam la tine la podcast și tot ne duceam undeva. La un moment dat, doar acum, pentru că ai adus vorba de Ungurul care făcea rugăciuni. Eu m-am distrat foarte tare urmărindu-l, dar cred că a existat o parte a publicului, poate mai închistată, poate mai reticentă, care a zis, nu ție, te iubesc, mă, omule, te iubesc la nebun. A fost o parte, dar nu mulți, cred că vreo 800.000 de oameni care au... Două județe. Ce mai e doar? Asta și Harghita a fost acolo. Nimic, da. Niște noriași un pic mai fanatici care mi-au dat... Au fost și niște preoți care mi-au trimis canoane. Unii mi-au trimis niște rugăciuni pe care să le zic în fiecare noapte înainte de culcare. Chiar mi-au trimis niște preoți de nu știu unde. Să scoată diavolul din tine sau cum? Da, și mi-au zis așa, au zis, uite, băiatule, nu e încă prea târziu. Îți dau rugăciunile astea, dacă le spui în fiecare seară înainte de culcare, s-ar putea ca Dumnezeu să te ierte. S-ar putea, am vorbit eu. S-ar putea. Încă nici el nu-i hotărât, dar tu dacă le faci, tu trebuie să... Tu fă-ți treaba acolo și s-ar putea ca până la finalul vieții să fie bine acolo. Și uite, din păcate nu le-am zis. Dar na, mulți oameni iau mult prea în serios toate ironiile astea la adresa... Că nu-s la adresa lui Dumnezeu ironiile astea. Mi se pare normal. Sunt la adresa unei... Și cred că niciunul dintre enoriași și nici dintre preoții pe care am menționat, nu cred că a văzut cele 10 porunci pe care Ricky Gervais le-a luat la puricat. Acolo deja e cu torțe. Adică dacă le văd pe alea... Cu ars pe rug. Pur și simplu vin cu furci și aruncă în... Și în ultimul spectacol, Ricky Gervais e alte subiecte și mai delicate, pentru că el consideră că această comedie pe care o fac oamenii din lume nu trebuie să aibă o preliș, nu trebuie limite, să aibă limite, da. Subiecte tabu.
Da, așa e, bine, și George Carlin, dacă ne raportăm la George Carlin, acolo e deja... Carling, bine, el merge spre zona de ateu. Da, da, da. Ricky Gervais nu merge spre ateu. Bine, cred că și el e ateu, dar e un pic mai soft decât George Carlin. George Carlin... Uite, de exemplu, la masă asta am discutat și despre Dinamo. A, da. Uite, noi am făcut blasfemia. Deci... Da, noi am da, acum, da, de exemplu, dar o să rezolve grupul ăsta care sta... Cum? Sunt 500! Te rezolvă cei 500 de rapidiști de afară care au venit să te purifice. Și o cântă pe aia cu mamele. Și o cânti în fiecare seară înainte de culcare și poate. Ai nevoie. Să știi că asta înseamnă, până la urmă, asta e o experiență pe care care te face și mai puternic. Pentru că nu poți, la tipul tău, de felul tău de a fi, eu cred că te-au lovit puțin. Băi, faci bine... Era așa între alegeri, la răscruce. Ce să fac? Merg mai departe cu chestia asta? O să fac mai departe? Uite ce să... Aoleu, câți au venit? A, nu știu ce. Bine, majoritatea te-a felicitat, au râs. Ca și mine, de altfel. Da. Dar există acest grup de oameni care... Da, te pun pe gânduri. Adică te pun pe gânduri, că de multe ori tinzi să iei în calcul minoritatea aia care te înjură, știi? Nu, dacă zic 200.000 de oameni, e foarte bine ce faci. Zic 12, mamă, ce nasol e... Parcă te uiți la aia 12 și, oare n-au dreptate ăștia 12? Da, da, da. Da, am învățat cu timpul să filtrăm. Ți-au venit vreodată reclamații de genul ăsta? A, foarte multe. Păi tot pe... Nu spun, nu cred așa ceva. La care? Zim panta ta după care au venit haterii și au pus... Pot să zic categoria. Și e foarte asemănătoare ca la Ionuț. La bucățile despre biserică de la stand-up, pe care le-am dat la umor, în mare parte. Când am vorbit despre... Când ai fost tu... Când am fost preot DJ, ultima, cu bine, ești bine, dacă ar fi mixate slujbele, care a fost una... Și Duhul lui Tău. Eu mi-am învățat liturghia. El și-a repetat-o, el are șansă. Iertați-mă, dar chiar văd tot Consiliul de la Bor... Sunt simpatici, așa la lepte. Sunt simpatici ăștia trei. Cât ne costă să-i luăm? Să punem un corporate la biserică, să facem. Da, am făcut stand-up într-o biserică din Olanda. Pentru România am făcut stand-up. A fost incredibil. Ce... Nu cred. Da, într-o biserică, în spate aveam moaștele unui sfânt de lor. Nu cred. Am poză. Nu te cred. În spate aveam moaștele și aveam fix bucată despre biserică, cea pe care am dat-o la umor. Am avut cu Bordea și cu nu mai știu cine. Și stai să... În ce oraș e asta? În Amsterdam. Suntem în Amsterdam. Seara târziu. Nu este Quasimodo, este George Tănase. În spatele lui, moaștele lui... San Benedict. Da, am făcut și pentru România era ceva nou. Pentru că acolo e un business. Bisericile sunt închiriate pentru evenimente. Aha. Nu contează ce eveniment. Bine, e și în America la fel. Dar bănesc că sunt astea din... Amsterdam sunt mai, știi, au altă arhitectonică, au alt interior, mult mai stilate, mai spre divinitate. Da. Au vitrine. Așa, roșii cu vitrine. Și vitrine cu mai multe culori. Da, nu pot să spun eu o poveste, dar ți-a spun eu. Așa, nu cu mine, cu altcineva. Nu, da. Nici nu pot să-i menționez numele. Uite așa, așa. Se întâmpla cu ceva în urmă. Să continuăm. Dar știi ce a făcut? Nu, continuă. Da, n-am făcut pentru români stand-up în această biserică minunată, de altfel, splendidă. Tot publicul era cumva, poate pe că eram în Amsterdam, poate au avut o zi mai grea, înfumurați, să zicem, pentru că eram foarte relaxați ca români. Numai că... Bilete din asta. Vă rog, fără fumuri. Intrați încrezător, fără fumuri. Nici o treabă. Mă gândeam la intrare să le dea foițe. Foarte deschiși oamenii, fantastic, da, de deschiși. Da. Incredibil acolo. Și înțelegeau perfect. Să-mi dai și mie adresa. Știi exact. Fix în centru. Să ne rugăm și noi acolo. Tu say I love you. Foarte. Deci pe aceste teme mi-am luat și eu hate pe biserică. Foarte des. Vreau să vă spun că dintre voi doi, și cred că mai devreme sau mai târziu va veni și rândul tău, dragul meu, dintre voi doi, cel care a pășit într-o lume a muzicii este Ionuț.
Da, te cunosc? I know you from somewhere. Somewhere. From somewhere, da. O altă emisiune unde am făcut furori, unde tot locul întâi. Iartă-mă. Ai avut o inițiativă sau zis, băi, să încerc și pasta ca experiență de viață? Păi culme, trebuia să fiu cu el. Trebuia să fiu împreună. Și te-a apucat? De ce n-ai fost? L-am pus pe canal de uși. Am tras de volan. Stai, care era cutinul, mă? Că n-am pierdut tine. Băi, care-i cutinul? A prins el cursa deci la canal. Deci când trebuia să intru... Să intru la antena, am auzit șildirim. Ai prins o cursă, e Turcia. Dar... Ai tras de volan așa. Da. Mă așteaptă canal de acasă. Ai, da, era la canal de acasă. Și m-am dus la matinal la canal de. Da. Și s-a supărat multă. Băi, vreți să vă pun o pilă? Imediat. În orice moment, noi suntem deschiși. Deci, nu, voi doi, deci chiar, deci clar. Da, a fost o situație. Da. Zim cum a fost Anisia. Pentru tine ca și... Foarte Anisia. Anisia are nevoie de un adjectiv. Ești atât de Anisia. Ce frumos a spus. Jur, da. Orice moment cu Anisia... Nu poți să zici la modul, băi, am întâlnit cu Anisia, am făcut ceva cu Anisia și ne-am cam plictisit. Nu există cu Anisia, n-ai cum. Anisia în orice moment te surprinde. Ea nu face ce te aștepți. Anisia, când te aștepți să fie, nu știu cum, să... fie zvăpăiat sau ceva, e liniștită. Când te aștept să fie liniștită, e zvăpăiat. E ca traficul din India, știi? Da. Nu știi de unde. Exact așa sunt și gândurile Anisei, eu mereu îi zic. Ea apare într-un sens giratoriu și nu te anunță niciodată unde iese. Știi? Exact. Nu semnalizează. Da, să intre Anisia. Ei, hai de Anisia, coci! Nu am glumit. Dar foarte, foarte talentată. Da. I-am zis și ei de o grămadă de ori că mie mi se pare cea mai talentată, cea mai versatilă femeie din showbiz-ul românesc. Dar... Și ca personaje și... Dar... Dar... dar domeniile cu asta... Dar scrieți al tău. Ce-i dat? Ce-i cu asta dar? Nu, dar Anisia! Dar Anisia! Dar Anisia! Îi place să ciocnească cu noi! Da, Anisia e spontană. E minunată. Dar Anisia, să știi că Anisia a venit aici, dar nu a... N-a fost spontană? N-a fost... spontană. Ah, no, pentru că nu te-ai glumit, așteptat avem... invers, da. Anisia, la ce te aștepți e invers. Da. Da, ți-am zis, foarte talentată și pe voce. Noi când făceam repetițiile mai vorbește... cu... mai tare, un pic, no, bine. Hai, puțin. E Anisia, e Horia și Anisia. Ideea e că atunci când făceam cu Crina, când făceam cu Crina antrenamentele, efectiv pe Crina o impresiona unde poate să ducă vocea, Anisia. De exemplu, am avut Iris și Felicia Filip. Da, și Anisia răcită, ruptă, cobză, atingea notele alea ale Felicii și eram, băi, dă-te încolo, incredibil. Ce sânge zace în fata asta, da. Știi că a venit la Vocea României? Da, am văzut-o, da. A început să cânte... Ce cânta, că am văzut, da. Black Velvet, ceva de ăsta. N-am întors toți cinci. Eu cu Teo pe acea scaun. Și, apropo, vinerea asta este finala de la Vocea României. Ne vom uita. Și pe cine o să votați? Păi cred că pe... Fata aia cu... Andrei. hai să... Da, pe Andrei... Răspuns greșit. Nu total mai... greșit. A ieșit Andrei? Andrei a fost Sfântul Andrei, gata. Gata. Nu, eu zic de smiley. Am mers voi, că așa. Dar eu cred că voi trebuie să treceți la următorul... nivel. Următorul vostru punct. Pentru că eu cred că voi doi sunteți talentați, sunteți făcut unul pentru altul, scenic vorbind, și... Și nu doar scenic. Nu știm unde ne duce viața. Totuși, eu am fost prin Amsterdam. Da, și tu prin Austria. Așa. Puf, puf! Ai reținut, e goarnă, da? Da, da. Și chiar goarnă-i. Deci... este o piesă pe care numai unul dintre voi a trecut prin ea, dar eu cred că flexibilitatea, versatilitatea și, nu în ultimă instanță, ambiția celui de-al doilea să poată să treacă peste orice impediment să pună această piesă. Vă las 30 de secunde dacă vrei să-i... Acum ești un fel de antrenor. Fii atent, este o piesă care cu siguranță va distruge. Nu. Sfârteca. Spinteca. Zdrobi internetul. Pentru că acum se naște
perichea. Ce mi-e modern talking? Modern joking. Joking. Shut up. Modern shut up. Poftiți. Mi-e frică. Jaga, jaga. Mamă. Deci, Doamne, m-a distrus piesa asta. Cum deci... băi? Dar și culmea e cea mai vizualizată, dar nouă nu ne-a... Da, noi eram nu, la modul... Uite, încearcă să o cânt. Dar cred că o știu. Cred că o și știu. Știu chiar dacă eu nu ți-a făcut-o, dar... E, vezi? Vezi ce înseamnă? Vezi? Vezi? Ăsta e partea noastră. Optimist, da, 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 da. Optimist. Da. Cum am fost mereu? Fii atent. Uite-te puțin la ea. Uite-te puțin la ea. Da. O linia melodică. Aș vrea să facem, știi cum? Noi trebuie să înțeleagă oamenii, și oamenii știu, cei care ne urmăresc, cei... 5 milioane plus 4 tiriști care acum sunt care acum ne sorb fiecare. Și asta e de tiriști. Și nu trebuie să-i dezamăgim. Pentru nu voi pentru tiriști înainte. Pentru tir. Deci iara-i vară, iara-i seară, da? Asta e linia. Iara-i vară, iara-i seară. Iar îi, da? Că Adi, mă scuză. Iara-i vară, iara-i seară, iar o vreau amă. Nu-i așa. Nu, cum e? Iar-i noapte, iar mă poartă, iar la ea mă duc. Nu dă, Doamne, iar acasă să nu o găsesc. E dorul ei în ei. Atenție, o luăm de la capăt? Da, gata. Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit, dragii mei. Sunteți la un podcast în care gluma se împletește cu muzica. Acești doi titani. Titan cu vitan pentru că sunt aici pentru a da viață. Una dintre cele mai cunoscute partituri pe care oamenii câteodată la râs cruce pe drumuri o încearcă să o treacă în viață. Atenție! Ionuț, da? Da, pe el are primul. Gemi? 1, 2, 1, 2, 3. Iar-i vară, iar-i sară, iar o vreau amu. Iar-i noapte, iar mă poartă, iar la ea mă duc. Nu dă, Doamne, iar acasă să nu o găsesc. De dorul ei înnebunesc. Merg pe stradă tot să mă vadă cu-n braț de flori. Mă vede o babă și-ncă o babă, iar mă trec fiori. Nu dă, Doamne, iar acasă să nu te găsesc. De dorul tău înnebunesc. Și acum toată lumea! Încearcă I, A, încearcă jaga, jaga. Încearcă, da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău am să rămân la mama placă. Încearcă I, A, încearcă jaga, jaga. Încearcă, da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău am să rămân la mama placă. Ducem această emisiune cu versatilitate. Cu nuca, băgața noua. Eu știu, băieții tot mai umblă pe la piete în sat. Da, tu vii, dar nu-ți faci datoria de bărbat. Tu vii cu flori, cu vorbi multi, toate sunt zadar. Iar dacă în sat ești superstar. Oh, yeah! Da, prins pește toată ziua așa de un pescar. Cum la livadă să nu șadă omul gospodar. Numai eu stau fără treabă toată ziua în sat. Că n-am bărbat adevărat. Și toată lumea! Încearcă I, A, încearcă jaga, jaga. Încearcă, da, nu mă chinui degeaba. Nu te uita, băiete, atât de mult la fundul meu. Că-i să rămâi la mâna placă. Ultima dată! Încearcă I, A, încearcă jaga, jaga. Încearcă, da, nu mă chinui degeaba. Nu te uita, băiete, atât de mult la fundul meu. Că-i să rămâi la mâta flăcă. Băi, frate! De eu ce m-am dus la Canal D? Cine te-a pus? Cine m-a pus să cred? Pe cât punem pariu? Acum pun un pariu pe o masă la... O masă la... La un han din Sibiu. Un han de 5 stele cu Michelin. Da, da. O să...
primiți telefon clar să vă duceți amândoi? Pe cât punem pariu? Că o să ne zică domnul Barbarasa, dragilor, nu am, nu am de unde. Am de jumate de unul din voi. Te iubim, Cristi. Da, e magnific, magnific. Cristi, te iubim. Dar mâncăm și noi pâinea. Deci eu cred că... Eu uite, cred la Horia că... suntem foarte bine plătiți. Da? În carne și oase. În produse gelatinoase. Oh, dar e foarte greu. Eu nu mă așteptam să fie atât de greu. Eu când m-am dus, am luat-o foarte tare în catering, care am imit ce e atât de greu. Dar să ții notele, să te duelezi cu cântăreți. Doamne, deci când îl auzeam pe Ristei, eu intram în depresie și plecam din studio. Eram, bă, vreau să renunț în acest moment, că mă enerva Ristei. Te întreb, ce loc ai obținut? Cred că 8 din 9, ceva de genul ăsta. Ca la America? N-au gust, dragă. Așa. Nu înțeles ce vrei să spui. Da. Mă, acolo nu erau așteptări. Adică nu, erau ăia cumva. Frat, e mult mai bine decât ne așteptam. Dar e greu, e dificil. Mie îmi plăcea să imit așa personaje și zona de rap, zona de... care nu necesita super voci. Și Minculescu mi-a plăcut. Și Spike. Pe Spike Live. Minculescu mi-a plăcut. Și Minculescu mi-a plăcut super mult. Adică acolo am câștigat. Prima, singura, cred că, pe care am câștigat-o. Dar în rest mai aveam din astea femei și din astea. Am avut, de exemplu, Savoy, unde eu eram ea care nu cântă. Că ea nu cântă, ea doar e cu el pe scenă. Și am cântat și eu ceva acolo. Fii atât aici. Hai să te gândești la o notă din spectacolul tău. Dragii mei, după cum știți, partea de final o aloc muzicii. Imediat. Și fetele o să strige. Calmați-vă, fetelor, doar vocea mea. Pentru început, v-am pregătit câteva melodii. O să începi cu Ghiță Munteanu, o încălzire. Ca să, da, mereu. Urmează Jaga Jaga, care e mult mai antrenantă și mai departe. Și după aceea, pentru final, v-am pregătit o chestie de suflet. Oh. Urmează să fie... Oh. Adică, Doamne, un alt tu. Oare ce o să fie Horia? Ce l-a pregătit Horia? Iartă-mă, sunt Ionuț. A, tu ești. E spectacolul Ionuț, e la meu. Oare ce a pregătit Ionuț? Celebru pentru pregătirile. E cu capul Ionuț ăsta. Și acum îți alegi o piesă sau două din repertoriu lui Miculescu. Oh, da. Oh, nice. Hai să începem cu De vei pleca. Cu De vei pleca? Deci, nici n-ai scos un cuvânt. Timid de niște fete, bărbații toși. Da, e greu, nu asta. Pentru răceala de acum, sincer, e... Versuri.ro, venim. Nu că le știu în continuare, dar mi-e grăcit. E doar chestie de... În zona asta. Sunt foarte mult în primul rând pentru această invitație. Maestre, dacă se poate să pui muzica... Toată Craiova în acest moment, spune că e cu mine. Felicia, dacă poți să faci tu pe Felicia, George, te rog frumos. Nu știu cum. Asta e. Cristi, ce voce, așa, eu știu. E foarte bine. Am accesat și eu, după, exact seama. Prima, da? Mă rog, niște ajutor, mă rog. Te vei pleca să iei cu tine doar nopțile în care noi am fost nemuritor. Uitarea vine, te rog să-mi spui acum ce are rău. Fii atent, fii atent. Vine maică-mea, maică-mea cântăreață și soră-mea. Să știți. Scuze, mamă, soră. Ele chiar au o voce super bună. Aș vrea să mă lăsați puțin.
Doamna Rusu, numele meu este Horia. Probabil nu m-ați văzut în urmă cu 30 de ani la televizor. Să știi. Probabil că l-ați și închis, dar asta nu contează acum. Aș vrea să vă felicit pentru acest copil minunat. Și mă bucur foarte mult că parte din moștenirea genetică, în speță muzicală, a fost transmisă. Foarte puțin. Și de la tatăl tot atât. De la tata atât. Și aici, după piesa asta, se retrage, se lasă lumina, publicul aplaudă, revii la bis. Îmi cer scuze pentru acea ultima piesă cu care închei. Life is life. Life. Să știți că chiar vă voi pleca. O altă piesă care nu știe versurile? Nu, asta e altă. A, da, tot, e de începutul. Mulțumesc frumos! Tu le zici, doar așa, doar trebuie să dea un semn, ei. Toată lumea! E ultimul moment, v-ați zis de-a dânsești ăsta! Voi veni pe strada ta! Te aștept mereu, fără tine mi-e greu! Toată lumea! Ne așteptam! Voi veni pe strada ta! Te și acum pentru tu să am nevoie. Peste 9, toți oamenii acolo prezenți, cei 1200 de oameni prezent, băgați. Care e locul tău de spectacol preferat în București? În București este Berceni, nu știu. Toți oamenii acolo în acea instituție culturală pe care nu știu. La Big Berceni acolo. La Big Berceni înghesuiți, da. Poți să pleci acasă. Și ghiți ce? Peste 9 luni vor fi urmași, pentru că spectacolul ăsta a crescut. Toți făcuți de mine, toți făcuți de mine. Cum cântă Ionuț, va crește natalitatea. Și peste, peste 30 de ani, când o să serbez de 30 de ani, o să fiu crotitorul copiilor. 30 de ani de cabana. Știi că noi avem cabana de la... Da, exact. Ce cabana? E un loc unde mai făceam stand-up. Cabana se numește, un restaurant în Berceni. 30 de ani de cabana. 120 de oameni. Deci mi se pare senzațional dacă voi faceți un spectacol în Berceni. Băi, tu trebuie să încerci asta. Cu copii, cu inseminarea? Tu trebuie să... Tu trebuie să cești. Tu trebuie să cești copii. Să lași urmași. Băi, deja. După 30 de ani, nu trebuie să fii tu în locul meu, ci să stai așa la masă. Și să... Cu 30 de ani mă vedea la televizor, la cabana, eram... Ți-au spus părinții tăi? Au fost la spectacolul meu? Au fost în cei 115 oameni de acolo, părinții tăi? Nu aveau cum să fi ratat. Părinții tăi din Zalău, nu? Cred că aveai totuși expunere mai mare decât... E, și acum, pentru că am adus vorba de copii, dați-mi voie să vă spun că imaginația lui George doboară orice record. Ia auzi. Citez. La un bebe îi pune numele America... Dacă se întâmplă acum, că tot începe mișina, dacă e beată, îi punem numele Ecuador. Iar dacă e fată, Columbia. Dacă vine și al treilea, îi punem numele Argentina. Așa am zis? Da. Așa ai zis, tăticule. Mă lepă de... Mă lepă de... Sau dacă e fată, îi pun numele Mona. Și la băiată îi pun... Segal, la băiat. Mona și Segal, ai la masă! Vreau băia și fata! Doamne! O să mor! Dacă nu se activează clauzele nici acum, după chestia asta... Glumim! Mona? Ați fost cu minți? Da, tata! Nu mai ascundeți nimic. Ați primit vreun tir? Nu, tata! Nu, tata! Ați făcut autostopul până la școală? Că tati nu poate să vă ducă. Sun eu să vină o mașină? Cu cazarea cum stați? Că tot la mine în casă stați. Aveți 10 ani deja. Din timpul să vă căutați cazare.
Aveți la dispoziție oriți. Care e misiunea voastră de astăzi? Să ajungem la școală. Bun, și la școală ce trebuie să faci? Să găsim plicuri. Nu, știi, fiecare. Ci că eu cu Lorena, soția lui George, noi ne-am propus să facem trei copii. Pe unul Mona, pe unul Segal și al treilea, cum chema pe operator la care tot timpul acum? Mariusică. Pun Mariusică, că e liniștit și bun. Ar fi mișto să iasă ca Mariusică. Da. Sau îi pun Cuti. Extraordinar. Mai râdem și noi, că vorba. Da, atrag atenția celor care ne urmăresc acum 11, pentru că a venit și un om de la de la inseminări care urmărește. A simțit că e locul de un barter? Lorena, știi ce meserie are? Știu, da. De-aia este și ea așa. Lorena este medic nutriționist și este extrem de pasionată de sport. Mai e pasionată? Este, da, face treaba asta. E cu munca ea. Alimentație sănătoasă? Ia, da. Și ceea ce nu... Nu știu, aș vrea să fie aici Lorena? Asta intră? No, glumesc. Și ar pentru că eu, George, avem o să... Lorena! Ea se bagă în ceea ce mănânci tu? Îți oprește? Îți mai face? Nu, ea gătește, eu mănânc atâta. Asta e regula casei. Și eu mănânc orice gătește, fără drept de apel. Nu, ea mănâncă destul de sănătos și automat eu mănânc destul adică, de sănătos. Adică vrei să spui că e vegetarian în sensul ăsta? Nu mai e, a fost. A fost vegetarian? Da, a fost. Uite, iubire! Da. Știi că fiica mea e vegetariană? E vegetariană? Da, bravo, ești puternică. Cât timp? Nu mai știu, 2 ani a fost ceva. 2 ani? 12. 12 ani? Și cum sau urmează zici? Să fii 12 ani. De 12 ani nu mai discutăm despre Sibiu și de celebrul din acolo. Cum mai nu? 12 ani fără mamă. Cum reziști? Cum e viața vegetarii? Mai simplă. Mai ușoară. Mai ușoară? Chiar că ușoară. Păi și când vezi asta? Și când vezi chestia asta? Norocul meu e că nu mi-e poftă. Mă, mie acum mi-ai făcut efectiv. Doamne, e genial, nu știu, nu, mi se pare că... Băi, tu când ești sus acolo și îți alegi un corp și o viață, înțelegi? Deci tu ești spirit și îți alegi un corp, o viață. Tu trebuie să încerci lucruri aici. Că tu de-aia vii, e un loc de joacă senzațional pământul. E o vacanță, din punctul meu de vedere. Că acolo sus e plictisitor. Adică nu faci foarte multe lucruri. Bă. Vorbește dumnezeiește băiatul ăsta. Eu cred că Dumnezeu bălește la platoul ăsta acum. El s-ar întrupa, dar are treabă. Aleluia. De-aia ne trimite pe noi. Nu știu. Asta. Și mie mi s-a spus că asta conține colagen. Da. Și deci, noi nu-l simțim, noi de-a mâncăm câte jumătate de kil. Lor le place când moare. Când mor. Sorsa mică. Lor le place mult când mor. Este un mit. Da, e o stare magnifică pentru ele. De fapt, atunci când urlă porcii... Omoară-mă! Omoară-mă! A, ce bine e! Mai bagă consistă! Ficat! 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 Eu asta aud de la porci. Ficat! Ficat! Deci, vreau să vă pregătiți, după acest podcast, vor urma câteva reporturi. Domnului Brânciu pentru ultragiere și pentru punere în... Acum poate nu știați, nu poți dar... să împaci pe Greta Thunberg. Nu, e mai greu. Greta. Și porcul și Greta Thunberg. Nu poți să împaci și porcul și Greta. Pe cine să mulțumesc? Și Varsa și Greta Thunberg. Așa. Trebuie să spun, da, că poate știi faptul că, și vreau să-mi spui dacă e falsă informația, tu ai dat un casting pentru Cronica Crăcătoașilor. Da. A dat Dumnezeu să-l iert. A fost. La ce? La partener? Sau la omul care... La ce, exact? Actor. Imitator. Imitație, da. Pe sketch-urile lor de impersonator. Că și eu l-am dat. Și? Ce an era asta? 2014? La recent. Acum 8 ani. Da. Păi fix înainte să ne cunoaștem. Așa am ajuns eu în București, practic. De pe tir am venit la casting. Chiar de pe tir din Austria, din Viena. Am venit la propriu. A parcat la bani. Dar lăsat tirul acolo. Auzi, dar de ce ești așa șifonat? Am avut niște acroșări. Cu transpaletă. Încă făcea așa la casting. Da. Și nu s-a întâmplat nimic? Sau au intrat acolo? Ba da, am intrat. Am stat 2 ani.
2 ani de zile. Am jucat 2 ani, da, la ei. N-o să-i uit niciodată. Și... Păi el a luat pe mine, nu, că și-am dat castingul ăla. Nu cred. Da. Noi ne-am întâlnit, da. Nu ne-am întâlnit față în față, dar știu la telefonul de după, că mie mi-a promis că m-au luat și că mă sună în toamnă. Și în toamnă l-am văzut pe el pe sticlă. Am înnebunit. Mie mi-au zis că te sunăm noi. Asta mi-a zis că te sunăm. Păi și mie mi-au zis că te sunăm noi. De atunci ți s-a... Pus pata pe el. Da. Da, da, da. S-a născut așa o dorință de... Și-am făcut la bani. Deci erau la... Nu, pata și banii! Băi, m-au umplut. Dar vă zic, eu în timpul ăsta, na, Cronica nu mai era o emisiune atât de mare. Era o emisiune mișto. Chichiche. Da, chichiche. Și eu în pauzele de la Cronica mergeam pe camion încă. Adică da. Eu aveam emisiunea, nu știu, 3 luni în toamnă, apoi de Crăciun am mers pe tir, de Crăciun și Revelion. Eram prieteni atunci, mi-amintesc. Da. Mai sunat de pe autostrada Germaniei, ne-am sunat să ne sunăm, să ne urăm la mulți ani de așa, eu eram la petrecere și el era pe autostrada Germaniei. S-auzea... De la ce era? Artificii din oraș. Erau din orașul de lângă. Da. Dar eu eram singur cu un bulgar lângă care nu... Hai, dă-o, dracu, deja mi-e milă de tine. Hai să dăm tine. Hai, nu, nu, mai dă... Dați piesa aia de milă de tirist. Ia, nu, nu, chiar nu, 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 chiar nu. S-a răcit puțin, să mai... Nu, nu există așa ceva. Să stai singur. Păi, acum... M-a durut și pe mine suflet pentru el atunci. Și? Păi, eu îmi doream să facem Revelion împreună, dar el a ales banii, că așa a ales toată viața. Dublu mi-a dat pe perioada aia. Mersi mult, domnul Zoli. I-am zis, hai cu noi la cabană, nu mai știu unde mergem. Auzi, mă, crezi că în capul lui Ionuț există așa un fel de Zoli care... Dacă nu mergem oricum, Zoli mă așteaptă oricând. A, da? A, da, el, da, da, da. E omul care are mereu un plan. Dar de backup. Sunt îngrijorat că mi-a expirat atestatul și trebuie să mă duc să-l reparez. Și ce? Ochii? Bă. Da, tot. Și chiar și examenul trebuie să-l dai din nou. De asta mi-e un pic frică. Deci nu, n-aș vrea să mă întorc. Adică la ce ți-e frică? La ce? Că nu mai vezi sau nu mai știi regulile? Nu, că nu mai semnele. Știu, că îți dă și mecanică și din astea știi la testul scris. Adică era greu, e greu examenul. Era greuț. E greu și mai ales pentru un om ca tine. Mi-ai tăiat visul de amor. Nu, nu, Horia, Horia, să știi că e bine plătită. E greu să te desăvârșești. Deci orice om desăvârșit a condus. I was born to be a tirist. Și că nu, avem cu tir cu arcul, dacă vrei. Nu, dar e mișto să mergi o dată cu tirul, serios, recomand. Incredibil. Da. Acum, dacă, de exemplu, suferi o... Fii atent ce te întreb. Dacă suferi acum, te duci la un spectacol și ies toate proaste. Și la final, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în viața ta, prinzi și un bu. Roșii nu ți-l aruncă nimeni la noi. Nici o, nici roșii. Da, sunt scumpe. E producția asta și prețurile mari. Te duci acasă. Gică? Cred că e capăt de linie. Te pup. Cred că am descărcare. Zi... Că asta e frica. E frica cea mai mare pe care nu cred așa ceva. Da. Cred că e frica cea mai mare. Nu, te cred. Jur să nu mai fac asta. Chiar cred că e frica de irelevanță, așa. Probabil și la tine, nu? Da, și la mine apare. Da, aveți o moștenire. Puteți să lăsați copiilor, Mona și Segal. Puteți să lăsați o moștenire sănătoasă, două nebii de viață, nu? Da, știu, dar vrem să facem asta până la moarte. Adică stai puțin. Uitați-vă, și asta am văzut acolo când ai venit în prosopul ăla, făcându-l pe Marica. Marica, da. Marica, ca Ciprian, da. Deci... Am venit să vă arăt ce nouă colecție de prosoape. Să vă arăt. Data viitoare vin în perdea. Era Duc Adam în față. Da? Da. Era cine mai era? Porumboiu acolo, cine mai era? Porumboiu, nu, Răducioiu. Crăciunescu, da. Și Gardoș. Și Gardoș, da. Deci oamenii ăia se uitau și... Deci ei știau totul, iar voi îi strecurați, știi... Este curat sub glumă un adevăr evident. Da. Iar oamenii ăia râdeau acolo. Crezi că râdeau de complezență că erau la televizor? Nu, cu ei e mult mai frumos. Cu ei e simplu, chiar ne place. Pentru că... Nu, ne place și cu ceilalți jurați, dar că ceilalți jurați făcând atât de mult, deja a devenit o rutină. Dar pentru ei chiar e special momentul ăla, pentru când vin foști mari fotbaliști. Vrei să fiu rău acum? Arbitru. Când ești jurat la o singură emisiune, se întâmplă? Da. Horia, te așteptăm oricând. Noi te vrem trecând, acolo. Trecând prin mai multe experiențe în viață. În viață, Levita, era o experiență. Noi te vrem acolo. Nu, ideea este că eu am zis că niciodată când ești jurat, ești un punct activ. Da, așa e. Adică nu ești un portar, nici portarul de fotbal. E ca și când ești portar de fotbal, nu faci nimic.
A, mă atacă? Hai, cum mai aștept? Nu, nu mă duc la minge. Da. A, ok, asta e. Da. A, da. Mi-a scăpat în poartă. Nu e exact. Adică nu sunt oamenii de pe vremuri de la fabrică, sunt doar portari și lasă-mi și mie ca să te trec. A, știu. Doar că e altă... Nu-ți dai seama. E... Se activează altfel, pentru că făcând atât de mult timp un lucru... Și fiind cred că sunt și obișnuiți cu noi, sunt super obișnuiți cu noi, că noi apărăm. Să sătui de noi. Apare mult. Da, apare noi mult, suntem mult, copiii mult. Mari care s-au făcut mari la antenă și au crescut și nu vrei să-i mai vezi, cred că la un moment dat. Dar pleacă o dată la altă televiziune că te pune. Eu când m-am întors de la canal, de a fost un pic de dor așa de mine, că am venit cu un moment și am fost așa, a, ce drăguț, uite, dar după aia era venit 15 ori. Eu, de exemplu, mie îmi place să mă duc și la Bobo și la Maria Popovici, mă duc și la Pârcălap, pentru că îmi place. Pârcălap face niște poante, un tip de poante, da, Maria Popovici cu un alt tip. Voi nu m-ați... Plătesc biletul. Și înțelegem de ce, da. Pentru că nici nu știți acum dacă vă să faceți glume sau muzică. Eu am înțeles. Aici, că aici, aici. E o dilemă. Da, it's a dilemă. Da. Suntem într-un punct și aici, un care editor. Asta e și un ziar dilema. Da. Deci eu asta cred că voi trebuie să... Hai să vă spun un secret. Nu trebuie să vă faceți standardul potrivit României. Mai sus. Ungarii. Să mergem pe Ungarii. Mergem pe Ungarii, că e țară mai mare și are deschidere spre state. Da, și Orban e Orban peste tot. Eu, dacă vreau să fac un spectacol, nu... Cum faci ăla spectacol? Eu, dacă nu mă duc mai sus cu un punct, eu nu pot să surprind. Corect. Dacă acum vii singur pe scenă, cu un spot pe tine, la Sala Palatului, și n-ai nimic în spate... Nu o scenografie, nu un balet, nu o trupă, nu o... Ori ești întruparea lui The Resurrection, ori trebuie să spui o chestie, fraților, fenomenal. Sunt... Da. Nu, eu aș veni, dacă de exemplu aș da mașina timpului, mașina timpului înapoi, undeva în anul 2000, m-aș duce la un spectacol la Sala Palatului și aș zice, bună, voi cei 4.000, fiți atenți aici. Fără nimic pe... Mâine... Atâta, mâine o să fie numele ăsta la loto. Ta, 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 ta. Și plec. A doua zi, toată lumea va verifica ce am spus, o să rămână cu ochii nebuni, toată lumea o să vorbească 4.000 ori, familiile lor, să se facă brusc 60.000 de oameni, care zice, trebuie să-l urmărim pe omul ăsta. Și la următorul spectacol nu o să mai fie bilete. Înțelegi ce zic? Numai atunci. Deci nu se pune problema, pentru că n-am mașina timpului. 20 de bani fiecare la loto, că știi că dacă pun toți, câștigă 20 de bani de om la loto. Da. Dar da, e mișto. E mișto. Ne lipsește o singură chestie, mașina timpului. De unde o luăm? Nu există. Nu? O am doar eu, doar închis, e în frigiderul ăla. Și dar nu scot, de mult. Nu scot. Pentru că vreau să fiu mai bun de acum înainte. N-are ITP-ul făcut sau ce? Și nu mai dau nici examen de conducere. Aici sunt probleme, că eu nu-s cu permisul de mașina timpului. De mașină. Eu am făcut în viața mea două matinale, unul la TVR și unul la Antena 1. Și de fiecare dată când văd pe cineva, că e la radio, că la TV, eu am admirație. Acum este în locul vostru, al tău și al lui Ciobanu. Acum este Oprișan. Cu Dinu, da. Cu Dinu, da. Și zi-mi de perioada aia, am mers, am văzut că a făcut o groază de poante, o groază de invitații, o groază de... Erau emulații interesante. Era un alt fel de viață pentru tine. Da, era... A fost perioada, cred că, cu cea mai multă muncă. Înainte de asta. Ca și acum avem la fel, nu mai știm, nu ne mai vedem capul, dar și atunci a fost ceva, aveam și o altă energie, era mai tânăr. Acum știu, am 31, dar eram un pic mai tânăr. Mai beau ceva ca să mă... Te rog, ca să uiți că ne-ai chemat pe noi. E perioada, cred că, în care am învățat cel mai mult din zona asta audiovizualului, adică am învățat cum se vorbește la radio, cum e structurată o emisiune... Se pun întrebările. Ce puncte trebuie atinse în fiecare emisiune, când să vorbesc, eu nu știam când să vorbesc, de multe ori vorbeam aiurea, în tramvai. Și am învățat și de la colegi, am învățat și de la șefi, și de la... Ți-am zis cum să vorbesc! Exact. Chiar am învățat și de la Liana, de la celălalt, de la Răzvan, Exarhu. Adică a fost un loc în care m-am format, să zic așa. Interesant. Interesant. În fac... Și ți-a lipsit o chestie. Era prea puțin video și prea mult audio. Da. Și mie îmi place foarte mult zona asta de video. Dar și la... Auzi... Nu mai dar era bărbia. Din bagă. Da, nu mai era. Nu se vedea bărbia. Adică... Aia o salut, aia, dragilor. Salut. Dar m-aș întoarce la un moment dat în radio. Da, cred că mai spre final de viață. Când se face radio cu video. Da, nu, când cred o să fie mai... radio-video. Când vreau să fiu mai liniștit și să fac doar asta.
doar radio. Poți să-ți recomand un partener? Prietenii noștri de la... Cine? Eu, Curba Radio? Nu cred că am voce, nu cred că am avut niciodată voce de radio. Eu chiar cred în asta. Eu dacă aud și judec pe mulți care sunt pe radio, nu dau nume acum, dar judec pe mulți pe voce. Mi se pare că voce de radio trebuie să sune ca vocea ta, de exemplu. Nu. Așa mi se pare mie. În primul rând, o voce de radio trebuie să fie recunoscutibilă. Vorbește. Nu știu. Stop! Cum ăsta... îl chema, mă? Ăla, mă, care face alea cu... Ăla cu de... care a făcut pe și cu... Nu e... Stai, mă, că stă pe limbă. Vocea de... Ești bun, mă! E, da, e bun, așa, mă! Fii atât aici. Da. Dacă tu crezi că nu poți să-ți modifici vocea la radio... Mă duc foarte ușor, mă duc imediat în alte joase. N-am zis de seară. A, așa. L-am văzut pe Drăgulin la radio. Este, da. E la Zoo, nu? La Zoo. Ce da. Face acolo? Are servici. Vorbește, ia telefon în direct, am văzut niște postări cu... Da, e de noapte, parcă știu. Da, are ceva, o emisiune de seară, de noapte, ceva de genul. Și cred că mai vine și dimineața la... La matinal, da, mai vine. La Morar. La care eu, fan de matinal de tine, nu-i prea multă energie, să fie puțină energie. Să fie puțină acolo energie. Mai mult, băgați-n ele. Da, și eu sunt fan de energie. Eu unde am făcut matinalul, nu s-a putut. Pentru viitor, eu văd o... Să nu vă... Eu văd o pereche foarte interesantă în voi doi, din punct de vedere artistic, și cred că și voi simțiți la fel, și cei care vă înconjoară la fel. Vreau foarte mult să cred că veți continua și sper că nu se vor termina niciodată ideile. Nu, ele se regenerează cumva. Dar adică... mai avem, pentru decembrie așa mai avem. De la anul să vedem dacă decembrie, mai... ianuarie mai avem, da. Problema e din ianuarie, nu prea mai avem, sincer. Ianuarie e zona aia moartă de idei, seacă ideile, nu mai cresc. Te vei pleca, așa, îți spun eu cum stă lucru. E o chestie pe care George a spus-o înainte să plece în America Express și vreau să te întreb o chestie. Tu te-ai întors, te-ai dus băiat și te-ai întors bărbat, așa cum zicea, dacă mai ții minte cum zicea ta, că e armata pe care și-o dorea mereu? Nu, am plecat băiat și m-am întors frustrat. Că asta-i povestea mea cu America. Acum o să lăsăm un pic bășcălia la o parte, dar m-am întors mai conștient de niște lucruri din America. Adică pe mine m-a ajutat foarte mult emisiunea asta. Am câștigat două lucruri mari și late și am mai zis chestia asta. Mi-am recâștigat un prieten foarte bun, poate am câștigat chiar un frate, pentru că ne-a apropiat extrem de mult acolo. Adică faci totul cu omul ăla, respiri cu omul, îi simți respirația aici, dormim în același pat, dormeam în pat de o persoană. Continuă ideea cu respirația. Simțeam respirația aici și... Pentru că știu că merge la o clinică foarte bună, la prietenul nostru, Meroi, automat se creează o chimie, se creează o energie, nu știu. Eu n-am frate, n-am soră, nu știu exact sentimentul ăsta, dar acolo am avut momente când am simțit asta, pentru că au fost niște situații când, de exemplu, îți dau un exemplu, lui s-a făcut rău la un moment dat. El, nu știu, el zice că nu, dar eu l-am văzut. De la oboseală, de la nemâncat, de la nedormit, la un moment dat a făcut fix lângă mine așa. Și s-a dus cu capul. Și eu m-am speriat și să-l prind imediat. Bă, ești ok? A, nu, că n-am nimica. Nu, sunt foarte ok. De ce să pare ție că aș avea ceva? Asta făcea pătir, mă. Asta făcea, așa, pătir? Ca să sperii prădătorii. Mulțumim lui Dumnezeu că ai expirat atestatul. Fie de știi că lovea așa pe... Jaga, pe versurile pe care nu le știa, adormea, da. Și atunci, pentru mine, e un câștig uriaș, America. De acord cu tine, care al doilea? Al doilea, numărul de ore state la o filmare. Nu mă mai sperie nimic. Deci, pentru că acolo puteau să dureze filmare și 16-17 ore, eu înainte mă mai văita, că e pe la umăr, că e pe la da, 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 azi 12 ore, 13 ore, nu se poate așa ceva, doamne, că bă, taie, nimic. Noi ne-am făcut propria emisiune și noi punem aproape 16 ore de filmare. Deci atât de nebun suntem. Și când viața îți dă prin atâta această... Atât o să aibă și podcastul ăsta, așa e. Nu ne sperie, ori, suntem aici... Cât vrei tu. Și atunci am câștigat ceva pe parte profesională această experiență și pe parte personală acest prieten. Și atunci nu pot decât să fiu recunoscător că am mers la această emisiune. A, că am regrete vis-a-vis de unele lucruri pe care le-aș fi făcut sau nu le-aș fi făcut mai puțin bine, mai bune sau mai puțin bine. Na, asta e altceva. Da, trec. Astea trec. Până la urmă, bani să fie, nu? Eu nu. Bani să iasă. Care e emisiunea asta voastră? Ce e emisiunea voastră? Ne facem o emisiune de fotbal, Microbeast în Superliga se numește. O facem pe internet, scris pe YouTube. Microbeast.
Microbeat. Microbeat. Să că e cu schepsis aici. Microbeat cu ar beast. Beast de la bestie. În engleză. Beast. Microbeast. Au fost luni de zile de brainstorming. Și scuze-mă, care este... Și care este genericul? Genericul este o bestie, nu? Da, avem un... avem o grafică cu o bestie, mișto. Muzical vor mă refer, că știi că asta e metacana. Păi nu știu să-l cânt, că n-are versuri. Da, aveam noi la un moment dat, am făcut noi ceva. Lusu și tănase. Nice. Pare de fotbal. Nu vă dau la oase. Asta e de fotbal. Dar să știți și voi, e ca un fel de fist să fii microbist. Oh, nice. Asta rămâne. Și acum varianta puteți noastră. Puteți să le dați un cat? Și varianta noastră, o mai știi, din episodul cu oțelul? Merg pe stadion și cânt și pe ploaie și pe vânt, de nimic nu am frică, microbist în Superliga. Pe ce melodie? Acum, 3, 2, 1 și... Merg pe stadion și cânt și pe ploaie și pe vânt, de nimica nu am frică, microbist în Superliga, microbist în Superliga. Ra! Și aveți și susținere... E jazz. E jazz, da. Și jazz, mă. E jazz, e jazz. Parcă îmi chema Juni, mă. Sau blues, e blues. N-avem, mă. Stau, n-avem nimic. Noi doar niște versuri și așa e în capul nostru. Mă rog, ați venit exact în locul potrivit. Stau, mă. Deci, hai să o punem pe... Dăm un beat, mă. Tantum, pa. Da. O cântăm tot așa cum avem noi în cap? Da, cum o să fie acolo? Da. Merg pe stadion și cânt, și pe ploaie și pe vânt, de nimica nu am frică, microbist în Superliga, microbist în Superliga. Merg pe stadion și cânt, și pe ploaie și pe vânt, de nimica nu am frică, microbist în Superliga, microbist în Superliga. Nu am zis. Bagă și ritmul, drău. Mamă, facem rime, unde facem rime? Dau catul ăsta la voi. Mamă. Doamne, ce. Băi, vrei să fiți puțin practici în viață? Da, vrem, Horia. Atenție, e fără bani. Ah! Oh, păi de ce nu zici așa? Că noi, pe noi asta ne... Pro bono! Asta e blocajul nostru, mersi! De la Pro TV, Că prea am... Nu numește Proto Popescu! Deci fii atent, iartă-mă, dar e un fel de reggaeton asta. Așa, să-i zicem reggaeton. Dacă îl bagi așa, o să fie de la terenurile de periferie. Bagă mai de asta, de centru vechi. Nu, centru civic. Reggaeton. Ai dat-o! Bună seara, domnule și domnilor, bine ați venit. Dă boxele să răsune valea. Și acum cântăm. 1, 2, 1, 2, 3 și... Merg pe stadion și cânt, și pe ploaie și pe vânt, de nimica nu am frică, microbist în Superliga, microbist în Superliga. Merg pe stadion și cânt, și pe ploaie și pe vânt, de nimica nu am frică, microbist în Superliga, microbist în Superliga. Ligo! Parcă ai fost Furdoiancu. Ligo! Mulțumim, Horia, e genial. Ce să rămână, ne place. Să fie primit. Fără probleme, am primit... Da? Se închide școala? Cum? 500 de euro acest... Duo la Vocea României. Să fie... Ok. Dacă merge amândoi la Vocea României. Da. Da. S-ar care duce scaunele, ar pleca mai departe decât sunt, cred. Se mută. Atenție că se întâmplă câteodată și o să existe deja surpriza anul ăsta, în care un om care nu spunea nimic înainte s-a descătușat la Vocea României. Om care nu spunea prea multe fizic, vocal și mai departe, brusc s-a descătușat. Cum de exemplu și ale mele concurente și a mea, acum este luni, 11. Deci... Concurenta mea care va fi în drum spre finală, ea și-a fost închisată la început, dar și-a dat drumul efectiv. Dar și datorită sfaturilor lui Teo, sfaturilor mele, i-am spus,
Și voi trebuie să muzică, ai văzut, ai avut nevoie de un, de un, te cunosc de undeva ca să, ca să jaga-jaga. Și un pic de ca aia. Să-ți descoperi Niculescu. Aia e. Dacă descoper înăuntru tău un... Mie, un Fernando de la Caransebeș. Mie mi-e frică să-mi descoper un Spike. Dacă înțelege ce vreau să zic. Tot în interiorul lui. Marea voce. La voce. La voce. Da. Că l-ai imitat? Am făcut și pe l-am. Tu ziceai că, pentru că am citate, interesant este că înainte ați dat niște interviuri și acum este epilogul. În principiu aș vrea să las o parte din timiditate acolo. Stai, nu știu ce cum, nu știu mai departe ce zis. No. Bă, voi nu mai țineți bine, nimic. Nu. Eram, creierul nostru face curățenie. Eu de fiecare dată când văd un interviu, cu multe greșeli, fiecare interviu pe care l-am dat are multe greșeli. Și la mine. Da, eu mi-am făcut următorul obicei. Viitor va fi mai, următorul interviu va fi mai, bun. Dar mă recunosc în greșelile mele. E amprenta mea mentală, să spun așa. Dăm, Marius, dăm puțin o muzică din, din ăla, din... ăla cu... din, din America Centrală. De ce mai așa? Avem noi pizza pe care îmi plâns. Pipe. Ce mai așa? Astra. Schimba, Tiago, nu contează ție. În principiu, aș vrea să las o parte din timiditatea acolo, undeva în anzi, și să nu mă mai întorc la ea. Că asta îmi zici eu? Asta e a mea? Adrian cu poetul din tine. Știam eu de anzi. Dar nu s-a întâmplat. Deci iată că v-ați dus degeaba acolo. Cum degeaba? Am câștigat un prieten și ore de filmare. Da. Atât, cu el m-am și o grămadă de bani am făcut cu Marcel Robert Tudor. O grămadă de bani faceți voi, voi sunteți băgați tare. Băi, îl faci senzațional pe Robert, mă. Da, mă, știu că îi place tare de catenică mare, deci mor cu Robert. O grămadă de bani ai tu, Hori, auto și aici. Ăștia de la cine? De la prietenii tăi este? Băi, tare de tu, tare de tu. Are fața lui, mă, partea ca lumea tare. Ce mașină ți-ai mai luat și tu? Eu acum vorbesc de Robert în viața reală. Eu sunt chiar asta zice mereu nou. Care când prima propoziție, da, nu crezi e că nu știu marfa? O grămadă bară, o grămadă, uite cât a studiu are aici. El coborând din GLS. E coborând dintr-o mașină de 150 de mii de euro. Da, mă, dar ai luat în rate, mă, două rate. Da. Genial. Dar cum îți arată cărțile? Am aici un pachet, un incredibil, imposibil, inimaginabil, inimobil, mici copici, suflătare. Cum am făcut cu puterea minții după care am să bat eu în grădină? Că eu am puterea minții, tare de tot, hai mă că sunt tare. Dar știi că mi-a zis că e timid. Cine? Robert? Da. Păi, are două trepte, Robert, ca radiatoarele alea vechi. Pentru că și eu că l-am cunoscut în viața reală, am fost șocat, pentru că... Deci are treapta asta de televiziune. Spectacol, bă, Răzvane, ce faci, bă, ești tare de tot, Caterin Cămare, și într-o dată vorbești, da, mă, dar nu e chiar așa, când vorbești în viața bă, nu, că trebuie să muncești, trebuie să faci multe, nu, așa e în viață. Și ești, bă, tu ești... Vezi treptele lui... Lui Gică. Lui Gică, treptele lui Roberto Carlo d'Anjou, dar treptele președintelui nu sunt mai multe, e una singură. E una, da. Zim, acum nu vorbesc cu Ionut. Zim dacă mai știi pe cineva care îl imită pe președinte. Nu mai știu pe nimeni care îl imită atât de bine. Adică mai sunt oameni care ce fac. Vrem, da. Ce vrem, mă? Am ales un întâmplător, un om de pe stradă. Nici nu mai știe, nu mai știe. Dar l-am imitat și eu pe președinte, că am avut context în care mi s-a cerut acest personaj și în capul meu, cât timp făceam numărul, încercam să mă gândesc la el, să mă conectez la energia aia, la fel, cum zici, la Ionuț, la personajul lui, și îmi dădea seama că nu ating. Bă, nu puteam să ating. Nu puteam să ating nivelul. Să știi că ești precum picătura chinezească, pentru că acum și eu, ca și George, eu nu mă gândesc la Iohannis, eu mă gândesc la tine prima dată. Da. Ce frumos. Deci... Când pun ștampila, eu nu la el. Eu, păi, eu nu s-am votat. Eu am votat pe Rutu. Da, eu jur că de aia l-am votat. Deci, acum chiar mărturisesc, eu nu mai votez din considerente politice și de a merge țara bine. Doar dacă e un personaj bun pentru mine. Atât. Robert?
Bă, votăm pe magicianul. Da, deci candidează cineva personaj bun, eu de-aia votez. Mă tem nu că pentru programul politic. În viitor, păi da, acum nu mai e. Și-a terminat al doilea mandat, nu? Și acum o să fie alt președinte. Anul viitor? Da. Eu votez cu cineva imitabil. Nu mă interesează. Și eu la fel. Am zis măcar să fie umor în țara asta. Atâta. Deci, efectiv, mai au după acestea. Ai făcut recent aia cu Ciolacu. Da. Chiar acum două zile l-am pus. O zi, două. Mă rog. Cu câteva zile în urmă. Mă rog, o săptămână. Dar nu, eu cred că... Nu știu, asta cu... Iohannis, cred că știu de ce, mă. Pentru că e pe timbru, timbru spune ceva mai mult și dincolo de asta, felul lui de a articula cuvintele. Adică e și mai în personaj. Da, păi el vorbește ca în zona mea, adică e exact foarte vorba aia lină. Cum se vorbește în zona ta? Adică e foarte totuși, știi? E foarte articul... Nu te grăbești. Da, nu te grăbești. Păi, da, eu și eu simt. E foarte... Și la noi în zonă doar... urli mai tare, dar cum îi zice, tu nu grăbești cuvântul, știi? Ai văzut că Iohannis când se enervează, el nu-l grăbește, ci urlă mai tare, știi? Poate că problema... nu e problema. ...este despre dumneavoastră. dar nu-ți accelerează cuvântul. Știi? Că problema e despre noi. Problema. E efectiv accentuat. Dar erau de tot. Că vorbim despre idoli? Al tău este Jimmy. Jimmy Curi. Jimmy cu... Vrei și sos de curi? Nu, care-i? Bă, Jimmy care? Din care-i? Jimmy Curry. Pe tine te-a fascinat faptul că el făcea tot felul de nebunicu și fața lui era un spectacol sau... Da, eram, deci aveam doi. Era unul din România, Giuri Pascu. Asta a fost, deci eu eram modelul meu. Și da, din afară Jim Carrey, dar profesoarele mele nu erau deloc de acord cu el. Mă mai întrebau, știi, și cine e Jim Carrey? Se strâmbă foarte mult. Alegești tu alt idol. Păi ăsta e al meu, ce vrei să fac? Dă-mi un nume de profesoară, că mă uit direct la ea. Nu, să nu facem presiunea. Nu, că se mai duce acasă. Jimmy Carrey e idolul, e mai mult decât idolul meu. Credeam la un moment dat că e o divinitate. Asta recunoști? Da. Asta când vorba despre... Altă planetă. E o divinitate la care trebuie să mă închin. El e un zeu al comediei și aici m-am mai surprins și la el râd foarte tare, la el și la... Mai ții minte ce ai spus aici? Ca asta, zi ce a zis aici, George. La cine mai râd, George? Cât de bine mă cunosc. Cât de bine. Asta e o... La pala de... Nu, ai zis la el și la Hugh Laurie, părintele ironiei. Ah, da, Hugh Laurie, da. Habar. M-a fascinat House. Efectiv m-a distrus serialul ăla. A fost ceva spectaculos. Ce a putut să facă omul ăla dintr-un rol de medic? Dar știi că el zice la Graham Norton, nu știu dacă îl urmărești, ba da, dar nu știu dacă am văzut. Acolo sunt niște declarații foarte intime și foarte unicate, să le spun așa, ale multor superstaruri și zice că după ce a terminat rolul, a mai șchiopătat încă mult timp. Da, asta am văzut-o. Și el nu vorbește așa, adică el a jucat rolul în americanească, de-aia e un actor desăvârșit. A jucat în limba engleză de peste ocean, cum e peste Prulajul. Ce mi-e Hugh Laurie, ce mi-este Ionuț Rusu, iartă-mă. Da, acolo. Bine, ai trei dialecte pe care trebuie, oricând le poți să ne faci. Hugh nu știe asta. You don't know Z. Z, de la Zorro. Nici Zorro nu știe. Cred că maghiară nu știe. Nu, dar îl faci. A fost doar de ghinion. Că n-ai fost acolo. Și anul prost pentru mine. Da. George, în afară de mine, alți idoli? Doamne, după tine Horia, dar la mare, mare distanță. Mare distanță. Big distanță. Rowan Atkinson. Foarte mult îmi place Rowan Atkinson. Nice. Adică mi-a plăcut foarte mult personajul Mr. Bean. Eu nu e an în care să nu mă uit la Mr. Bean de Crăciun, în perioada aia, mai ales episoadele alea. Iartă-mă, la acest spectacol, Rowan Atkinson, care stătea foarte liniștit, fără niciun fel de... Da. Zicea, vreau să spun și o poveste, stăteam într-un restaurant și la un moment dat văd că se uită un tip spre mine. Și se uită. Și eu mă uit și eu spre el, dar se uită o oră, două. Până la urmă, vine la mine. Mă scuzați. Vreau să vă spun că se mânasca două picături de apă. Genial.
Sunt niște lucruri și omul joacă... ăștia au schimbat și... Știi, au fost și personaje negative, ceea ce m-a distrat foarte mult. Da, da. E... tranșede, comedia lui tranșede. Poate fi făcută pentru orice categorie de om. Adică dacă aș putea să ajung acolo vis-a-vis de diversitatea umorului, cum vorbeam mai devreme, că trebuie să te uiți și la alții, trebuie să combini laturile domnului Mălăiele, ale altor artiști, nu doar partea asta de stand-up. Eu, dacă ar fi un punct în care să ajung unde mi-aș dori foarte tare, să creez un personaj atât de complex cum a fost Mr. Bean și să pot să fac un umor care să ajungă la orice popor, la orice... Asta e unul dintre visele mele. Asta îmi place cel mai tare. Eu cred că ești pe cale să reușești, pentru că eu cred că n-am văzut o față mai siderată decât a lui Costel. Când l-am imitat. Și eu îi înțelegeam uimirea lui. Da, okay. Când a intrat și ai făcut... Costel, da. Când l-am imitat pe Costel. Deci noi l-am mai făcut prima dată cu Ionuț, l-am imitat. Da. Gândește-te că tu... Acum, vezi, se inversează rolurile. Tu nu poți să-l faci atât de bine. Nu. Pentru că te trădează... Asta este el. Da, trebuie vocea foarte ușor efeminată. Ușor, foarte ușor. Și trebuie să stai un pic să te gândești înainte să spui o glumă. Să te joci un pic cu cârlionțul. Trebuie să ai un pic de studiu. Știi cât am studiat pentru personajul ăla? O zi jumate. Textul. Da, stai puțin, tu cum faci? Faci așa, îți dai pe ăsta pe record. Atate, după aceea... Îl simt. Îl simt, adică l-aud. Nu pot să mă ascult. Practic tu îți cauți frecvența vocii tale până intră în frecvența vocii victime. Te auzi tu și îți dai seama. La un moment dat. Mai ai perioade în care ai nevoie de confirmări și încep să imiți altcuiva, să nu știu ce, dar tu știi din interiorul tău dacă e sau nu. Adică poți să-l faci pe Costel mai așa. Nu e așa, Ionuț, că mi-este foarte bine Costel? Și el zice, seamănă. Dar tu știi în interiorul tău că nu seamănă. Că merge mai bine. Și mai lucrezi, și mai lucrezi, și lucrezi mai mult, și mai mult. Și până la urmă, dacă te chinui un pic, găsești o soluție. Și eu în momentul ăla l-am imitat pe Costel ca în momentul ăla. Costel are și el anumite caracteristici și eu trebuia să fac momentul ăla foarte bine. Asta a fost ideea de la care am plecat. Băi, să fac ca și Costel un moment, pentru că el are mult act-out în stand-up-ul lui. Și atunci eu trebuia să imit și act-out-ul din stand-up-ul lui, cu toate glumele alea, cum deschide ușa, să fac sunetele ca el. Da. Ei, ce ești așa țâfnos? Înțelegi? Era un pic mai complicată treaba. Dar eu m-am băgat în treaba asta. Ei m-au întrebat, nu vrei să vii să faci un moment la Stand Up Revolution? Nu, decât niciodată că îl poți face mișto? Așa bine Costel? Cum îl faci? Dar face de mult, de când? De 6 ani? De 6 ani prinsesem niște chestii. Că am încercat la un moment dat un sketch la noi pe canal, cu mine și Ionuț, eu făcându-l pe Costel, el făcându-l pe Teo. De la stand-up. Dar n-am prins, eram desenați pe față cu markerul, mai ții minte? I-am făcut lui Ionuț barbă cu markerul. Doamne, cât de greu s-a luat. Marker din ăla, permanent. Ceva rău de tot, că n-aveam bani de barbă și de alte, nu știam că există alte chestii. Dar era înainte de ai umor, cred. De ai umor, da. Și mi se pare formidabil, pentru că eu am urmărit un documentar la franțuși, în care franțuși în deschiderea lor și experiențelor de piață la umor, ei angajau oameni, apropo de bani, ei angajau și chestia asta se plătește foarte bine în exterior, pentru că orice fel de politică este foarte binevenită. O glumă vis-a-vis de un politician servește extraordinar unei emisiuni, nu neapărat de umor, pentru că asta e ideea. Da. E o masă rotundă de, și acum, iertați-mă, dar după taxe, am discutat despre taxe. Vreau să vă spun, domnul Iohannis, ce faceți? Sunt foarte dacis, știi? Și încep tu să zici. Din păcate, la noi nu mai e consumul pe... Asta-i spunea lui Tony Grecu. Tony, ții minte, dacă mai ții minte, îl făcea foarte bine pe Iliescu. Pe Iliescu, da. Măi, dragă, îl făcea, da, îmi scapă numele actorului. Doamne, ce îmi scapă. Nu știu, avea și zâmbetul, avea tot. Avea tot. Era impecabil, da. Cum îl făcea pastilă pe Băsescu? Celele de la vioară. Da, când îl făcea gros așa, Da, el avea și ochelarul și... Da, ideea este că... De ce noi mai mult și am mai făcut eu o chestie interesantă la Robingo, dacă vă vine să credeți, un om cu aproape 30 de ani, când au pus niște... Când era... Mapețurile alea? Adrian Năstase. Da. Iuri îl făcea. Pe Adrian...
Înțelegi? A fost ceva extraordinar. Îmi amintesc foarte bine. Asta e. Dacă nu mă găsiți acasă, căutați-mă la ouă. Cine nu mă găsește la pâine, căutați-mă la ouă. Adică există niște chestii care au, din păcate, poate nu crezi în momentul, dar trebuie să lucrezi la momentul tău. Din punctul meu de vedere, vrei să-mi zici ceva bine? Aștept. Nu, vrei să-mi zici ceva? Copii, îmi pare rău, dar trebuie să treci mai departe. Când vine fiica mea, nu-i de... E de rău? E de rău. Nici ceva. De rău, ia mâncare. Să pui la pachet pentru... Să pui la pachet. Să vezi bucuria vieții. Acolo e bucuria vieții, în platou. Asta mi s-a părut, mi se pare formidabil, pentru că, într-adevăr, sunt un... Eu cred că va crește. Dacă mă întrebați pe mine acum, și asta voastră va fi o platformă formidabilă de glumă. Și cred că și televizorul se va deschide. Umor, pentru că asta este singurul lucru care... Sperăm. De ce crezi că lumea vine la spectacolele mele? Ca să vadă umor. Bravo, bine, vin George și... Să vezi atunci, nebunii. Să vadă show total. E un show complet. Da. Nu e doar un concert, știi? Da. Și... Faci ceva diferit. Faci exact cum ai zis-o, la un alt nivel. Da, dar dincolo de toate... Eu în Brașov aveam lângă mine, deschideam ușa, treceau prin fața geamului meu, sași, unguri, șvabi și toate naționalitățile posibile. Auzeam, când stăteam în casă și îmi făceam lecțiile, pentru că am fost tot timpul un elev foarte silitor, aiuream, puneam lecțiile, mă uităm așa la ele. Treceam, ia robot Kivanok! Cius! Guten Tag! De fiecare dată, ne. E, cel mai plăcut om era ăla care stâlcea vorba românească. Da. Deci da. Eu când te-am auzit cântând, vorbind în dialectul, am zis există grade de poante de genul ăsta, dar tu le-ai dus mai departe. Da. E ca și când eu acum stâlcesc niște cuvinte, dar nu le spun pe toate, dar tu ai pus încă o încărcătură în plus la fiecare cuvânt, la fiecare terminație și ai surprins la mine mult. Da. Știu, încercam o temă. Astea, dacă nu te năștea în Harghita, le puteai face? Nu cred că mi-ar fi venit în minte. Adică chiar și așa eu le făceam, dar nu-mi venea în minte să le duc la un nivel umoristic la un moment dat. Eu le făceam în școală, vedeam că prind. Le făceam chiar cu ei și ei râd foarte mult la asta. Sincer, ai agățat vreo fată vorbind de așa? Sincer, suntem la manuale. Cine ne Nu. În continuare, unul din regletele mele este că eu n-am avut nicio unguraică. Și erau doar unguraici acolo, în Ghergheni. Eu ce să-i fac? Eu l-am învățat. Unul din regretele mele a fost! Nu e! Să tăiem la montaj. Unu regret a dimineața anterioară. Una de la regret. A vorbit ca un ungur acum, deci era în personaj. Da. Regreturile mele este că... Deci eu n-aș fi plurarul acestea, nu aș întâlni la mine. Da. Ioi. Dar acum nu mă... Eu am găsit un rămânc. E unul dintre cu care m-a cucerit pe mine când m-am uitat prima dată. Băi, incredibil. Cred că e cel mai tare la faza asta din țară. Este. Mie îmi pare cel mai bun personaj ungur pe care l-am văzut vreodată. Adică au mai fost făcuți de vacanța mare. Era diferit. Dar ca și complexitate și ce poate face el din acest personaj. Și vine personaj cu fața asta senină. De parcă mai fi aici. Du-te mai puțin. Nu te uiți aici. Du-te după Andreea. E fața asta. Da. Am pus așa. E fața asta. Spun la dumneavoastră. Ce să zic? Mie jenă eu, despre mine vorbim, mie jenă mie să limit, pentru că el o bagă foarte bine. Și orice aș spune eu, i-aș strica lui gluma. Știi ce zic? Da. E vine nativ în orice. Da, adică eu l-am văzut în toate circumstanțele posibile și la început era și frenezia asta cu ungurul. Adică toată lumea în orice circumstanță îl prindeau la baie. Era la baie, mergeam să facem și noi pipilică și apărea unul unde ia bagă ungurul și cu mâna pe asta la mine sau ce zicea el, îți dai seama. Și văzându-l în toate circumstanțele făcând ungurul, mi-am dat seama că are puterea asta, spontaneitatea asta de a face oricând, oriunde, oricum. Dacă îl trezești din om noaptea și cred foarte mult că a ajutat, legat de întrebarea ta, faptul că a stat acolo între ei. E foarte important. Da. Depinde cât de mult ai auzit. Și ei sunt mult mai amuzanți. Adică cum sunt mult mai amuzanți? Ei făcând asta, deci crede-mă, de multe ori îmi pare rău că nu notez. Că nu notez cuvintele pe care le zic ei. Deci nu ți-ar veni în cap. Mie de multe ori nu îmi vin în cap atât de bune cum aud. Deci aud și sunt la... Doamne, ești genial. Este absolut genial cum ai zis cuvântul ăla.
niște lucruri din astea, șovițiat sau știi, de exemplu. eram la un moment dat la o frizerie și era o doamnă cu afeză și zicea, și aici putea se face șovițiat, dacă vrea. M-a pus acel i în plus, știi, nu? Viveniți, șovițiat. Și multe alte cuvinte extraordinare. Am fost acum la balul vocilor la sora mea și erau doi unguri în clasă cu ea. În Harghitan, Gheorgheni, la mine. Așa. Și erau doi unguri în clasă la ea. Doamne, excepțional. Excepțional, când îi auzeam vorbind. Băi, dar tu acum detronezi niște gânduri pe care românii le cred acum, în care Harita nu se vorbește deloc românește, numai ungurește. Nu, se vorbește românește. Foarte puțin, dar se vorbește. Aici ce chiar, dar se vorbește la noi. Dar e foarte amuzant, credeți-mi. Da. Nu e deloc șovinist și tot ce se speculează că e o bătălie între noi. Nu, noi doar râdem unii de alții. Atât de toată lumea râde. Românii râde, ungurii râde de noi. Râdem unii cu alții. Asta se întâmplă. Bunica mea s-a născut în Covasna. A, frumos. Da, și știi, te-am văzut ceva? Știu cât să apreciez. Știu că nu sunt prea multe verbe, declinările nu sunt același verb. Nu există gen, masculin-feminin. Dar există un singur lucru, unește românul și ungurul. Nu se putea potrivi mai bine. Ioi! Ioi, a venit guiaș la tine, guiaș la mine. Ioi, da proste! La nu contează, vreau să vedem pe acești doi oameni minchi în frumos. Ioi, tare bucuros, măi. Simi așa, aici. Deci asta este... O, mulțumesc frumos. După cum vedeți, eu sunt la fasting. Să vadă toți la Gheorghen. Cum o cheamă pe sora ta? Adelia. Este cu nume românește. Fi pus tu românește? N-am. Dar l-am pus să vorbească maghiară în Sfântul Gheorghe. Dar ce, tu știi maghiară? Nu știu maghiară, asta a fost. Am avut provocare în emisiunea noastră cu Robist în Superliga. Și m-a pus să vorbesc în maghiară. Și el îmi zicea chestii maghiară pe care nu știa. Și zicea oamenilor, aparent te iubesc și alte lucruri, tot felul. Bine, Seretlec asta știi, că Seretlec știi, știi să zici. Deci eu știam de Seretlec, dar atunci în emisiune, pentru că mi-a zis atât de multe chestii tâmpite și aveam și emoții să abordez oamenii pe stradă, să vorbesc cu maghiară, că mi se părea un pic sensibil. Credeam că ei sunt un pic mai... A, nu te-ai întâlnit până atunci cu ei? Nu. A fost prima dată și sunt niște oameni extraordinari. Da, acum să se supere pe mine lumea. Bă, frate, dar ce Love at First? Mutăm Love Island. A fost mutat. A fost mutat destul. Lasă săracul să nu mai mute nimeni. Fantastic. Cum pare la tine? Doamne, eu e bun, mai. Este finom, finom. Ce e înăuntru? Merar. Aș fi pus accentul, dar n-aș fi băgat teu. Merar. Frumos. De unde este guiașul? Gulașul, guiașul. Mamă, chiar nici eu nu știu. Știi? Nici eu nu știu. Guiaș. Pare unguresc. Că doar nu fi american. Acum n-am. M-am aruncat și eu. Nu, mă simt acasă. Doamne, dar n-am mai zis de mult că e foarte bună aqua carbatica. Horia, văd că nu se ocupă, dar mă ocup eu. Guiașul ca guiașul, dar... am terminat două aqua carbatica. Cosmofie. Genial. Deci nu, gustă pasta cu chipul meu, te rog. Este flavor, așa că fă flavor. Și de data asta gust din my face. Te rog frumos să nu te simți... Iam chipul. De unde și poezia? Acesta este chipul meu. Luați și gustați. Poezia pe care am aflat-o de la un cameraman din antenă veche. Ce se pasă ție, echip de lut? Eu te iubesc, alții te... Era foarte proastă, doamne. Alții te rup. Știi că... alții te pup. Cum ți-a venit ideea, asta mi s-a părut senzațională, să emiți pe Clotilde? Mie cred că mi-a venit, da. Pe bune? Da, ție? E greu? Deci a fost simplu. Am avut și o idee, că tu ai întrebat corect. Și am avut ideea, dar el a făcut-o înainte. Adică a scris-o acum și a și filmat-o, ceva de genul. Și am zis, bă, eu nu mai fac. La noi există așa un deal tacit. Dacă face unul un personaj, primul, nu îl mai face și celălalt. Că îl las acolo. Foarte rar dacă se pune pata pe un personaj. Dar nu s-a întâmplat să avem orgolii de astea, unul care face mai bine sau ceva. N-am avut. Că am mai avut, el a făcut-o prima pe Dana Budeanu. Că și eu o studiam în paralel, numai că eu am stat mai mult. Ți era frică să o faci? Da, dar nu mai mie, nu. Care este... Și o chestie importantă.
Voi, practic, trebuie... Aqua Carpatica. Doamne, Horia. Deci varianta asta cu Horia, asta e cea mai bună. Deci dacă, dintre toate, uitați, și nu exagerez, am băut încă două. Asta cu Horia. Are gust de trandafir de ceva. Vezi cum prinde, George, imaginea Aqua Carpatica în toată România. Auzi? Bineînțeles. E gust de Teo Rose. Frumos. Tu-ți dai seama că trebuie să fiți într-o cursă care nu se termină niciodată. Asta e. Numai la America s-a terminat. Zim, care să fie următoarele personaje? Ne cam sperim. Asta e da. Pentru că nu mai e ca odinioară. La ce vrei? Să apară atât de multe personaje care să fie și suficient de cunoscute pentru toate categoriile de public și să aibă și particularități. Cum era înainte, erau foarte mult, erau ofertant. Aveau și particularități. Erau și mai ușor scandalagii. Îi cunoștea toată țara. Adică pe Vadim îl cunoștea toată țara. Pe Ibiescu îl cunoștea toată țara. Băsescu. Nichita. Cine mai era? Alex Bogdan făcea foarte bine Beligan. Da, Beligan, da. Foarte bine. Dar excelent. E foarte nișat Beligan. Da, pentru publicul larg. Păi da, acum, din punctul meu de vedere, da, el face o valoare. Generațiile trebuie să schimbi și tu. Pentru că, efectiv, spui o poantă foarte bună, o parte a publicului râde, și iar cealaltă... Despre cine vorba? Exact. Și acum, din fericire sau din nefericire, pe TikTok cel puțin, eu cred că, sau din ce văd eu, sunt mii de oameni care au sute de mii de urmăritori. Mii de oameni cu sute de mii. Care unii nu înțeleg exact ce fac și ce drag. Stau pe live-uri și tap, 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 da, tap, 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 tap. E, tu nu poți să faci, să impersonezi pe cei oameni. Că la personajul, oricât de smart ar fi, oricât de nebun ar fi, oricum ar fi el, el trebuie să spună ceva. Și sunt prea mulți oameni care nu spun ceva. Asta este un tip de glumă pe care prin voi devine mai puternică. Nu este o glumă de TV. Poate deveni după ce are trendul asigurat pe... Îți trimit un salut călduros din Fort Myers, Florida. Viața e frumoasă, trebuie trăită. Ce să... N-am de comentat nimic. N-am nimic de declarat. Toate sunt bune. Acum fac un pipi în piscină. Vreau să fiu la mare la perla Venusului. Wow, ce bine ar fi. Da, sunt aici, în sărăcia asta, în Florida. Dar amărețește. E nevara viitoare. Mai avem timp. Că atât asta acolo. Ok, închideam aici. Da. Vreau să plec la New York. Cât de bun. Mă repede un pic până în Vegas. Am niște probleme de rezolvat acolo. Că e acolo. Îmi expiră driver license-ul, carnetul de conducere. Trebuie să-mi fac control la ochi. Nu pot să mai port ochelari de soare. Carnetul de conducere. Trebuie să faci examen la ochi. O să-l iau, că n-am problemă. E ieșit un hemoroid. Acolo trebuie să de ce mai departe, da? Dar rezolv nu-i problema, rezolv. Că mă duc la New York și de-aia mă duc la New York. M-ai enervat un prost alaltă. Asta-s așa. Cum ar fi gândurile direct transpuse pe TikTok? Tot vezi din toată viața lui. Toată... De ce stai, mă? Da, cât de tare a fost... N-am nimic de declarat, dar zici că e obligat de cineva. Da. N-am nimic de declarat, dar am avut acestea să... Ce declarat? Păi da, mă, de tributar vechii vehiculări regim. De ce stai, mă? Cât de bun. A, și eu vreau să fac, că am făcut-o ciulama. Salut, de aici, din... Pipera, zi, bogăție. Aici am pipera. Uite, mi-am pus niște oțet pe picioare, sunt răcit. Mâine vine taică-miu. Mâine am și un ITP de făcut la mașină. Ce, mi-a ieșit o bubă pe buca stângă. Și am pistrui ăștia care s-au înroșit. M-a prins soarele mai tare, pistrui sau. Ce să vă declar? Ce să vă mai declar? Ei, mă, picioarele. Am și o pușchea în gură. Mă deranjează. Nu știu, între dinții ăștia din dreapta mi-a intrat o chestie, tot în circoscobitoarea. N-am nimic de declarat, dar am zis că... N-am nimic de declarat în gură. Cu scamele astea în buric, nu înțeleg cum mi se pare că atunci când purtați canonaci. Da. Foarte frumos. Foarte bun. Oh, Doamne, Doamne. Ți-mi minte că primul care m-a ironizat și își puseți o pernă aici a fost chiar Alex Bogdan. Și a pus o pernă aici și făcea, iar o vestuță. Ce mai faceți? Hei, sala paladului! Hei, hei! Ți-mi minte jocul? Da.
Foarte talentat. Vreau să vă întreb o chestie destul de dedicată. Se câștigă bine din stand-up? Onorabil? Nu trebuie să-mi dați sumele de 10.000, da. 20.000, 30.000. Păi, show. Să-mi dați cu printre morse. T-t-t-t-1, t-t-t-t-t-2. Zic că trebuie să zic că eu n-am mai făcut de ceva timp, eu am mers pe sketch-uri de mult. Ăsta e și motivul pentru care eu nu ți-a lăsat. O să zicem așa, că și-a dat seama că din altele se câștigă mai bine. Păi stai, mă, dar tu nu mai ai altă muncă. Deci, acum, tu, singurul vostru venit este... El nu face stand-up. Dar ce faci? În momentul ăsta nu fac. Eu fac sketch-uri, da, sketch-uri. Sketch-urile? Da. Scenarist. Scenarist, da, actor, producător. Toate cu or. Distribuitor, da. Nu, da, în zona asta. Horror. Da, el merge mai mult pe partea asta video. În zona de Mircea Bravo, ce înseamnă exact ce sketch-uri. Postat, alimentat constant. Eu fac și show-urile, pe mine show-urile live mă hrănesc foarte mult spiritual. Adică nu o fac neapărat de bani vis-a-vis de ce ai zis. Băi, vrei să-l convingem astăzi? Eu am încercat Horia, dacă, deci îl rog... Care-i problema ta, mă, băi? Azi a încercat să mă convingă. Azi e ultima dată când am încercat. Care-i problema ta? De ce nu vrei să bucur oamenii, mă? Ai toate datele și tu ai... Știu. Una pe lună, atât. Te nu-ți rog, cer mai multe, nu-ți cer mai multe, dar nu-ți cer mai mult. Că nu mai una pe lună te duci în fața oamenilor. Asta îi cer și eu. Îi cer la vară să mergem în Germania să facem, că e campionatul european. Asta m-am rugat azi că de că sunt meciurile acolo și dacă te intrebi noi 10 minute înainte de meci. Nu vrea. Ich danke schon, Thomas, că m-ai salvat. Nu, în momentul ăsta chiar n-am timp. Adică aș face-o, dar chiar nu am timpul. Dar ia zi tu lui tata Horia, în ce contorizezi tu timpul? Adică dacă ar fi să, în ce contorizezi tu timpul? În ce contorizezi adică tu? Adică ce pierzi tu, dar la ce renunți tu ca să faci stand-up? Nu cred. La niște... Ce? Jocuri pe calculator. A, nu. Nu, jocuri de noroc. Nu. Păi nu, fazic, am, numai eu, de glume. Îmi petrec timpul în general scriind pentru zona asta de video. Și plus că avem de făcut un serial și noi nu suntem foarte rău cu el. Adică suntem într-un punct în care n-ar trebui să fim. Da. Noi acum lucrăm un serial pe care îl facem. Da. Serialul fiind de câte episoade, dacă e serial? De vreo 10 episoade primul sezon. Bun, și ce durată are unul? 20 de minute, că e sitcom. Bun. Da. Sitcomul care înseamnă și fete și alți băieți. Da, da. Și flori. Da. 10 oameni total. Nu cred că o să fie vreo 20 ceva, 30. 20. Da, deși... principal vreo 10 maxim. Ok. Da. El va fi lansat anul viitor. Da, anul viitor o să fie lansat. Speră, da. De ziua femei? Suntem în discuții. De ziua bărbatului? De ziua tatălui? De ziua mamei? Suntem în discuții de streaming cu niște... Niște streameri. Da. Cu niște streameri. Acum nu știm deocamdată unde o să-l punem, dar de făcut îl facem. Și ce probleme aveți? Că nu-i scris. Da, a fost o perioadă agitată. Adică toamna asta, mulțumim lui Dumnezeu, a fost bine. Okay. Și am alergat. Eu și cu stand-up, el și cu filmări, cu reclame, cu ce-a mai fost. Și eu nu pot să renunț la... Adică dacă mi-aș rupe din stand-up de la gură, aș putea să fac asta, doar că pe mine mă hrănește foarte mult stand-up-ul și interacțiunea live. Umorul live e cu totul altceva față de umorul. Asta, mie îmi place asta. Eu nu stai trecut prin asta. Da, am făcut. Am făcut și eu. Mult timp. Vrei să-ți mai dăm o dată aplauzele de la umor? Nu. Dar crezi că publicul s-a schimbat sau crezi că lucrul pe care îl faci acum este cel mai important? Ating mai mulți oameni cu asta. Făcând asta, ating mai mulți oameni care n-au ocazia neapărat să vină în orașele unde aș avea show. De ce crezi că fac eu sala Palatului? Întreabă-mă. De ce faci Horia sala Palatului? Băi, ce întrebare bună. Eu fac sala Palatului pentru că s-ar putea ca anumite momente, în mintea mea, nemernicia mea, citesc, am chiar citat-o, să mă duc pe o traiectorie greșită. Dar sala Palatului, de fiecare dată, mă centrează. Aici nu e chestia că spui ce vrei tu. Aici spui ce vrei tu, dar lasă poanta să fie verificată. Cum fac ea? Adică eu nu fac... Bă, eu sunt genial și fac asta de la mine putere. Nu. Americanii au făcut la fel. Prima dată lansează într-un cinematograf de periferie. Vine producătorul, regizorul și mai știu eu ce personaj. Ia să văd ce se întâmplă. Trebuie să schimbă finalul. Ai înțeles? Deci dacă ei au făcut așa, și noi trebuie să facem. Pentru că s-ar putea ca noi să începem. Deci cum te vedem? Problema asta e la tine acum. Probabil că de asta ți-e frică. Vine rusul la noi în oraș.
Yes! Mă bucur foarte tare! Da, da. Începi? Așteptările mele sunt mari, livrarea ta e puțină. Da, da, și asta e o teamă, într-adevăr. Da, da, păi atunci de ce facem culturism? De ce ne place să glumim? De ce facem chestia asta? Ei, nu, ca să generezi un număr bun, ai nevoie de pregătire, de open mic-uri, de... Cu ce te putem ajuta? Ai nevoie de un loc unde... Dă microfonul! La The Full. Dă un microfon deschis acum. Sună la The Full, că rezolvăm. Ia, că-ți dă microfonul de aur acum. Și ăla de Vocea României, păi... Da, voice. Microfonul de aur. Mamă, nu mă așteptam la asta deloc. E periuță de disc, ce? Nu, e parfum. A, parfum. Dar cum de nu scrie Horia pe el? L-a dus din Turcia cineva. Deci dă mâna să... Ăsta e un miros pe care l-am întâlnit de foarte mult timp. Nu acolo. Mă rog, aici ai dentate. Dă-mă unde vrei tu, Horia. Când ți-ai pierdut tinelul. Deci ăsta îmi paru... Îl mai ții minte? Mamă, da, guma asta de mestecat. Da. Așa, nu undeva, da, da, știu. Open mic. Știu. Gat. Uite, mai comis. Îți facem noi. La parfum. Eu vin, eu hăhăitare. Și aplaud. Și mă aude tot. Deci, am văzut la Maria Popovici, la special, știi cum? Râdeam eu și după aceea ceilalți. Te-am văzut în specialul Bobonete primul. Ăla cu... De suna la vrăjitoare, da. Eu am rămas șocat. Eu când am văzut acolo, am... Era... Nu cred. Celebrul stand-up, da, ăla cu Van Damme care rupea copacii cu Nu știam că m-a băgat. Normal. Vezi, mă, insert ce înseamnă? Deci pe mine m-a nu știam că e Bobonete atât de mare când până să te văd pe tine acolo. Ai înțeles ce zic? Guest star-ul face tot. Ro 100. Asta vreau să spun. Că trebuie din când în când, îți spun eu, în viață, că vorba aia, în viață, echilibru, tată. Nici prea mult gulaș, nici prea multă mămăligă. La mijloc. Și mămăligă și gulaș. Uite, așa se întâlnesc și se... Nu, e foarte important. Și eu vreau, cred, și nu sunt singur. Hai să facem petiție. Petiție. Îl vrem pe Ionuț înapoi în stand-up. Hai. Cine e Tiție? Pe, ia. Pe cine? Deci, Tiții. Tiții. Vă rog frumos, scrieți acum. Hai. Cine e Tiție? Pe, ia. Pe cine? Deci, Tiții. Tiții. Vă rog frumos, scrieți acum la Ermin Pangrati, TVR. Asta era 7 ani de zile am dat adresa asta. Deci, Ermin Pangrati? Deci, stradă, intrarea din Pangrati, așa era, intrarea, celebra intrarea din Pangrati. Și încă e, cred. Eu de la TV mi-am dat doar aia cu filmul. Nu se schimbă niciodată. Nu, n-ai cum. Și acolo nu se schimbă. Am fost... Care dintre voi avea gluma asta? Și că să-mi trimită pe toți, dar mai ales taică-meu. Înainte să-mi trimită banii, mereu îi zic de o glumiță și mă bucur că râde. Apoi îi spun ceva de genul, apropo, dacă tot ai râs! Cine zice asta? Mamă! Băi, tu știi că astea sunt scrise? Eu cred că o să rămân acolo și o să caute cineva ca tine, dar... Ca nebun ca mine, da. Dar eu nu... cred că la eu. Care, cred la care îndulcit-o? Acum vorbim serios. Toată lumea e importantă pentru mine. Pare ceva fals ce aș fi zis eu. Pare ceva ce... Da, știu că ei ceream deși bani. Deși fiind vorba de bani... Da, la niciunul nu e. În primii ani ai mei, dacă tata nu-mi dădea bani în primii ani de televiziune, acum eram pe urmărit mine... de datornici. Da, nu pe mama m-a ținut mai mult. Tata a făcut și el sacrificii foarte mari, dar mama m-a ținut, pentru că lucra în Italia și îmi trimitea din Italia bani. Bani, toți banii. Că viața e scumpă în București. Bergodinu știe. De unde să știe? Ea dacă afla nu mai venea, dar era o mania. E dificil aici. Iartă-mă, dar cerințele tale pe piață cresc în sensul că oamenii se interesează de viața ta particulară. Da. Ești gata? Da. Acum se vede la tine ce reacție ai. Hai să văd o reacție. Știi foarte bine cum am cunoscut-o George pe Lorena? Știi aventura? Da. Era la Iași? La Iași, era acolo, pe un spectacol cu el. Bă, când făcea stand-up. Dar făcea stand-up atunci, făceam, că mi-amintesc. Eram la turneu împreună, da. Eram împreună. The Gold, Good Days. The Gold, da. Te-ai lăsat de stand-up. A fost o noapte cu năbădăi pentru tot grupul. Tot grupul a fost... Continuă! Continuă năbădăile tale! Nu. A fost... De iluzia. Știu foarte bine, da? Da. Tu cum ai cunoscut-o pe... Hai, iar acolo. Pe Antonia. Nice! Ia păi... Ia-s-o, păi,
Pe net. Era net sau brut? Era brut, ca mai... Brut, amică, da. Am scăzut din tax. Nu, ideea e că mi-a dat-o un... Mi-a dat-o numele, nu. Te duci. Și eu ți-am dat like-uri. Am un prieten. Așa? Care poza. Fotograf. Fotograf, da. Bă, șopi. A, șopi? Da. Și el a avut întotdeauna ochii așa pentru femei frumoase în general și... Parcă am impresia că pozase și cu ea. Și eu eram într-o perioadă single, nu știu ce, și mi-a zis, băi, uite, o fată foarte frumoasă, foarte nu știu cum. Ce zice așa? M-am uitat pe profilul ei, părea nou, nicio șansă pentru mine, știi? Adică părea genul nou, te atingi. La fel gândeai cum gândeam și eu în școala generală? Da, exact. E prea frumoasă să fie cu mine? Da, e mult prea așa, doar să aibă vreo... Și i-am scris, da, clasicele, i-am răspuns eu la un story de un detaliu, m-am legat de un detaliu nesemnificativ. Și am vorbit și mi-a zis, dar vezi că am 1.77, așa mi-a zis. Asta a fost, cred că, prima... Am 1.77. Credea, păream pitic. Dar tu ai spus ca glumă? Nu, ea mi-a zis asta. Eu, glumind, nu știu ce, până la urmă am ajuns, hei, ne vedem, poate bem o cafea, ceva. Și ea mi-a zis că păream pitic. Păream pitic în poze. Și eu sunt foarte înalt. Am 1.80. Adică... Și i-am zis, păi, și ce că e 1.77? Eu am 1.85, ceva e genul ăsta, i-am zis, ca să... Adică să mai afura la centimetri. Nu, ești că plânciu, adică așa. Da. Cum zic băieți, știi, na, mai punem câte 5 centimetri. Și ideea este, ne-am văzut la... ne-am văzut în mașină, că era pandemie. În mașină la mine, am stat vreo 4 ore. Zi, te uiți la cameră, mulțumesc pandemia. Mulțumesc Wuhan. Și încet ne-am... Noi am fost cu năbădăi așa, adică când cum, și după aia ne-am sudat, ușor. Și acum, slavă Domnului, da. Știi că povestea Charlize Theron. Băi, mi-a cerut unul prietenia și mi-a zis că să se vede cu mine. Și m-am dus cu el la ceai. Există posibilitatea ca atunci, și asta pentru tinerii care nu îndrăznesc să ceară un sfat sau nu un sfat, să-și arunce ce mai faci, mă bucur că te cunosc sau ce faci, da. să comunice, să dialogueze, există posibilitatea, unul la un milion, vezi că... Da, mulți oameni în milion! Există posibilitatea să fie, da, domne, da, vin la tine, la tine. Dar trebuie să fie gluma potrivită, adică nu, că atunci când, hei, bună, ce faci, nu știu ce, e prea clișeic și ele cam refuză din start, adică din start te arunc. Știi acum ce zic toți băieții din față care sunt single? Băi, trebuie să fii comedian ca să faci chestia asta. Îmi pare rău, nu da, sunt. Da, așa e. Dar îmi pare rău, nu merge. Nu. Da, e, fără ori arăți bine, glume, ori glume. Da, ori arăți super, super, super bine, dar nici prea bine. E pericol. Dacă arăți prea bine, ești prea păpușel. Da. Ați zis că știi ce răspuns aș da eu la asta? Aș face înregistrare de genul, vrei să spun ceva? E bine, bine, e foarte bine. E bine, bine, da. Uite, nu, dacă arăți foarte bine ca Jorge, de exemplu, e rău. Pentru că... Eu cred că trebuie să terminăm cu Jorge-aia la asta. Dacă vă pregătiți pe niște planuri mai serioase și faceți nunta, putem să avem un spectacol mai... Poate să fie primul tău stand-up. Să-ți iei curajul, știi? Dar să facem deschidere. Și să iasă prost după aceea. Îi zic lui Gică să bage poantele alea. Facem. Vin eu... Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. Îl pe Marius? Un balon cu aer cald, un nil și... Se rezolvă, eu nu-s credem. Un imn? Un... Ia. Mai avem un imn. Oh. Sigur că da. Ce? Da, nu-i imnul meu. Da, ai cerut. Păi nu, tu asculți. Dar tu ai cerut. Dar și tu pe... Eu când mă întâlnesc cu George, așa facem. Noi astea tradiția. Salut, George. Salut. Salut. Forța Rapid. Păi dacă atât timp când nu e al FCSB-ului, Stelei, ce e pentru mine. Vezi dacă noi... Nu gânta cu noi. Nu, pentru că oricum ai voce mai bună ca a noastră. Asta, clar, de departe. Dar uite, suntem pe... Cum ar suna prima strofă ca un ungur? Suntem peste tot acasă, poartele ni se deschid, nu e echipa mai frumoasă și iubita ca Rapid. Da, a spus ca un dinamovist. N-a vrut să fie amuzant. Nu știu, dinamoviști ăștia sunt... Și ca să te liniștești puțin, să știi că nevastă mea e dinamovistă. Deci vezi? Sunt obișnuit cu deal de tine. Stau cu deal de tine în casă. Marius, începem.
1, 2, 3 și... Suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid. Nu e echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Rapid, Rapid, luptă dacă ne iubești. Rapid, Rapid, haide, haide, Rapid, Giulești. Inima, inima ce-n piept ne bate, o și știu, la nevoie. Pentru o singură dreptate să-mi vingă cel mai bun. Toată lumea! Rapid, Rapid, luptă dacă ne iubești. Rapid, Rapid, haide, hai, Rapid, Giulești. Ultima strofă! Nu vă dați bătuți o clipă, învățați acest refren, imnul nostru de echipă, glasul roților de tren. Toată lumea! Rapid, Rapid, luptă dacă ne iubești. Rapid, Rapid, haide, hai, Rapid, Giulești. Și acum ce urmează pe stadion? Ce urmează horia? Aleo, 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 aleo. Am învățat tot, bravo, bravo nouă. Numai nouă, dacă e... Bravo, George, bravo, ești, ești atât de, de vertical și... Hai de capul meu, oricând, oricând. Știi că... Știi de ce îmi place mie, Ionuț? De ce? Pentru că iar într-un interviu al lui zicea așa... Ce înseamnă să fii mai practic? Citat. În primul rând, aoleu, să învăț să mă bucur de lucrurile simple. Lucruri simple. Băi, tu-ți dai seama că ai spus toate astea? Acum îmi dau seama. Le-am uitat și am sperat. E târziu. Marius? Te-ai gândit vreodată să faci piesa de când am venit prima oară pe Giulești? Să îi găsești, să o duci mai departe? E piesa mea preferată. E una dintre piesele. E registrată preferat... cineva? Nu. Nu, habar n-am, nu știu, dar sună foarte bine. Nu știi care e chestia, că trebuie să-i cauți o strofă sănătoasă. Mm-hmm. Da, e foarte greu, mult de... Dacă vrei să se continue tradiția, ar trebui să vorbim cu Andrei Păunescu. Adică să facă un... ce scuze, vorbim de niște lucruri. Gândește-te un pic. Voi nu știți, acolo cu Dani Mocanu la poeie. Noi și noi avem imn frumos. Aveți foarte multe cântece frumoase la Dinamo. Am fost de e curând. Ștefan Bănică. E și imnul ăsta nou pentru tot ce înseamnă Dinamo. Dacă îl știți, cântat de jucători. Eu am fost acolo și am auzit foarte mult. Roll the love. Zic, care e, mă? Nu, e frumos. Dar ce, pe stadion ce s-a cântat mult la Dinamo? Ce piesă s-a pus foarte mult? Begin. A fost de 8 ori înaintea meciului cu FCSB. Da. A fost Begging de la Maneskin. Da, da, dar știi că piesa asta a fost scrisă de Frankie Valli. El a știu, fost știu, de mult. Dar eu zic că la Dinamo, cumva, ei, na, băiau și Begging, Begging un egal. Și în continuu s-a pus piesa asta. Incredibil. Da, da, da. Acum, sperăm că azi, acum joacă Dinamo, în acest moment. În care interesant este că, mai zic, că tot, și Begging, nu știu ce, suntem singuri cu melodia autohtonă. Noi și Craiova, n-o să mă arunc, dar nu e colegul, nu e colegul și Craiova. Și noi avem o grămadă, Dinamo. O grămadă este la rugby. Am pregătit întrebările. Asta e o... De la Dinamo. Peter Gabriel. Peter Gabriel nu-i dinamovist. Ionuț, Jim Carrey sau Mihai Bendeac? Jim Carrey. Michael, sorry. George, tricou sau cămașă? Că e la fel, ești... Tricou. Ionuț, mai ușor cu camionul în America Latină sau în România? În America Latină. Că nu-l conduceam eu. Deci. Știu răspuns, dar eu pun așa, de complezență. George, Horațiu Moldovan sau Lobonț? Horațiu Moldovan, oricând. Oricând. Păi de ce crezi că am mers la Euro? Păi da.
Dar noi am și... Mulțumită lui. Eu am băut un par de vin cu el după... Mai multe. Și l-am spălat în ureche, amândoi, efectiv. L-am prins în club a doua sau a treia seară după... Nu, era liber, n-avea nimic, n-avea nicio obligație. Atenție, da! N-avea nicio obligație. Era pauză. Am fost la premiera filmului Miami Beach, da, și după am mers în club. Și asta foarte puțin. În club amândoi am fost... Ești cel mai tare portar de România! Te iubim! Iute că era copil, acum era idolul meu. Iertați-mă, ieri cu un pahar de apă plată în fața Aqua Carpatica, evident, zicea, mulțumesc. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Vă rog, mulțumesc, să nu mă ispitiți. Da, da. Aș vrea să nu mă ispitiți. Am un program riguros. Nu, chiar a fost, a stat puțin până la 5. Adică chiar a fost... Nu. Chiar a plecat repede. Scuze, corați. Da, o să fie, da. Asta, așa. Fie de aici. Ionuț, Volvo sau Scania? Volvo, pentru că Scania n-am apucat să conduc, doar Volvo. Ce ești fidel? Am avut Volvo, care Actros, ce mai... Actros. Cu? Actrosul, Mercedes-ul. Actrosul pe care l-am condus cel mai des, Actros. Ăla e cel mai tare, top of the top. E preferatul meu, da. Cutie automată, tot. Și acum intră reprezentantul acest. Tir. Este miniatură. Mulțumesc, nu? Aceasta este cheia de afară, mă așteaptă. Te așteaptă o supermașină. Și cum se oprește? Eu nu era și bancul ăla. Explică-mi aerul ăla care... Ce e? De unde vine? Se eliberează, cum îi zice, aerul din, nu știu exact. Ceacrele? Ceacrele tirului. Nu, zice, are și perne de aer, el e pe perne de aer. Își lași ca la autobuz. Oftează tirul. E obosit și că mereu când... Nu. Câte tiruri oftează după tine? Ah, Ionuț, ca scena aia de stand-up. Uite așa. Auzi, dar știi că de azi înainte mai așa... Pare că m-ați adus aici pentru asta. Dar știi că de azi înainte tot așa o să spună. Uitați-mi că tu nu faci. Dar cu asta mi-am început ziua. Primului mesaj de pe WhatsApp azi a fost: băi, nu vrei, mă, să încerc. Eu am vorbit în februarie. N-am vorbit o zi. Am vorbit o săptămână. Dar părea că totul e pregătit. Este o mizansenă. Bun. George, ce comedian ți-ar plăcea să vezi în următorul sezon la America Express? Pe Radu Bucălaie, bunul meu prieten. Mi-ar plăcea. Și de România, adică nu doar din... A, tu ai zis pe bune. Eu am zis pe bune, mi-ar plăcea să-l văd. Adică tu chiar crezi să vă face Bucălaie față acolo? Nu, dar vreau să-l văd în situațiile alea, că nu m-a crezut cu nimic din ce i-am povestit. A zis, du-te, bă, că n-are, mă, cum. Ei, ești tu prea așa, că nu. Și vreau să-l văd. Până tot zic, mă, lasă. Da, și vreau să-l văd, vreau să râd și eu de el. Abia aștept. Dacă l-ai venit pe Micuțu, crezi că Micuțu s-a... Ce-ar face Micuțu acolo? Ar schimba cursul emisiunii. cred că... Băi, aș vrea să-l văd. Da, mi-aș dori foarte mult. Ar fi. Și s-ar impune mult mai puternic. Și are și de asta un sezon văd că el e, mega amuzant. E demn din ce-l știu și s-ar impune în orice. Vis-a-vis de orice. Ceea ce noi n-am făcut, asta vrei să zic. Nu. Nu cred că la un dat, nu știu. Da, nu, ar fi foarte amuzant în primul rând. Da, e un personaj extrem greu fizic. Dar Bucălaie rămâne. Da. Eu pe Bucălaie l-aș trimite. Dacă mâine aș primi derogare de la antenă și ar zice, bă, fă tu castingul, pe Bucălaie l-aș lua. Ai vedea vreo fată comediantă acolo? Fată comediantă. Deci, Popovici, Maria? Deci. Dar nu știu, nu, cu Mincu, cred că s-ar că Mincu ar fi, îți dai seama că e cu sportul, e nebun. Deci, Mincu când s-a încordat aici, mușchiul, mă bicepsul drag, mai seri. Dar exagerează un pic. Sincer, nu mai gata, am înțeles. E prea musculos pentru un comediant. Da, un comediant are o limită. Antonia, te sărutăm, să știi că... Nu, un comediant trebuie să aibă o limită. Și asta îi zic și lui, dacă mă întâlnesc. Trebuie să-i corp amuzant. Da, trebuie să... Ești prea bine pentru un comedian, frate. E zeu, e Adonis, dacă te uiți la el. Da. Trebuie să-i mai oprească un pic, să mai bagi niște guiași. Știi că la special, la un dat, când a intrat el să facă introducerea Mariei, chestia că de fiecare dată vei asculta majoritar femei la început și după aceea majoritar bărbați la final, după ce termină Maria. Da. Dar pe Maria aș vrea să o văd și știe că eu glumesc acum, aș vrea să o văd în clipa aia disperare. Știi? Ea e perfectă pentru femeia aia de tip spaniol care se luptă, eliberatoarea, care își fâșie de pe ea, lup la capăt, nu voi noma voastră de nenorci, știi? Aia aș vrea să o văd, aia cu clipele alea. Tare. Dar cred că trebuie să mai pună la bani. Cred că aici se mai lucrează. Da. Ionuț, cel mai bun personaj făcut de George este? Stai că sunt multe. Stai așa, să fac un clasament. Îmi place mult Siriac. Siriac îmi place mult. Deși nu e mainstream. Mainstream, da. Da.
nu e mainstream. Ai numai atâția bani ca aceea pe care i-ai cheltuit astăzi. Și dacă mâine dă mașina peste tine, cu ce se alege omul respectiv? Ceva de genul în zona asta este domnul Țiriac. Dar și vântul. E... și vântul. Salut, generație. Da. Acesta este un podcast mason. E plin, plin, plin generație de mason. Da, eu sunt două personaje care mi-au plăcut mult și care deși sunt mai sunt, nișate. Da, nu sunt mainstream. Nu sunt mainstream, nu sunt Iohannis, tot. Se le știe toată lumea. Dar mi-au plăcut mie foarte mult. Asta e toată diferența. Da. Și cu asta, oameni buni. Și cu aceste două personaje. Da, mă face să mă gândesc. O întrebare ușoară, George, Uber sau trotinetă electrică? Întotdeauna Uber. Că la cât de prost sunt, s-ar putea să dea trotineta electrică peste mine. Să dea Uber diesel. Da. George, Gigi Becali sau George Copos? Gigi Becali, întotdeauna, unul dintre personajele mele. Nu crezi că imitarea lui deja e... A avut o buclă de cădere, în sensul că gata, toată lumea l-a făcut, toată lumea știe da, să-l da, facă da, cumva, da, da, da. Dar Gigi Becali e un alt Gigi Becali acum față de Gigi Becali trecut. Mai smerit? Mai smerit. Bine, acum iar are o buclă, ca la criptomonede Gigi Becali, știi? Scade, crește. Acum e, da, e bullrun. Adică aș fi zis până acum vreun an că Gigi Becali e smerit, nu mai mi-ar de tată. Nu mai vreau să... Păcatul lui Dumnezeu să mai... Dar acum iar iese în față și iar începe să-i placă un pic de atenție. Haide, mă, veniți în coa dacă vreți să vorbim. Haide, încoace, faceți păcate dacă stați acolo. Acum combină cumva religia cu entertainment-ul, ceea ce mi se pare dumnezeiesc. Ca să mă gata. Deci, divin, să spun așa. Divin, da. Eu nu știu cea mai proastă emisiune este? Mamă! Atât de multe? Și că Mihaela. Nu există emisiuni proaste. Frumoasă e. Dacă aș fi în locul vostru, eu mă opresc de fiecare dată la televiziunile astea de nu le-aș spune de nișă. Că sunt pe... TV? Care? La 6 TV? Agro TV. Sunt niște emisiuni. La Columna, la... Nu știu, sunt niște titluri. Da. Și stai și te uiți acolo. Dar sunt bune. Deci pe cât... De ce? Pentru că tu trebuie să vezi partea cealaltă. Da. Te ajută să vezi bottom-ul, partea de jos. Știu și aia, asta e amuzant. Mi-mi place să mă uit la emisiuni proaste. Să-ți mai pun cu atât salutarea lui Gigi Gheorghiu? Noi îl iubim pe Gigi. Dacă dragoste nu e, nici Gigi nu e. Pui mâine. A fi atent. Ionuț, președintele preferat român al tău din toate timpurile este? Băsescu, o să zic, dar sigur mi-au hate, dar nu... Băsescu. Da, era cel care activ. Râdeai. Era activ. Da. Ieșea, făcea lucruri, avea carisma poporului. Sunt de aceeași părere cu el. Adică, nu, era acolo. După Gheorghe Udrești. Ana Paucă, lasă-mă că... Să fim serioși. Da. Băsescu, da. Cred așa carisma, avea și Ceaușescu, da. Da. Nu puteai tu să... Ești curios cum ar fi reacționat Ceaușescu dacă s-ar fi uitat la o parodie cu Ceaușescu, dacă ar fi râs. Că nu cred că a avut nimeni curaj să facă... Nu, n-a făcut. Nu. Cel mai gustos pește din Delta Dunării este? Carasu. Mie carasu îmi place. Cel mai gustos. De caras? Pă bune, vorbesc așa despre caras? Despre caras vorbeați voi? Premoniție. Între băieți? Ciudat. Așa, asta e viața. Carasul am avut și probleme pe tema asta acum. Ionuț, parizer cu muștar sau salam de Sibiu cu unt? Parizer cu muștar. Da. Totdeauna. E muncitorește. Păzier. Totdeauna. Tom și Jerry sau familia Flintstone? Tom și Jerry, ce flis, doamne. Lăsați-ne cu preistoria. Să înțelegem noi și lucruri mai complet. Tom și Jerry. Ionuț, dacă ar veni George să te colinde... Nu, fără bani. Nu zic. Și n-ai avea nuci, mandarine sau bani. Cu ce le-ai răsplăti? Și n-aș avea toate astea. Nu, n-ai avea toate astea. Promis. Cu nimic. Nu l-aș răsplăti. Adică cu o FIFA. Aș consuma niște curent ca să joc cu el FIFA, da. Așa e, că voi doi sunteți nebuni după FIFA. Nebuni, da. Jucăm. Păi, na, la 30 de ani, ce vrei? E vârsta. Băi, iertați-mă, dar credeți că e un handicap pentru mine major că eu n-am jucat niciodată FIFA? Da, adică... Ce-am pierdut?
Păi ai pierdut. Asta. Asta ai pierdut. Ce e asta, mă? Ce e asta? Păi asta e eu. Ce e asta? Ce e asta? Este imnul Dinamo. Nu, chiar ai pierdut. Că din vestiare. Da. Știi că noi nu suntem stresați și n-am îmbătrânit mult mai tare din pricina asta. Datorită jocului de FIFA, că ne-a destresat. Trece timpul. Da. Deci, iartă-mă, să nu greșesc. FIFA este atunci când ai un controller. Controller. Da. Hai că vezi. Controller. Da. Mă uit la televizor. Da. Pe televizor este un program care se încarcă. Da. Da. Eu mi-aduc aminte, voi nu știți, când era cu 30 de ani când se încărca un program. Că erau cu biții aia care intrau. Bine. Deci parcă vorbesc de Cretacic, să mor eu dacă nu mă uit pe fețele voastre. Se încărcau, vai de mama, e un pic, cu Aternar acolo. Da, epoca de, da. La mersi un dat așa o să-l clasific. Te-ai născut în anul în care, așa te aranjezi. Democrația, Democrația, am luptat pentru nimic. Nu mi-ai prins un buretele aruncat. Da, fiind, și dau drumul. Da. Și am o echipă. Smiley mi-a zis mai multe că el e nu știu ce nivel, nu știu ce... Se vede pe tot. Deci tu te uiți la un meci de fotbal. Ok. Și tu controlezi meciul ăla de fotbal. Toți 11 oameni? Da, pe rând. Tu 11 ai tăi. La cine-i mingea? Nu poți să controlezi cu două butoane 11 oameni. Asta ne-am întrebat și noi când am început. Dar... Dai, bă, dar ce? Magia tehnologiei, suntem departe. Noi n-am reușit să creăm operații care... să ne facă pe noi bărbații să satisfacem femeile, dar pe FIFA suntem geniali. Da. Suntem. Și mă duc la Ronaldo, Ronaldo, nu? Nu mai. Cine e echipa voastră? Acum Mbappé ăștia, Ronaldo, da. Aia e trecut, băiatul. E trecut, da, sau și la Arad. E, nici nu mai poți controla. Da. Trebuie mai multe butoane pentru Mbappé, Ronaldo. Ordone, TRM, SN, că știi, Haaland și băieții ăștia. Ok. Și aceeași? Nu. Păi depinde cu cine jucăm, ne alegem. Și amândoi stați pe o canapea în fața televizorului. Exact. Diagonală. Inci. Da, generoasă. Tot. Generoasă. Toți inci. Suntem comedianți, domnule. Vă uitați ca în reclame. Așa. Vă uitați de pe canapea unul la altul ca în reclame? Începem? Da. Da. Vă luați niște chipsuri, mipsuri, nu. Păi nu poți să mănânci în timp ce te joci. Bravo, mă, atunci de ce se practică? Da, ăia care stau lângă, că nu, da. Te joci doar în. Aveți spectatori. Da, ne facem turneu. Faci turneu. Alegi Corea, alegi patru echipe. Eu sunt Manchester City, tu Bayern München, el PSG, el Real Madrid. Mm. Da? Eu joc cu Manchester City, Real Madrid joacă cu Bayern, câștigătorii dintre noi joacă între ei și vedem la final cine. Râcă, se produc tot felul de... Râcă. Da, la ce? Eu mi-am dat seama de chestii și lucrez acum la stand-up la premisa asta, că înjurăturile unesc bărbații. Noi când înjurăm, și de-aia mergem și pe stadion. Noi când mergem pe stadion să înjurăm, noi ne eliberăm. Nu contează pe cine înjuri și de regulă pe arbitru. Eliberarea e ok. Asta aprob. Cum femeile sunt unite de bârfă. De ce se uită la... Eliberarea pentru femei se numește bârfă? Eu asta cred. Se scrie toate femeile care simt asta, acum. Cele trei urmărit. Două. Șase. Două. Mirela. Tu. Da. Da? Rodica, mama. Ia se uită în bătânare fidelă. Delia, sora. Am și Delia cealaltă. Și Mariana, mamă. Că se uită și Delia. Hai să le pomenim cu toți ființii, să le pomenim. Bine, ok. Ok, te-ai lămurit cu FIFA. Da. Avem FIFA? Punem FIFA să văd și eu cum e? Îți facem. Ok. Și în cât timp? Poți să fii mai bun ca ei? Pe pian? Pune FIFA pe pian? FIFA. Cum ar fi să dai pase de pe clape? Da. FIFA. Ionuț. Da. Nu. George, da. Zi-mi un fost capitan al Rapidului născut în aceeași localitate cu Ionuț Rusu. Mamă, cred că eu știu. M-ai omorât. Din Gheorgheni? Cred că eu știu. Dacă nu-i după 2000 încoace, n-am nicio șansă. Cred că e după 2000 încoace. M-aș arunca să zic Ienci, dar nu, n-am nicio... Aproape. Na, am fost aproape? Era aproape. Ești? Ilieș? Da. Ieși. Da. Ah, ce prost sunt. Da, acum mă, e la Miercurea Ciuc la Academie. Da. Să știi că Ilieși, perfecțiunea îi trebuie în perfecțiunea. Mulțumesc. Ne-a știți dinamovist. Și m-am uitat la versuri. Așa știu melodiile de tiriști. Am rugăminte. Întreabă-l de capitan de la Dinamo născut într-o coaie. Nu cred că sunt, dar mă rog. Și că toți capitanii de la Dinamo ar fi vrut să se nască într-o coaie. Dar nu a avut șansă. Dar nu, n-a avut nimeni șansă. Într-o coaie. Stai că eu nu sunt prezentator de matinal sau jurat la emor? Matinal TV sau?
A optat un pic înainte da, să da, 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 da. Ca trezire și ca program, jurat, ai umor. Că e, practic lucrezi cât timp? Cât e emisiunea? Nu, sunt câteva, da. Sunt 15 emisii, 16 emisii, da. Atâta lucrezi. Da, ca program zile. Și ca lejeritate, așa, jurat, ai umor. Am dar înțeles. Ca suflet, prezentator matinal. Deci, practic, te vei dedubla atunci. Da. Perfect. Bine, de mâine le vei face pe amândouă. Ok, perfect. Te însărcinez. Cel mai bun personaj parodiat de Ionuț este? Cred că și cel mai cunoscut. Cred că Iohannis. Cred că Iohannis. Deși mie personal mi-a plăcut foarte mult ce a adăugat pe Rifai, pe Denis Rifai. Ce a adăugat pe... Păi am pus niște... am niște frișcă. Nu, dar eu în permanență... Asta era gluma mea vis-a-vis de Denis Rifai. Ce faci astăzi? Iar acum întrebarea... Ce ai făcut ieri? Păi, eu ți-am dat două întrebări până ți-am zis întrebare. Ți-am dat două întrebări. De ce mai zici ce întrebare dacă tocmai ți-am pus o întrebare? Asta mă întrebam și eu. Pe asta am structurat și eu toate parodiile pe care le-am făcut. Pe o întrebare în... introducere și cu totul altă întrebare. Da. Cu totul. Dar n-are legătură, știi? Da, ideea e că suntem la un podcast, nu știu ce. Urmează întrebarea, ce culoare au șosetele tale? Ați împodobit un brad, nu știu ce, să vă zonește că sunteți cel mai bun împodobitor de braduri din țară. Și după aia se întâlnește. Urmează întrebarea. Ce mărime are alunița dumneavoastră? Nici o legătură. Genial. Dar știi că m-a citat undeva că mă leg de întrebările. Cum să nu te deși de întrebările dacă asta faci? Și mie mi-e teamă, dar de aia n-am mai... M-a sunat când o... Norocosule. M-a sunat și spera cumva... Norocosule. Știu. Dar m-a sunat fără să un număr. Bună, Ionuț. Bună. Și mă întreabă. Știi cine sunt? Știam cine e după voce. Știam cine e după voce, doar că i-am zis nu de ce, ca să o ascult cum zice... Sunt Denis. Pentru că știam cine e. Știi cine sunt? Nu! Sunt Denis Rifai! Cine ești? Da, i-a plăcut. E un rol pe care îl joacă și când o vezi în realitate, că am văzut-o o singură dată. Mm. Și eu și... Mm. Eu am fost coleg cu ea la canal. Are o prezență și o energie fantastică. Și când trece, se face un pic de gheață în urmă, e așa cam frozen. Da. Adică, nu știu, probabil și de percepția fiecăruia, dar eu când... Să fi fost la castingul de la Maleficent? Acum, dă-le ideea la de la Maleficent. Ce? Dar are o prezență, are o energie, are mișto. Și face judo sau ceva, nu mai știu ce, taekwondo, face o chestie. Face chiar sau a făcut? Se antrena la canal, da, uneori. Retrag tot ce am spus despre Denis Rifai. E genial. Tot. Iar acum o întrebare. Urmează întrebarea. Roșie. George. Mm. Ți-ar fi mai ușor să-l faci pe Brânciu sau Bănică? Să nu-ți fie frică. Să nu-ți fie frică. Păi, pe Bănică l-am mai imitat. Adică, eu pe Bănică l-am imitat de mic. Da, am poze. Că video-uri nu aveam atunci. Am poze, cum îl fac. Se aude pe poze. N-am posibilitate. Scuze-mă. Da, dar pe poze. Iar, dar acum mi-am dat seama, aflându-ne la ultimele 10 de minute de final, mi-am dat seama că unul a fost de mic copil cu Brânciu și altul cu Bănică. Da, și eu am fost cu tine, dar eu nu știam la început că tu cântai în Aladdin. Te-am înșelat. Da, adică... Că nu știam... Nu te vedeam. Știi că au chestia asta americani, nu știu cum. Ei nu fac, nu marketing, ei nu pun în frontispiciu numele românilor care dublează sau da, fac. Da. Nu, nu e interesant. Adică când l-am dublat pe Robin Williams, de exemplu, nobody knows, știi? Da. Sau când am făcut Cartea Junglei, când am făcut Balu, oare alt personaj fac? Atunci eu zis, ok, fă-l, dar m-au recunoscut. Tu ești ăsta, da, pentru că vorbeam foarte mult. Eram ursul care... Și din mersul lui. Așa, ora. Dragii mei, eu zic că am desprins câteva idei din întâlnirea noastră. O să vă ofer acum, amical, iubire, ce ne aduci tu acolo? Am mai multe lucruri să vă aduc.
Fii atent. Cine aduce moșul nou? Deci e o surpriză și pentru mine. Da, este o surpriză pentru toată lumea. Este sensul copilăriei. Ce frumos. Colivă? Nu. Mere. Este mere, iubire. Mere. Mulțumim. Merișoare. Este de Crăciun, mă, băi. Foarte bun. Băi. Mulțumim, nu sunt foarte bun. Băi, ce-i asta, mă? E bună combinația. Băi, dar ce-i asta, mă? Pare ceva ce ai mâncat-o zilnic, că nu mănânci carne. Ia, zi. Vreau să o gust puțin de la tine, zi. Noi suntem trei copii la masă. Da, gustă la mine. Dar vreau să gust puțin de la tine. Dar vreau, tine! Mama! Scăzi reclamele alea la Fruity Fresh de acum. Nu, dar știi că după podcastul ăsta, Ana, schimbăm și noi meseriile, da? Aia, dacă îl montăm bine. Biscuite. Mamă, ce bune biscuitele. Nu ți-am spus eu. Doamne, ce m-am speriat că tu nu bei ca o Carpatica. Deci pentru o secundă, nevăzând doza. Eu beau, dar nu așa cum vrei tu. Bei apă mineral în apă plată? Inception. Ești prins din apă. Inception! Deci asta nu m-aș... Deci numai tu puteai să faci combinația asta de cuvinte cu Inception. Asta deci mi se pare atât de... Zi tu mă ce a făcut băiatul. Ce echipă ții? Rapidist, aristocrat. Pentru că ați fost cuminți. Întotdeauna. Nu mi-ați luat din apă. Ți-am băut toată apa. Coria, tu nu ai apă în casă. Mi-ați lăudat-o. Pentru asta o să vă dau de la domeniile Cuza. Pomană, cum ne place nouă. E tot vin alb. Dacă vrei vin roșu? Nu, alb. Să rămână mult, mulțumesc. Cu drag, mulțumesc frumos și eu. Mulțumim mult. Și dacă vă întreabă cine? Cuza? Domeniile Cuza. Îmi dai, te rog, și o acocarpare la pachet. Deci, nu, eu n-am ce să fac copii ăștia, e... No, George, dar cred că-i trimis. Tu ai vorbit cu agenția de la Aqua. Nu am vorbit cu nimeni, doar îmi place. Asta cu fructată. Deci, bine. Noi... L-au dat uși domeniile Cuza. Noi facem așa. Aș vrea să înțelegi că întâlnirea asta nu a fost degeaba. Nu ne-am chinuit să mâncăm gulaș pentru tine, să mâncăm din platou ăla plin cu cărnuri și să-l gustăm din dulce ăsta din Aqua Carpatica și din domen. Nu ne-am întâlnit. Să încep spectacolele odată. Mă apuc, gata. Vreau să vă spun un singur lucru și acum, adică eu glumesc, dar vorbesc serios. Marius face și muzică de film. Da? Avem nevoie. La ce prețuri, aproximativ așa, dacă... Face. Asta se discută afară. Da. Priceless. De neprețuit, da. Pentru toate celelalte există, da. Marius, vă după. Iar dincolo de chestia asta, de fiecare dată putem încheia, eu mă gândesc la finish-uri, la erate, să le spun așa, când se termină, știi exact cum face și Denis Irfai. Filmul 20 de minute despre ceva, final, poanta este total despre altceva. Cred că o să mor eu la final, pentru că am găsit o bucată mare de ghimbir care... Vai, erou de tot. Uitați-mi să spun un lucru important, dragul meu, faptul că eu și Ionuț deja am fost prezenți într-un film. Spune-i. Da. Da, v-am văzut. Noi am fost într-un film de construcția unei echipe. Asta e traducerea în română, construcția echipei. V-ați descurcat amândoi. Și acolo am construit. Horia fiind din rai, eu fiind de pe pământ. Exact, ca în viața reală, eu aspirând la statutul. Tu aspirând la statutul de Horia. De Horia. Dar într-o zi, Ionuț. Și acum mă întreb de ce mi-a dat Burmania telefon. De ce micuțul s-a gândit la mine? Bine, micuțul și acum îi zic... Deci prima mea interjecție față de micuțul este Horia. Pe el, Căminul Horia, da, Brânciun, da. Film. Și atunci, de fiecare dată când postează ceva, încep
Horia, Horia. La care îl și văd, zice. Aoleu, iar ăsta am scris. Ce drag m-a pus să-l imit să fac rolul cu numele lui Lee, nu? O să mă pândească până atunci, poate. Da, da, Horia, Horia. Bine, și vine și lui Coteț. Sunt mai mulți și-au băgat mâna acolo. Dar a fost riscant și vreau să spun că a fost foarte riscant. 1.000.000 de bilete mai târziu vândute. Exact de aia am zis, hai să o fac. De asta spun, un exemplu în plus. Du-te acolo. Unul pe lună. Unul pe lună. Un spectacol pe lună de stand-up cu Ionuț Rusu. Bine, mă, ok, fii atent aici. Schimb numele. Nu e cu Ionuț Rusu. Jonas Russian. John Rasky. Eu am numele pentru făcut pentru Hollywood, de mic la John Rasky. A, tu te pregătești? Da, vrea da. Să vă părăsească, doamnelor și domnilor. Vrea să schimbe, vrea să ne vândă țara pentru niște dolari americani. La mine sună greșit numele meu de film, cum mi l-a dat Siri la un moment dat. George the Nazi. Așa mi-a zis Siri și sună ciudat. Exact așa. Ia. Bă, depinde că vin vremuri nasoale. Am văzut ce partide câștigă. Hai de prin Doamne, Europa. Da. Am 41 rupei pe filme. 41 rupei toate. Da. Eram Chaplin. Ne pregătim, da? Pentru... Ne pregătim, da. Pentru... Vă mulțumesc că ați împodobit bradul alături de mine. Cu mare drag. Iată, fiam de aici. Iată pe relantii împodobirea bradului. Terry Dean. Nu mai pot să te trăiesc drumul. Mi se vede cu... De mic visam la asta. Ok. Ideea e că au fost imaginile. Da, da, da. Pe lantier, că ce s-a întâmplat? Chiar mi s-a văzut, da. Da. Decolteul instalatorului cu Ionuț Rusu. Decolteul instalatorului. Da. Am rugăminte. Înainte să-i dăm drumul, cum ar suna ăstea într-o ungurească stricată? Într-o ungurească stricată de așa? A, lucrări simple. Lucrurile simple lucrurile, mă, sunt de ajunse. Nu dorește nimic la pluse. Vrea și la mâine aceeași ce are senii. Inime să mi fie așa cu un fulg la palma ta. Pătămine. Da, pătămine. N-ar să fi prea puțin. Nu mă caut cuvinte grea de înțeles, nici la multe motiv ca să iubesc. Urce vise l-aș avea, lucrurile simple voi păstra. Ce are albastră, eu și tine. Mi de ajuns doar muzicul, mi de ajuns privirele tău, lucrurile simple voi păstrează. Ce să ne înțepe! Așadar, următorul podcast îl vom transmite din Harghita. Veți înțelege doar jumate din ceea ce se va vorbi. Dar va face vizualizări. Da, va face vizualizări și principalul nostru om care baza, Victor Orban, va fi... Încântat. Încântat. Șep și San Gheorg să vă uitați. Șep și Iconoi. Cum se pronunță ăla exact? Șef și Țian Iurgi. Așa e o echipă de fotbal. Da, am fost la ei. Da, și ne-au învățat. Șef și Țian Iurgi. Am învățat și eu. Țian Iurgi. De-aia ne-a nu prinde. Nu, nu pot. Când vrei să faci băi să câștige, pentru că știu că un gând al unui suporter poate să fi transmis. Oiro, șef și. Oiro, am cântat. Oiro, șef și. Asta ce e oiro? Hai, șef și. Oiro. Oiro, șef și. Asta e la ei.
Hai, Radiardiu, noi avem o echipă de hockey, cea mai bună, campioană, acum, Pro Game. Hai, Radiardiu, hai la Pro Game. Adică Oreo. Nu, azi e. Oreo, șepșip. Oreo e partea ilaltă, e mai lais. Oreo, șepșip. Dragilor, mulțumesc frumos pentru seara asta. Mulțumim de suflet, Horia, a fost o plăcere, o onoare. Te așteptăm pe Giulești, oricând, nu o să te linșeze nimeni. Nu, că eu am mai fost așa pe bilete gratis. Nu, acum știe toată lumea. Da, acum, da. Acum toată lumea știe la tine. Da, în cazul în care Dinamo... Franțe Marța se ducă înapoi. Nu. Să zicem că a noua echipă e Rapidul, da, pentru mine. E a doua, dar nu recunoaște. Da, vezi că tu poți să cânti piesa asta când o să zică Dinamo. Da, că pleci. Vreau să... Dar, cu drag, sper să am și mai mult timp, că spre rușinea mea am cam lipsit de pe teren, dar drept pentru care și rezultatele. Păi asta e păi Horia, hai. Eu când mă ridic și nu glumesc la faza asta, apropo de refulările aferente, când văd o nedreptate pe teren, mă ridic și cu toți plămânii mei de tenor dramatic, băi, arbitrule, băi! Și de, nu de puține ori, speri. Nu e Horia Breciu care mă ceartă. Doamne! Doamne, reușit, mamă! Bricheta asta a fost aruncată de Horia Breciu. Hai, lasă așa cu bricheta, că nu. Numai că mă gândesc la brichetă. Doamne. Și cum îți spuneam bricheta așa? Baftă vouă, abia aștept să ne revedem din nou oriunde ne-am afla. Doamne, și nu uitați, un duo la Vocea României. Oricând. Am și piesele. Păi gata. Prima piesă, cântat jaga-jaga, apăs eu. Știu că te voi și apăs. Deci asta e hintul nostru. Deci promiți că noi venim. Ideea că o să fie bătaie. Și atunci, că asta e viața. Viața e ca la Vocea României. Vii acolo cu speranța, bă, să se întoarcă unul. Bă, ăla care se întoarce primul. Se întoarce unul, dar în același timp se întorc patru. Și după aceea, viața e prea bună, bine. A, păi nu mai are până la primul. Pe cine să aleg? Înțelegi? Da, nu, noi pe tine te alegem. Noi pe tine, da. Dar te-am alegem ales pe tine, da. Pe Tudor, nu. Deci ar fi culmea să-i alegem pe tine. După ce tu ne-ai făcut tot drumul. Și, ok, hai, mulțumim, dar... Da, știi cum e viața? Da, știi cum sunt scorurile? Mai le joacă FIFA. Dar nu mă apuc eu de FIFA. Marius a intrat la mine cu Ox, Tren și Goi. Nu vrei să cântăm asta amândoi? Amândoi? Încep eu. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa. Ce timbru? Ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Nici multe. Ce voce! Orice-i vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cerarea albastră a eu și știu. Hai cu cerarea. Mie de-a ajuns doar muzica, mie de-a ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. A fost pentru voi Marius astăzi. Da, știu, iubitorii de muzică populară din fața micilor ecrane doresc căvioara la Marius, poate săptămânile viitoare. A fost Șerbal la sunet, care ne-a dat o fără de sunete. În final ar vrea niște sunete de aplauze și cu râsete! Ăsta e, băi! Mulțumim frumos! Și acum să mai aud ecou râsetelor! Și aud pe scărușii!
A fost Tavi care a pregătit delicios aceste gustări speciale. Andreea a plecat să... Să spele vasele. Crăciunul se apropie și noi suntem pregătiți. Cum podobit. Bă, ce frumos. Bă, ce frumos. Super, bă, ce frumos. Trece la strofa a doua. Ieșit cum a ieșit de bine. Mie-mi place orice zi. Pardon. Care mi-ar putea zâmbi dimineață de lângă perna ta. Asta ziceai și în America. Îmi place tu așa cum ești. Oh, baby. Când mă cerți mândeveri și speranța că pe scenă vei urca. Nu caut mistere să le dezleg. Nici după, nici după chimere, chimere. Nu vreau să le dreptate și frăție. Tot înainte. Orice vise aș avea. Bă, aș avea. Trebuie să gândi o locul. Crușcă! Jicorul! Cer albastru, eu și tu. Eu și tu. Mie de ajuns doar mie de ajuns doar muzica. Mie de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Voi păstra și pe Antonia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Horia, horia, nebun eror. Yo 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 nu tutu. Geo o orge. Astea nu, sunt se fără. Potrive, nu se potrivește, ceva nu e regulă. Nu, nu, nu. Trebuie să ne schimbăm. Horia. Vrei nici să vă nilate. Frumos! Bravo! Bravo! Așa foarte, foarte bine, dacă nu s-a tras, nu e o problemă, pentru că noi avem poante și pentru următorii. Ca un spectacol, avem un spectacol matineu și un spectacol la seară. Un popor de dimineață. Nu, nu problemă la noi, putem... E repetiția asta oricum. Noi. Așa și ce scrie. Hai rapid, hai rapid la mine în brațe să te iau este de soață. Hai rapid. Mamă! Și că multă succioasă! Multă succioasă! Oriul? Oriul! Nu. No. Cum se succeasă Horiul Brâncea? Să fie. Îmi trebuie o rupă, te rog. Traduce. Eu merg pe grad. Sigur că da. Și o semnătură, stai. Și o semnătură. Bă, bă, bă. Lângă inimioară. Te cu două și eu. Fac. Ia, ce frumos. Că s-a făcut. E? S-a semnat. Antonia, 1.80. Antonia, te pupăm. Dacă observi, mi-am pus tocuri, de aia sunt în altfel. Că altfel e foarte mic cu el. Da, și Colin, am uitat de crușcă, să zic. Hai înapoi să ne punem. Încă 4 ore. Reluăm! Tragem la ce. Melodia preferată asta în camion de la crușcă. De la crușcă? Sus, 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 pe lângă lună. Sus, 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 pe lângă lună? Da, mândru arde o lumină. Nici aceea nu-i lumină, că e un scaun de hodină. Da. Nu știe, nu le știe toate. Dar pe scaun cine șede? Șede Maica Preacurată cu un fiuț micuț în brațe. Dar e mult mai tragic în muzică. Adică... Decât pe șosele. Da. E mai... Aici pare veselă, dar e arunit. Și ce face tirul? Face o aquaplanare atât de plăcută. Parcă zboară. De Crăciun, dați-mi voie să vă cânt... La cererea publicului. Exclusivă. La cererea publicului din doi oameni. La cererea prietenilor. Dar au guri mari. Moș Crăciun cu pete albe a sosit de prin nameți
și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun.